Mi-am m-au -ă zis, da? Eu vă văd. Puțin mai tare. Se dau mai tare, da? Ok. 2, 2, 3, 4. Se aude, da? -se foarte slab te aud. Ia, să dau mai tare. Acum, Gabi. Acum. Acum e bine. Da, ah. bun. Ok, pe perfect. Gata. Așteptăm un pic. La 22 sună de la realitatea și intrăm în direct. E bine, stăm așa. La Acum 22, la, în două minute intrăm. am ah, spus la 22, 22. Nu, no, no. nu, nu, nu. Gata, imediat. Gata, Mărcuș. Când a fost cu Marcuș? cu mărcuși, stați că oricum ne aude lumea, să știți că în momentul ăsta, de aia nu dau imaginea, sunt milioane de oameni care ne aud acum și a fost bine. Gata, imediat. acel, da, eu mi-o microfonul un minut până intrăm în direct. La regulă. Sărătuna și bună seara, vă spun tuturor celor care la această oră vă uitați la emisiunea Templul Sportului Este a 45-a ediție a emisiunii Templul Sportului de pe Realitatea Sportivă Canal de televiziune pe care îl puteți vedea pe rețeaua RCS-RDS Începem la o oră de Champions League, ora 22, o emisiune care credem că va fi de Champions League Pentru că avem un invitat de Champions League și subiecte de Champions League se joacă Vila Real Liverpool, dacă se întâmplă ceva o să vă anunțăm Vom vorbi însă despre Universitatea Craiova, care cu două etape înainte de terminarea campionatului s-a salvat de la retrogradare Voi profita de faptul că invitatul de astăzi seară are o experiență cum rar se mai găsește la vreo echipă din Liga 1 a lucrat tot ce e posibil în sportul românesc și în fotbal A fost patronul primului club de copii și juniori, primei academii, cum se poartă acum această denumire. A fost antrenor, a fost președinte, a fost realizator de emisiuni de televiziune, acum este director general la Clubul Olteniei, adevăratul club Universitatea Craiova. De aceea spun, voi profita de faptul că se află în această seară alături de noi și vom discuta și despre lupta la titlu și despre discuțiile din ultima perioadă, chiar adversarea universității. A sfidat un pic fotbalul, i-a premiat pe jucătorii care au pierdut. De parcă ar fi pierdut, cine știe din ce motive, nu pentru că au ratat singur cu poarta goală, singur cu portarul de 19 ani popa și n-ar fi luat gol de la Kovac și după o neglijență din apărare. O să vorbim și despre emisiunea de aseară de la televiziunea publică, de la TVR1. Nu o să-l implic foarte mult pe invitat pentru că îl respect, doar dacă dorește să se exprime. În partea a doua, de la ora 23, atenție mare de tot, la ora 23. Îl vom avea în direct pe liderul galeriei FCSB, pe Gheorghe Mustață, alături de care vom vorbi despre referendumul TVR1 de aseară. Sigur, noi suntem și pe tele televiziune, pe realitatea sportivă, o să avem bun simț, o să avem respect față de colegii de acolo, dar asta nu ne împiedică să ne arătăm nedumerirea, uluiala că aseară s-a făcut un referendum despre o echipă care fix la acea oră juca o meci de campionat. În fine, o să le dezbatem pe toate. Scandal pe stadion. O să avem și reacția lui Liviu Ungureanu, liderul galeriei Rapid cu care mă conversez chiar în aceste momente și a cerut scuze, nu poate intra în direct, a fost la meciul de handbal și nu mai are voce. Știți cum sunt liderii de galerie? Haideți să-l să invităm în emisiune pe domnul Marcel Pușcaș. Bună seara, domnule Pușcaș, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seară. bună seara. Ce faceți? E mai bine. E viața mai liniștită acum, cu două etape înainte, două etape grele. Echipa s-a salvat matematic de la retrogradare. Da, ne-am salvat de la retrogradare și. Obiectivul a fost mereu acela de a acumula cât mai multe puncte. Mai sunt două meciuri, n-aș vrea să le trec chiar astăzi. Am avut o discuție uh, cu jucătorii, uh, n-aș vrea și n-am vrea, nici patronul nu vrea, să tratăm aceste două meciuri ca și două meciuri uh, de vacanță, cum se spune. Pentru că, odată, se întâmplă la variantele românești, știi foarte bine în decursul timpului, odată găsindu-se românașii noștri cu saci în căruță, tratează așa mai superficial uh, uh, lucrurile. Nu cred că este cazul și sper să nu fie cazul în ultimele două etape. Sunt două meciuri foarte uh, importante și foarte grele cu echipe... Examene după. bune! Da. Uh, și trebuie să dea dovadă și jucătorii de profesionalism până în final, trebuie să, să își zgândrească propriul orgoliu, trebuie să fie combativi și trebuie să joace pentru puncte, pentru salariu, pentru bani și pentru uh, suporteri. Uh, nu ascund faptul că o diferență de unu-două locuri în sus ne aduce și oarecare... Oarece beneficii materiale prin clasament, din cauza, sau, adică datorită clasamentului mai bun, din drepturile TV, din sezonul, alocate pentru sezonul viitor. Și atunci avem toate motivele să, sau au toate motivele să, să joace foarte, foarte serios. Avem încredere în ei, i-am atenționat să nu se culce pe ureche și sper că. Luni, și etapa cealaltă cu Șep și la Craiova să evoluăm așa cum, cum ne trebuie. Sunt două echipe pe care le-am mai întâlnit. Rapid, am, am, am avut două meciuri în acest campionat cu Rapid, am făcut un egal în deplasare la ei. Mă iertați, 1-0 în minutul 2. 1-0 pentru Villarreal cu Liverpool. Am vrut doar să anunț pentru oamenii care uh, sunt pe emisiunea noastră și le mulțumesc, dar vor să afle și ce se întâmplă în Champions League. Minutul da. 2, Villarreal-Liverpool, 1-0. Mie personal mă sperie golurile astea date rapid. Nu cred în ele și nu cred în finalitatea lor. Pentru că întotdeauna aceste goluri o zgânderesc adversarul mai tare decât trebuie și am văzut multe meciuri în care o echipă a înscris rapid și a pierdut... E și o vorbă, dar, a dat prea repede gol. Chiar la scoruri mai, mai mai, mai, se instalează pe undeva e normal o oarecare automulțumire la asta, domnule, că e o floare la ureche meciul ăsta. Și Vedeți de ce mi-a plăcut mie golul lui companion în 90? La Dinamo. De, frumoase, dar și alea duc la suferința suporterilor și a antrenorilor și a noastră. Pentru <laughs> că eu vreau să în ultimele minute, iar nu sunt bune. <laughs> pe moment, moment atunci. Sigur. Da. Mai uh, de așteptat până la finalul meciului. Steaua a dat gol rapid și a bătut aseară 4-0, zice cineva că te din America. Uh, Mi-ați răspuns deja fără să vă întreb, pentru că o întrebare logică: ce strategie are Craiova după ce s-a salvat? Ați dat niște argumente solide în favoarea dorinței echipei să câștige următoarele meciuri. Bani mai mulți din clasament, acea cât de mică, dar să-și joace șansa de a prinde locul 8, cine știe cum, plus este opt o permanentă de selecție de pe de pentru de următorul de sezon. Ei trebuie să-și facă meseria și dacă fotbalul e meseria lor, trebuie să-și facă meseria așa cum scrie la carte. Și astea două meciuri vor fi tot niște examene pentru că mai afli câte una, câte alta, despre unul, despre altul, o să trească să le se prăjească și contractele unora, uh, unii vor, de unii ne vor despărți, probabil, uh, cu alții vom rămâne în, în continuare. Uh, deci, uh, e o chestie și de atitudine și este foarte important pentru noi, pentru uh, conducere, pentru staff și pentru uh, patron să vedem și caracterele. Normal. Că, până la urmă, uh, meciurile astea fără miză pentru noi, dar cu mare miză și pentru Rapid și pentru Șepși, în aparență ar putea să, sau ar trebui să ne facă să jucăm mai relaxat puțin. Dar relaxarea asta nu înseamnă în sport neapărat că a nu face nimic. Relaxarea înseamnă a o emoție care e inevitabilă într-o competiție și a, ta a juca relaxat. O da. înseamnă și acea plăcere, poate să aducă relaxarea și acea plăcere a jocului, și de mult ori îți ies. să, mă liniștit, să joci liniștit. Da, da, fără presiunea rezultatului, s-ar putea să pute iasă. Să vedem. Mai da. sunt, uh, Până la urmă, se ajunge la un obiectiv realizat. Uh, multă lume, eu chiar mi-am luat marjă pe Facebook, am scris uh, ca despre o mare bucurie, ca despre o mare realizare și mi-am luat marjă, spuneam spunându-le celor care citesc postele mele să nu credeți acum că sunt un nebun, un naiv, un ridicol să fac revelion dintr-o salvare de la retrogradare. Numai că situația nu era simplă la un moment dat. Echipa a venit din Liga a doua și obiectiv sănătos era salvarea de la retrogradare, după care poți construi. Dumneavoastră ați fost cel care, cu experiența dumneavoastră, chiar a tras un semnal de alarmă când îi vedeați pe toți că vor play-off a fost periculos să te gândești la play-off. Nu că nu s-ar fi putut, pentru că dacă erau mai puține greșeli de arbitraj și mai multă atenție pe final de meci, facem 10 puncte în plus, ceea ce e acolo. Adică le făceam înainte de play-off, play-out. De asta spun că experiența noastră a dus către acest obiectiv. Cât de bucuros sunteți, vorbind foarte serios, că e liniște în acest moment la Craiova și cât se poate lucra mai bine pentru a pregăti următorul sezon din această liniște. La Craiova nu este niște, dacă mi-aduc aminte niciodată. Dacă mi-aduc aminte de o echipă serioasă la care am ținut foarte mult și mulți, foarte mulți români, milioane de români au ținut, acea Craiova maximă din ultimii pat, din urmă cu 40 de ani, vreau să vă spun că acea echipă, dacă mai avea două meciuri și era cu saci în căruță, nu putea să fie învinsă, pentru că nu era în ADN-ul jucătorilor și am, avea o mentalitatea de învingător și nu aveau un ADN, știu, primirea cu plăcerea unei înfrângeri. Și atunci că fie că era un meci amical, un meci cu miză sau un meci mai, cu miză mai mică. Uh, repet, astea două meciuri pentru noi au o miză și de imagine și financiară. Și a trebuit da. să, să și ei Că la fel trebuie să trateze lucrurile, cum și noi, conducerea, vrem să le insuflăm și să le, le transmitem acest uh, lucru. Sigur că revenim la acest campionat și la obiectivul care, pe care ai spus că l-am realizat, uh, eu sunt convins că puteam mai multe obține în acest uh, sezon. Pentru că dacă nu se făceau poate atât de multe transferuri, nu 16, ci doar 8-10 să zicem dacă nu veneau jucătorii pe rând și, și în luna bă, august, când noi mai făceam transferuri, deși campionatul a început, dacă nu aveau, nu suferau accidentări, măcar câțiva jucători care, iată, se dovedesc a fi de bază în acest, în acest an, mă, mă refer aici la Kim compania și Bauza și să fie evoluat, să nu uităm, n a jucat 13 meciuri, Bauza vreo 15 în acest sezon, Achim vreo, iar vreo 15. Deci, vreo 15 meciuri cu cei trei, probabil că mai aveam câteva puncte în, în tolbă. Nu probabil sigur. Dacă nu erau acele pe, lângă, greșeli, pe lângă ce am zis eu de greșelile de arbitraj și de neatenția de pe final la cel puțin da, trei meciuri. La fel de arbitraj și cu toate astea la un loc. Eu zic că puteam mai multe în acest sezon. Poate că nu este chiar ordinea pe care am enumerat-o, dar lucrurile cam așa stau. Deci. Întârzierea transferurilor a fost și perioada foarte scurtă, și asta -a, a fost și din cauza a, promovării. Da? și am avut un alt a, a, program. A trebuit să aducem mai mulți jucători pentru a face față, față rigorilor ligii întâi decât alte echipe care erau deja în Liga întâi. A, pe urma accidentările și, a, bineînțeles, și, și greșelile de. de pe de altă parte, văzând partea plină, știți că este vorba asta de lemnă. partea plină este că aducând atâția jucători, ei ușor, ușor intrând într-un angrenaj care a, a funcționat, uh, Craiova, mie mi se pare că are o bancă, a avut tot play-out-ul, o bancă pe care s-a putut baza. Orice jucător intrat de pe bancă putea să schimbe meciul în favoarea echipei. O bancă lungă, bancă lungă și jucători cu mentalitate din țări bune fotbalistic. Da, se putea și mai bine. Atâta pot să spun. Îi da. cunosc, am ajuns să-i cunosc deja binișor pe cam, cam, toți, pe toți ce pe cam toți, pe toți jucătorii și cred că era loc de, de mai bine. Acum să vedem ce, ce, urmează, să ne vedem de astea două meciuri și după aia să tratăm câteva. O notă, îmi permit să vă întreb, știu că nu pot să fac jocurile astea cu dumneavoastră, sunteți mult prea serios în emisiuni o notă Craiovei pentru acest sezon, care ar fi, ținând cont că este o echipă care a venit din divizia a doua? 6. Șase. Șase. De ce nu mai mult? Pentru că n-a intrat în play-off. Ne Puteam zic. mai și da. puteam să fim și mai în față și lăsând arbitrajele la o parte, lăsând poate și accidentele. Au fost și greșeli individuale, nu pot să le, le contest, nu le conteste nimeni. Ne de, timp de punctele pierdute pe greșeli individuale, fie de portar, fie de fundaș central, fie de pierdere copilărești de, de, de minge în zone periculoase. Da. Uh, sau, de sau în mod cu totul surprinzător plăcut, toate aceste erori, din prima parte au dispărut. Și vedem un Kovacic impresionant, poate cel mai bun fundaș central, gabarit și. Ce driblinguri face în acea zonă Mi se pare o mare siguranță la el Plus acele greșeli de care spuneați La redublări, la construcție în fața carelui N-au mai existat astea ce este într-o uh, Mare creștere de formă Și probabil că acele ezitări Din uh, începutul de campionat uh, S-au datorat și uh, Lipse de coeziune Probabil și uh, Unor anumite uh, Frici a necunoașterii adversarului, pentru că și asta contează. Dacă evoluezi 2-3 ani într-un campionat, deja încep să știi cine-i tutorie, unde driblează Popescu, Tavi Popescu, mai trebuie să-i blochezi partea dreaptă de intrare în teren, să-i dai stânga și așa mai departe. Sunt câteva da. lucruri care sunt importante. Da. Covaci este jucătorul care a evoluat cele mai multe minute la noi, cele mai multe meciuri și are cel mai bun instat de departe este locul în echipă. Din, din punctul meu de vedere, fără falsă modestie și nu vreau să-l este cel mai bun fundaș central din România. Joacă și la CFR, și la FFB, Și la orice echipă din 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 țară. Aveți a, aveți în a, această perioadă oferte pentru jucători de la Craiova? Încă nu am avut pentru Stamicu, pentru Asamoah de la Home Red Budapesta, dar stada, domnul te lua declinată oferta, Era vorba de vreo, nu știu, 200.000 de euro Ceva de genul ăsta uh -huh. uh, Și cam atât Am mai avut o solicitare din partea Farului uh, Pentru CDB în iarnă, Și de asemenea patronul S-a opus, n-a fost de acord Și cam atât Să vedem acum când se fac uh, jocul La noi este foarte greu să uh, Noi nu prea avem jucători liberi de contract La noi Majoritatea jucătorilor au contracte până în această vară cu drept, dreptul de opțiune al clubului pentru a rămâne sau nu la noi. Cât credeți până... că uh, această echipă, câți jucători credeți că păstrează din acel lot de 13, dacă putem să numim lotul de 13? deși nu no, știu dacă sunt 13. În de 13, pe de 25. Nu, mă refer la cei care au venit uh, din diferite zone. Probabil că 2-3 o să, plece și restul vreo 10 vor rămâne. O, e bine. Se merge, din ce am discutat și cu patronul, pe, ideea de, omogenitate. Să nu mai E o mare diferență de cum arată echipa în turul campionatului și cum arată în acest retur. Și asta eu cel puțin în mare parte. Până, până această creștere a jocului echipei pe un factor extrem de important în sportul de echipă, jocurile de echipă, și anume omogenitatea. Da. Tocmai de aceea am bucurat că rămân atât de mulți. O echipă omogenă cu două, trei, maxim patru plombe de valoare, bune, poate să facă lucruri frumoase în, în actualul candidat al României. Ce vreau să spun, corect, eu de-aia am și bucurat când v-am auzit că rămân 10 Pentru că echipa aceasta arată, în primul rând, e foarte greu să o bată cineva în Liga 1 Nu spun că nu o bate nimeni, dar e foarte greu să o bată Plus că această încredere pe care o transmit pe teren arată multe lucruri pozitive Omogenitate și mai ales valoare, încredere Am văzut-o pe Crăva excepțională N-am pierdut decât de la CFR, mi se pare, cu două ori diferență de la CSU și atât. Da, corect. N-am pierdut, n-am avut 4-0 ca și n-am avut 5-0 ca nu știu cine, n-am avut ca mioveniu 4-0, nu știu cine a mai la 3-0, nu știu, Botoșanul la Rapid, mi se pare. Corect, așa este. Nu s-au întâmplat asemenea rezultate rușinos, nici nu pot să spui cuvântul. La un gol diferență, înfrângeri la un gol ce? De ce îmi pare mie foarte rău, pentru că puteam sta cu totul și cu totul altfel în clasament, este că n-am reușit uh, să vingem Chindia și Mioveni în acest uh, play-out. Play da, era mai uh, devreme rezolvată, plus că urcai mai mult. Nu, aveam patru puncte în plus și erau echipe cu care lasă lupta directă. Nu neapărat acum vorbim de lupta directă. La acel moment conta și lupta directă. Uh, aveam 35 de puncte, mai aveam două meciuri și putem să obținem un 38-39 de puncte, 41, știu eu Atunci și de chiar te gândești serios de la locul 8, 8. Vreau da. să vă întreb da. ceva la da. Pe vremuri, încă două întrebări despre Craiova, cu permisiunea dumneavoastră Apoi ne ducem și către UTA dacă doriți să comentați într-un fel, mai ales că a fost meciul direct, dacă nu, nu, o să-mi zic părerea, însă eu sunt revoltat de atitudinea celor de la Arad. Club imens, club superb, club cu suporteri fantastici, club care într-adevăr a fost la o fază dezavantajat, dar de acolo până la ce s-a întâmplat o să comentăm imediat. Vreau să vă întreb un lucru. Pe vremuri, Adrian Mititelu a avut oferte pe masă și a recunoscut că a greșit mult că nu i-a vândut pe jucători, pe Costea, spre exemplu, în Olanda, avea N-a vândut și a recunoscut greșeala, a intrat într-o situație delicată. În momentul acesta, clubul, din punct de vedere financiar, este bine, e foarte bine cum este, pentru că pe Bausa îl vor mulți. Jucători, de-aia v-am și întrebat, pe Covaci sunt convins că îl vor mulți. Sunt jucători la Craiova pe care orice echipă din Liga 1 și-ar dori, echipe care au pretenții sau din străinătate. Dumneavoastră spuneți că vor rămâne cei buni, valoroși. Ce s-ar întâmpla dacă îi păstrează? Există vreun risc ca atunci, pe vremuri? Cred că și domnul Mititelu, la multele, foarte multele lucruri bune pe care le-a făcut, a și greșit de-a lungul timpului și lucruri pe care le-a și recunoscut personal. Și omul de obicei învață din greșeli. Ori Cred că am înțeles că o sursă importantă de venit la orice club profesionist de fotbal și de handbal chiar, basket, înseamnă transferul banii obținuți pe, în urma transferurilor de jucători. Or, nu nu poți face știu, o abstracție de acest parametru al creierii bugetului unui club profesionist. Da. Or, a mai tot aduce domnul Mititelu, deci anul ăsta vreo 3 milioane de euro de la familie, a mai aduce și la anul 3 milioane, și la anul 3 milioane, și tot așa, asta înseamnă că uh, riscăm să nu mergem în cupele europene de unde am putea să pretindem sau să știu, emitem, uh, să avem speranța că uh, ne vin niște, niște casări. Uh, și atunci este absurd să-i pretinzi unui om să tot arunce 3-4 milioane de euro anual pe echipa de fotbal. Această echipă are nevoie de, de Adrian Militelu, această echipă are nevoie de transferul de jucători, această echipă are nevoie de public și de stadion plin și bilete vândute, de tricouri vândute, de tot ce înseamnă marketingul clubului. Această, așa se întreține o echipă de fotbal de, de la Nădlac încolo. Uh, are nevoie de, de drepturi TV, are nevoie de, de, de uh, sponsori și atunci, uh, uh, ușor, ușor, sarcina care apasă pe umerii domnului Militelu de a finanța mereu și mereu și mereu din bani proprii, uh, ar scădea. Deci, ăsta, cam așa văd eu că ar trebui să se întâmple lucrurile. Anul ăsta a fost un an mă rog, de început. Domnul Mititelu a adus echipa, a readus echipa acolo de unde a lăsat-o și din acest moment trebuie să ne gândim foarte bine să poate să, să acționăm în alt fel încât să, să fie și stabilitate financiară și nici domnul Mititelu să nu-și tot dea banii, că are ce face cu bani, orice om are ce face cu banii decât să să i arunce pe sport, pe fotbal, poate să facă el însuși sport. Să-și construiască o, o știu, o piscină, o velodrom, ce vrea. exact. Pentru, el, pentru familie, să... orice. cu banii lui face absolut ce vrea pentru el, în primul rând. Da, da. da, da. Dar, această nebunie, de, din această nebunie însă a familiei Mititelu uh, sunt fericiți sute de mii de oameni pentru că echipa e din nou în Liga 1 după 10 ani, e o mare bucurie, trecând prin, acest, prin, această perioadă nefericită și nedreaptă de a o lua din nou din Liga 4 și atunci în Liga 1, obținând acest obiectiv salvarea de la Vreau să vă întreb două aspecte importante. S-a scris în presă și profit de acum mi-a venit ideea să vă întreb. S-a scris în presă că Nicolo Napoli își ține telefonul închis toată ziua, că și de ar deschide, vezi, undeva pe la 3 dimineața să vorbească acasă în Italia cu familia, de teamă să nu sune Adrian de la închisoare să-i facă echipa să-i dea ordine. Cum puteți comenta? Sigur, vă fac să zâmbiți, este pe dată parte revoltător să vezi un asemenea, un asemenea mesaj într-un ziar. Care e comentariul dumneavoastră? Al altele am făcut o poză în Vestealul lui Nicolo la ora 17. Am intrat în vestiarul antrenorilor și vorbea la telefon la ora 17. Și am făcut în -o, o poză ca să o să și postez probabil sau să o să vă dau o să o pe micile să vedeți că Nicolo Napoli vorbește la telefon și la ora 17, nu la ora 3 dimineața cum spunea. Cu, siguranță. cu Domnul Mititelu vorbea, nu? Nu. Nu. Chiar nu vorbea cu domnul, domnul Mititelu Domnul Mititel n-a vorbit uh, uh, Nicolo din, din începutul lunii martie. Uh -huh. Pentru că este o dată care minute limitate la, la penitențial. Și doi, este foarte dificil dialogul telefonic cu Nicolo. Din cauza știu eu, știu eu limbii române, el face de eforturi, face tot ce poate și e foarte greu să... să comuniști. Deci nu au comun... chiar n au comunicat. Iar Nicolo, Nicolo, vorbește la telefon. Pe mine ce mă intrigă e faptul că ziariști cu vechi state de servicii fac, știu, o declarație în astea certe, fără putință de tăgată. Dom'le, știu eu din sursă sigură. Îi spune, mă, de care de. e sursa? Bun, dar nu, ne, nu neapărat să spui sursa. Să spui sursa. Dar... 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 Nu, eu n-am abordat niciodată acest subiect, dar eu știu că l-am sunat pe Nicolo Napoli și mereu mi-a răspuns la telefon. De-aia m-a intrigat cum e posibil să apară o asemenea Da, O a doua informație. de multe ori și nu-l găsim. Insistăm, sunt două variante. Insist sau te potolești. Da, s-a potolit. Și văd că se abține. Și o a doua știre interesantă, interesantă pentru unii sau pentru cel care a dat-o, deplasarea la Botoșani. S-a vorbit despre această deplasare că a fost făcută e, e, pe buget economic, adică, nu știu, unii cu autocarul, alții cu trenul, alții cu. Cum a fost deplasarea la Botoșani? Și, Dacă o concluzie, de ce apar asemenea informații răutăcioase la adresa universității? Nu sunt răutăcioase, cred că sunt lipsite de profesionalism. Deci, decurge dialogul în felul următor. Sună un număr uh, uh, necunoscut. Da? Bună ziua, domnul Pușcaș, da. Uh, da. Ce puteți să ne spuneți? Sunt de la X. Da, de Ne spuneți de ce pleacă echipa jumătate cu avionul și jumătate cu autocarul la Botoșani? Nu s-a pus problema, dar el știa deja că echipa pleacă jumătate așa, și jumătate. El Ii zic, nu pleacă așa. Dar cum pleacă domnul Pușcaș? Păi pleacă cum trebuie să plece civilizat, cu o zi înainte, staful și pleacă cu ce găsește o echipă de, de fotbal. S-ar putea să nu fi zburat avionul duminica spre Suceava. În zona respectivă există un singur aeroport, Suceava. Dacă da. nu erau zboruri duminica și meciul fiind luni, probabil că plecam fie de sâmbătă cu avionul, fie pe plecam cu autocarul, că de -aia avem autocar de un milion de euro, să ne deplasăm cu el. Să ne oprim undeva la jumatea distanță, în zona Buzăului, în zona Fucșanului, undeva, nu? Să continuăm da. drumul a doua și să jucăm să și câștigăm să și venim acasă. Foarte multe echipe procedează așa. UTA, în special echipele din extremitățile țării. UTA, Bebremur da. Timișoara, Botoșaniu, Iașu. Vă dați seama, o deplasare, nu știu dacă există cursă Iași-Timișoara, duminica. De deci nu există cursă directă. Mi-aduc aminte când eram, scuze, când eram la Unirea Uziceni Știu că s-a mers cu avionul până în Bacău Când a fost cupa cu uh, Supercupa României la Piatra Neamț Și autocarul lui CFR I-a dus pe jucători da. la CFR cu autocarul până în Bacău Și de acolo a luat avionul adică Așa e normal Sunt Câte, Cât de, Câtă de import, cât import, cât importanță are uh, știrea Asta, pe care unii o dau ca senzațională, se pare că cel care scrie n-a organizat în viața lui nimic, nici măcar o proprie deplasare la Ușten sau știu, la Pedealul. <laughs> Cât de sensațională poate părea știrea asta pentru suporteri și ce relevanță are cu ce se deplasează o echipă de colo-colo. Relevant este okay. dacă vezi și îți place meciul, asta e esența problemei. Nu picanteriile de, de, de felul acesta Dacă îți place meciul Dacă savurezi meciul, spectacolul Și dacă echipa ta favorită câștig Astea sunt elementele Importante Și de analizat Din punctul meu de vedere Am mai scris și eu, poate mai mult decât cel care m-a sunat pe mine la, la, la telefon, cu siguranță am scris mai mult decât el în viața mea Dar nu este relevant Cu ce pleacă FCSB O să joace mâine la farul În viața mea nu m-am interesat de, de lucrurile astea a, cum jacă FCSB-ul la farul sau Argeșul la voluntare sau noi cu alții, asta da, mă interesează, ca spectacol sportiv. Da, cum poți să te și gândești tu ca jurnalist, nu știu dacă e tânăr sau bătrân, habar nici cum îl cheamă, da? cum poți să te gândești că în 2022 un club ca noi pleacă cu jumătate cu căruța, jumătate cu mașina și cealaltă jumătate cu, cu avionul? Adică nu pleacă clinceniu, nu pleacă media și echipe care se zbat și sunt înglodate în datorii decât împreună, în comun și tot ai primit, te strece dacă ai auzit o știre de undeva și dacă se și poate să o dai ca fiind caldă și iată ce am scris eu și se mai duce la acasă, la prietena, nevastă, la mamă și arată, uite mă ce am dat, Era am făcut eu acolo între voi care, nu știu, rezolva problemele la clubul Xulescu și echipă și mama ce senz e Senzațional. Știrai senzațional. Da. Dar Liverpool Bine cu că... deplasamentul. în ni Liverpool, nu, păi nu nu spune acum la televizor. Nu, no, păi a zis a zis Emil Grădinescu, a zis Emil Grădinescu pentru au profitat de, de tunel prin Franța, unii s-au dus prin Franța cu trenul și unii cu avion. Dar da. vreau să nu, dar știți ce, ce se întâmplă domne Pușca? Da, și da, eu nu v-am da, întrebat stilul ăsta de întrebări, vezi, doamne, jurnalistice. Păi, ai două variante. Să, să nu-i răspunzi, să închizi telefonul și al treilea să, să te iei la înjurături cu el. Dacă te iei la înjurături, că e nesimțit uh, oficialul clubului. Dacă nu-i răspunzi, e lipsă de comunicare cu presa. Dacă e răspunzi la o, uh, știu, o idioține de genul ăsta, uh, ești tu idiot. Nu pot să răspund la, la întrebările astea penibile. Dar da, da, chiar, da. Uh, chiar dacă e o chestiune ridicolă, vă mai întreb un lucru uh, și vă și spun de ce v-am întrebat, că nu v-am întrebat doar așa ca să facem discuție. Uh, v-am întrebat înainte de plecare cum se deplasează echipa sau după ce a dat știrea cum a plecat? Că e foarte important că dumneavoastră sigur i-ați spus lucrurile normale și nu știu ce a apărut pe urmă. Eu, el, când m-a sunat pe mine, eu, eu am răspuns, eu am închis telefonul, de fapt. <sus> mai lasă-mă întrebările astea, plecăm cu ce putem. Lasă-mă, n în cu întrebările Și am închis telefonul. Asta sunt întrebări. Și l-a dat -o, așa cum a auzit-o, dacă n-a dezmințit nimeni. Dar bine, de, de nici nu știu de ce trebuie să te legi. Mă rog, văd eu alte lucruri. Eu, ca Nervoz, cititor... Ne Nervos... O asemenea, o asemenea ă, știu, o știre în presă. Nu Pe mine, eu, ca cititor, chiar dacă n-aș fi implicat în, în sport, în fotbal, nu m-ar interesa o asemenea știre. Știi ce să. Eu simt, ca de să încheiem subiectul, eu simt că discuția a fost următoarea. Așa. Să se creeze o imagine, domne, probleme mari financiare. Spune lumea că Mititelul are bani, dar uite, se duc abia, abia reușesc să se deplaseze la botoșani ăștia de la Universitatea. Cam asta a vrut să se transmită, că e o mare problemă financiară la club. Și. Știi ce lipsea la Gabi. această știre? Gabi. Uh, uh, <laughs> deci un bilet de avion, da, dus pentru jumătate de echipă, pentru 10 jucători, să zicem, da, costă da. la fel de mult cât consumul de la autocar și cu cazarea, cu cazarea respectivă și cu uzura autocarului. Deci care ar fi da. diferența de bani? Ia tu 10 bilete mâine de la Tarom Dute până la Suceava să vezi cât e biletul Și ia du-te cu autocarul de la Craiova La Botoșani Să vezi câtă motorină îți închide Dar dus la întors și -ți trebuie și o cazare Că doar nu mergi direct de la Craiova la Botoșani Și da. trebuie apropo o cazare că, pe drum Apropo că ați adus aminte mai ales la ce autocar are Craiova Să tot mergi cu el că aproape zboară Dar vreau să știți ce mai lipsea la știrea asta Ca să încheiem subiectul așa zâmbind Nervos De problemele din club Pușcaș ne-a închis telefonul. Când a auzit da. că am aflat. A? Și așa pot să procedez. Încerc să fiu, uite, să răspund ție, răspund la toată lumea. Cât, de, cât pot de civilizat vorbim și în afara uh, emisiunilor, cu foarte mulți colegi de-ai tăi. Și știi foarte bine lucrul ăsta. Cu care suntem și în relații foarte bune, dar cu colegi normale, care pun întrebări normale și care, uh, care poți discuta sau care poți să primești sfaturi de la, de la oameni cu experiența uh, ta. Și sfaturi utile. Apropo de lucruri normale, vreau să trecem la al doilea subiect, cu permisiunea dumneavoastră, repet. Și vă mulțumesc mult uh, pentru prezența în emisiune, apropo, pentru că la această oră, când uh, oamenii probabil se uită la VIA Real Liverpool 1-0-33, uh, ați acceptat invitația să vorbim lucruri despre noi, despre România, despre fotbal. Mie nu mi se pare deloc normal, dacă vreți să comentați, ca un club să-și premieze ostentativ. Uh, sfidător echipa pentru că a pierdut la Craiova. Considerând că, domne, noi le dăm bani pentru că până ne-a bătut arbitru. În condițiile în care jucător de echipă de națională, Miculescu, ratează cu poarta goală când mai, rep, mai, mai greu ratezi de acolo decât să dai gol, Otele ratează de trei ori singur cu un portar de 19 ani și golul ei după o lovitura lui Betten pe care Covaci ce o transformă în gol cu o lovitură excepțională, cu piciorul drept exterior o plasează în colțul lung, dintr-o apărare care nu a reacționat. Să, în condițiile acestea, tu spui că te-a bătut arbitru. 2. Spui că tot timpul ai fost dezavantajat, deși bancul era plin de sânge de la CSU 2013 Craiova, nu s-a luat nicio sancțiune în meciul cu UTA, iar tu îi dai Universității Craiova gol cu mâna și recunoști asta. De ce nu, se nu, întâmplă așa să, ceva? Nu, nu vreau să po polemizez, țin foarte mult la. la... Clubul UTA, îi respect tradiția, îi respect valorile, am foarte mulți prieteni la acest club sau proveni la acest club, sunt în relații foarte bune și cu conducerea clubului. <coughs> ei, ei, fie vorba între noi, stând drept și judecând uh, sau stând strâmb și judecând, uh, au fost uh, peste noi la toate capitolele în stat. Deci, dacă le-ți da. le, le pun, sau poate le ai și o să vezi. La șuturi spre poartă, la, la poartă, la. Cornere la posesie, la nu știu ce. Au, avut, au jucat mai bine decât noi. Clar. Noi am fost poate mai pragmatici, cei mai visători. Nu este pentru prima oară când, urmărind meciurile, toate meciurile din campionat și văzându-le pe celele Baradenilor, ratează enorm. Deci, cred că cea mai mare cumulul cel mai mare de ratări din întreg campionatul României, Ligandele, are UTA. Uh, nu știu, dacă ai văzut meciul lor cu Dinamo. Când Dinamo a evoluat în 9 jucători, 11 contra 9. Au avut 8 ocazii, s-a terminat 0-0. Au avut uhum. ocazii la CF Cluj, vreo 4-5. Și tot așa mai departe. Ei, nu s-au dezmințit nici acum. Sigur că acea fază uh, de la, uh, știu, eu, coliziunea dintre. Uh, Bausa și Bausa Balauru Și Balauro uh, este discutabilă nu contest, nu contestă nimeni nici suporteri, nici noi da. noru, nimeni. este discutabilă s-au dat relor la televizor s-au dat, nu știu dacă era de cartonaș roșu la bauză sau galben la bauză, habar n-am dar cert este că au fost multe alte faze discutabile și în ceea ce ne privește și n-am beneficiat de, de nimic, de data asta am beneficiat așa se scrie istoria a fost, poate, știu, inspirația pentru noi și anti-UTA a arbitrului. Au greșit și în alte meciuri arbitrii și împotriva noastră mult mai mult. Dar una peste alta, așa s-a terminat acest meci. Problema lor este că trebuia să bage într-adevăr mingea în cum se spune, de trei sau de patru ori, trei ocazii singur cu, cu opa, nu? Da, Am avut și da, noi două da. ocazii, prima repriză, și mai ales la ocazia A lui Miculescu de la 3-4 metri da. cu poarta goală. Era un lucru, probabil că nu mai comenta nimeni de la Arad sau poate chiar 2-1 pentru ei sau 1-0 pentru ei și iar nu mai comenta nimeni de la Arad, vorbeam noi de unii singuri, ne certam între noi, pentru că n-a fost un joc grozav făcut de băieții noștri, mai ales s-a da. reprizat a doua, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și probabil că, încă nu știu dacă ostentativ, probabil că pentru efortul depus și pentru ei au considerat că li s-a făcut o nedreptate, ca băieții să nu fie, ca jucătorii mm -hmm. de. afectați. De, afectați, că au zis domnule, hai să vă dăm o primă, ca și cum ați fi câștigat acel joc, probabil gândindu-se, nu, repet, nu cred că ostentativ, pentru că îi cunosc prea bine cu oamenii, nu au probleme în astea de ostentație și de, de, de nu știu ce contra. Nu știu, să-i stimuleze pentru următoare două meciuri pe care le mai au de, de, de disputat. De că Ei și-au și, și manifestat uh, dorința la un moment dat, chiar în, în urmă cu o lună. Că ar vrea să se bată, eu nu zbate, a o pentru acele locuri 7-8. Ori acum s-au îndepărtat prin această înfrângere de, de, de acest obiectiv, la un moment dat chiar declarat de către. De către, de către Bine, o... Ionus Badea, de altfel, Ionus Badea mi se pare unul dintre cei mai eleganți. Este genul de antrenor de Premier League în România. Rar îl vezi să fie furios, să se comporte bezmetic la marginea terenului. De acest punct de vedere, merită un respect deosebit. S-a greșit. S-a greșit însă o chestiune pe care am sesizat-o când am comentat meciul, pentru că pe acest canal de YouTube toate meciurile din Liga a 3 -a până acum le-am comentat din suflet pentru Universitatea Craiova și de fapt pentru suporteri. Am sesizat un lucru care este în neregulă, domnule Pușcaș. Pe bancă cineva vedea pe o tabletă imagini de la televizor și când Bausa l-a călcat pe tendon pe Balauru au reacționat. Aceste lucruri sunt interzise la nivel UEFA, cred că ar trebui interzise și la noi. Se creează anumite lucruri care nu sunt în regulă, sunt greșeli umenești, mai ales dacă nu ai var și n-ai voie să stai să vezi imagini pe marginea terenului. Acolo eu nu -ți badea chiar a devenit furios. Acum e o problemă de arbitraj, există un arbitru de, de, rezervă care în mod normal observă toate mișcările sau ar trebui să o facă, toate mișcările de pe cele două bănci, pentru că stă întotdeauna între cele două bănci de rezervă. Așa cum știu de multe ori, arbitrul de rezervă atenționează centralul că cineva l-a înjurat sau l-a apostrofat și centralul se îndreaptă spre bancă și răspunde la sugestia sau la atenționarea rezervei, acordând cartonaș galbe, roșu, în funcție de situație, tot așa putea să facă și acum. Dar nu este problema mea, chiar n-am văzut, am văzut după, tot așa din imagine din gheară. Din Uh, sunteți de acord? Barul va rezolva multe lucruri. Apropo rupuri. de var și arbitraj, sunteți de acord cu ce mi-a zis Iulian Apostol ieri la Radio Gold FM că la nivelul la care sunt jucătorii din Liga 1 ar trebui să facă la finalul meciului schimb de tricouri cu arbitrii? Pentru că arbitrii sunt la Champions League, iar uh, fotbalul nostru n-a ajuns nici măcar să treacă de turul întâi preliminar? Bine, acum uh, știu pe... <laughs> Ian e mai staziat așa de multe situații, radicală <laughs> în uh, Nu spun că de multe ori are dreptate. Uh, unii arbitrii de la 2-0, voi... mă iertați, 2-0 pentru Villarreal cu Liverpool, minutul 41. Este egalitate da. perfectă după ce Liverpool a avut 2-0 în tur. Ce fotbal. Da, se face 2-2, cine știu. Uh, am rămas la, 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 la... Schimbul de tricori uh, al jucătorilor cu, cu arbitrii. Am, am spus și o repet, avem o mână o mână și jumătate de arbitrii buni în România. Buni. Restul... Nu o să-i nominalizez, știu eu pentru mine, dar în orice caz, Covaș face parte din această categorie și Hățiganul la fel. Da. Uh, uh, în rest, sunt uh, dispuși foarte, foarte des... Uh, Predispuși greșelilor. Din ce motiv? Nu știu. Lipsă de inspirație, lipsă de promptitudine, înțelegerea jocului, frică, personalitate, știu, o proastă, proastă poziționare în teren. Habar n-am. Sunt 5-6 elemente pe care ți le-am spus, pentru care un arbitru pe, un arbitru pe care le-ar poseda aceste calități ar fi un arbitru foarte bun. Ei, no. unor alea le lipsesc aceste uh, calități și atunci, sigur că degenerează jocul, apar discuții, apar uh, scandaluri, apar uh, tot felul de frustrări, uh, poftim, uh, hai să dăm prima pentru că am luptat, uh, am fost singur împotriva tuturor, probabil au spus ce de la UTA. deși mm -hmm. nu doar ei sunt împotriva tuturor, că am fost și noi singuri împotriva tuturor și mai multe echipe. da, uh, da. Uh... da. Vreau să, vreau să ajungem la un subiect spre finalul discuției cu dumneavoastră. Ați realizat peste 100 de emisiuni de televiziune? Cred că aveți peste 100 de emisiuni ca moderator, ca realizator de televiziune. Păi dacă am avut doar la. Da, am vrut 500. 500 de emisiuni ca realizator? Foarte de tare. Vă felicit. 10 de Și... la o de săptămână, sunt 5 de săptămâna în anului, ori 10-520. N-am efect, nicio sâmbă. Da, aveam și sâmbătă emisiune de multe ori. Da, deci, de, deci, peste 500 numai la OTV ați avut de sport. Da. Bun. Știți de ce vă întreb? televiziunea publică, TVR1, ieri, a organizat referendum. Întrebarea era referendum la televiziunea publică. Întrebarea era dacă FCSB trebuie să joace, să aibă dreptul să joace în Ghencea. Și vreau să vă întreb dacă vreodată ca moderator de televiziune, ați fi făcut o asemenea emisiune despre FCSB la ora când FCSB juca meci oficial în campionat pe un alt post de televiziune și tu să inviți pe suporteri să voteze la tine la referendum? Odată că n-aș făcut, tot doi, nu știu uh, cui să uh, ce, ce, ce obții în urma unor, aceste, uh, unor unor astfel de emisiuni, pentru că adică de obicei, când realizezi o emisiune de genul ăsta, de și cu părerile publicului, trebuie să ai un scop. Da. Să realizezi ceva, să se întâmple ceva cum vrea lumea. Ei, nu se va întâmpla cum vrea lumea, nu știu cum au stat sondajele, habar n-am, n-am văzut emisiunea, dar nu cred că e binevenită astfel de. Bine... 85%, 85 timp de mult. De minute, 85% au zis da, FCSB să joace în Ghencea are dreptul, după care pe ordin de unitate s-a votat, mai ales că atenție mare, o să vorbim după ora 23 cu Gheorghe Mustață, se putea vota de câte ori vrea mușchii tăi, că expresie de peluză. Puteai să votezi de 100 de ori tu, o singură persoană, de pe orice telefon, de pe orice device, computer și așa mai departe Și a reieșit că oamenii nu o vor pe FCSB în Ghencea Cred că acesta a fost și scopul ca o televiziune de stat să, 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 joace pe mâna unui club de stat. Aici nu câștigăm nimic la Eurovision, de exemplu, pentru că toate uh, uh, examenele pe care le-au grupele, până să ajungă în faza finală, le fac unii din televiziune în juri după felul în care percep ei muzica. Ei, lor le plac, ei râd la glumele lor. Mulți de acolo sunt oameni vechi, nu sunt restructurați, nu sunt. Cea mai bună emisiune de sport, din punctul meu de vedere, este replay-ul, Mitran și Coloia. În rest, sau când transmit, într-adevăr, campionate mondiale sau europene, ceva de genul ăsta, dar. În rest, vorbesc ca și acolo, de regizor, știu, scenarist ce sunt acolo, și domnule, hai să facem așa, mama ce bine sună. Dar le place lor. nu, nu de când la de, de Eurovision, de grijă, uh, anul, anul de ce, ce ar plăcea uh, spectatorilor, telespectatorilor, nu ce ne place nouă, că nu e important ce îți place ție. Da. Uh, corect, apropo când de Eurovision, fac, anul, fac, acesta, fac, anul acesta. Anul acesta știm cine câștigă Eurovisionul, Ucraina, deci stați liniștiți, puteți să votați cât vreți că tot Ucraina câștigă uh, acest Eurovision, e favorit. Da. da, nu, am vrut să vă întreb pentru că o să vorbim după ora 23, o să îi anunț pe toți că după ora 23 intră Gheorghe Mustață și vorbim despre toată această poveste cu emisiunea de aseară. Da, în avans îl salut când, pentru când va intra. Da, o să-l și puteți saluta pentru că o să-l rog să intre măcar 5 minute în, într-un dialog și cu dumneavoastră la eu 11. Cum e 11. mult? Eu... El are multe de spus pe tema lui, eu Exact, nu. Dar zic 4-5 minute să fiți în paralel ca să vă salutați și să vă transmită. Știți, pentru mine, Gabi Safta, sufletul meu este foarte liniștit pentru că toți cei din Peluza Sud consideră FCSB steaua și toți cei de la FCSB consideră că Universitatea Craiova e unde lucrați dumneavoastră. Din punctul ăsta m-am scos. Vreau să, vreau să vă întreb un lucru despre lupta la titlu, domnule Pușaș. Cum o vedeți? Cum vi se par cele două sau poate trei echipe, dacă sunteți de acord că e o luptă în trei? Și cum vi se pare mai ales următorul duel CSU chiar la Crava Este CSU cu FCSB. Cum vedeți lupta la titlu? Mai e sunt -a trei meci. În doi, foarte în doi, de multă vreme în doi uh, și chiar azi discutam cu cineva că am văzut uh, ceva cotă la pariuri. Uh, uh -huh. FC Argeș uh, CFR 7,5 la victorie. Uh, uh, eu cred că CFR-ul va avea un meci foarte dificil la... la, la Pitești. Pentru că nici Argeșu, chiar dacă nu, nu știu dacă e chiar total meritoasă că a ajuns în primele șase echipe din țară, că s-ar putea ca șep și să faibă lot sau uh, condiții peste ei, Botoșaniu, uh, poate chiar rapid, au au beneficiat și de o conjunctură extrem de favorabilă, au avut o, o serie de 3-4 meciuri cu farul, cu FCSB-ul, foarte victorii legate, vreo 3 sau 4, 9, 12 puncte au făcut și așa au ajuns în play-off, dar în play -off, în play off pardon. Dar noi, de exemplu, la Craiova, am jucat cu ei, am bătut cu 1-0 și repriza a doua n-au trecut centrul terenului. Adică nu vreau să, să diminuez meritele. Ei au ajuns acolo și printr-o conjunctură, bravo lor, și lui Preperiță, și lui Jean Blădoiu, și tuturor primarului, celor care, care au contribuit la, la ascensiunea asta a echipei doar 2 ani, că și ei au trecut anul trecut în Liga De, nu cred că este totuși o echipă care să piardă șapte meciuri la rând. Așa cum greu vine să cred... Legile nescrise ale fotbalului. Legi nescrise, așa cum cred că uh, CFR-ul nu știu dacă poate să ducă încă trei etape mai sunt, da. Da. Să lege trei victorii în, în etapele, în ultimele trei etape. Undeva tot se potignește și undeva, câștigă, undeva tot va câștiga și ardeșul. Și tare mie ca acest meci, la cum am văzut ce fel în ultima uh, vreme, să fie favorabil ardeșului, să beneficieze FCSB-ul de, de această uh, sincopă. Nu știu, nu sunt mafal, dar nu sunt uh, nici măcar. Mitica Dragomir, nici Oracul din Balcești, nici de Iuba, nu, nu, nu sunt. Uh, dar se, să întâmplă lucruri de genul ăsta în fotbal. Și la modul cum se exprimă CFRU, mulți aș oameni aș de aș fotbal... N-aș merge doi solist uh, la Pitești. Multă lume din fotbal consideră că, într-adevăr, la modul cum se exprimă CFR, orice echipă din play-off o poate bate sau poate avea încredere că o bate. Adică tratează altfel meciurile cu CFR-ul decât înainte când cfr defila în fiecare joc. Și, într-adevăr... poate și o pregătire fizică, nu știu cât de bună a fost făcută, poate și o uzură a jucătorilor, poate sunt și tabere și bisericuțe în cadrul lotului, pentru că e un lot extrem de stufos și poate sunt și nemulțumiri legate de salarii. Nu știu ce se întâmplă. Nu, nu pot să dau un, un verdict mai bine ce -au acolo. Cine va fi campion în, în condițiile acestea? Pe păi tot din ele două se va alege. Ori, ori CFR, ori FCSB. Numai că e pe undeva uh, uh, păcat că a dus uh, trena tot campionatul CFR-ul, nu în cazul care va pierde uh, campionatul. Uh, și e bine pentru FCSB, pentru că în sfârșit ar câștiga încă un campionat și ar putea, poate, să-și valorifice mai bine jucătorii pe care îi are. Pentru că ăsta este singurul cel uh, al lui Gigi care e cel scop declarat. Vor uh, fără participare în cupele europene, tot a vândut bine, dar poate să vândă dacă s-ar califica într-o euro Europa League sau Conference League s-ar putea să vândă și mai bine. Și atunci avantajul ar fi de partea lui Gigi Becalea, pe PSB-ul. Uh, important uh, important e ca lupta asta să câștige ceva în plus fotbal românesc. Nu știu, să se facă 4-5-6 transferuri, să beneficieze niște pe, pe, pe orizontală, pe verticală, niște cluburi de junior, de, de, să cumpere un jucător de la alte cluburi la care să le dea niște bani din banii primiți de pe urma transferurilor internaționale. Deci o morișcă care ar trebui să se învârtă în, în fotbal românesc și care, din păcate, e de mult timp împotmolită, pentru că jucătorii cumpără din România două, trei cluburi și patru maximum și restul... Asta este situația financiară, nu că n-ar dori cineva să, o să, să, să facă. Toți se așteaptă jucătorii de contract, toți, uh, poftim, de, Miculescu de un an de zile vrea FCSB-ul, n-a ajuns la FCSB și a prelungit contractul cu UTA. Până mângă doi ani. Acum nu știu dacă e bine pentru Miculescu, poate nu e bine. Poate a fost o strategie de club, a prelungit contractul pentru a fi mai scump, cine știe. Be, da, numai că scumpetea asta uh, nu poți, cum să spun, nu poți să mergi în, 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 la Sofia și să iei un un Chanel ca la Paris. Nu poate fi același preț, că nu e strada asfaltată la Sofia și magazinul nu-i curat, vitrina nu-i curată. Reclama, da. nu, pecul la reclamă la magazin. Apropo de Miculescu, dacă l-a văzut meciu, în meciul cu Craiova, nu cred că îl mai vrea domnul Becali, că are momente de astea. Cum ratează din 3 metri cu poarta goală, pe ce fac? Să zic, da. de ce nu e bine să zic așa de băiat? Păi, acum, tot la FCSB, mai mai joacă Valentin Gheorghe. A, mai jucat? a intrat a, a intrat acum în, în meciul cu, uh, cu cine a jucat cu Arge și a intrat vreo 20 și ceva de minute. De că vara trecută era o câteva tură întreagă Valentin vale Gheorghe, Valentin Gheorghe, da. Cordea a jucat, nu? Cordea și el a intrat în același minut cu Stoica și cu Valentin Gheorghe. Edjuma a jucat, nu? m a jucat, da, a fost titular. Da. Haideți să vă provoc la ultimul subiect al uh, acestei serii Îl salutăm pe Gheorghe Mustață Bine ați venit, domn' profesor Bună seara, bună seara, să trăiți maestre Profesor să de suporteri. Da. Uh, 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 vreau să vă întreb un ultim subiect, domnule Pușca Și pentru că e și Gheorghe Mustață V-am întrebat data trecută V-am întrebat acum două emisiuni V-am întrebat acum trei emisiuni Și din nefericire e posibil să vă întreb și data viitoare ce se întâmplă cu răutatea celor de la Clubul Sportiv. De ce să nu o lași pe FCSB să joace pe un stadion construit din bani publici? Văd că toată lumea se exprimă și la starea vremii cred că se discută acest subiect. Ce ați face dumneavoastră, conducător la CSA, unde chiar a fost președinte când s-a făcut trecerea către AFC? Toată lumea uh, tremură în țara asta de imagine publică. Toată lumea că e un banal de conducător de club al armatei, că e ministru de orice natură, tot vor să nu fie înjurați, să fie aplaudat. Că fac bine, că fac rău. că atunci se duc după prima impresie. Dom'le, cui o să dedică stadionul ăsta? Nu că astea bine. Care sunt suporte? O mie, două, două, trei, câți au? Patru mii, dar văd că nu se prea la meci. M-am uitat și eu la, la, televizor și nu prea vine. Na. Și atunci tămură și ministru. Domnule, ce să facem? Dacă ne au să ne huiduie și așa mai departe. Pe de, pe altă parte vine mustață cu gașca, cu gigi, cu meme, cu nu știu ce. Domnule, vrem să jucăm pe stadion public. Nu, no, domn profesor! Domn dom profesor! Dom profesor. Lasă-mă să termin, că mi-e, mie e vorba da. din gură, că m-a întrebat Gabi. Ce vreau să, să, să termin. Da. Ei, toată lumea lupta asta, pierde fotbalul, pierde spectacolul. Sunt convins că FCSB-ul ar putea să fie un mai mare generator de, de, abundență de public în tribună, fără doar și poate, da? nu o să se întâmple Nu se poate întâmpla cred în acest campionat, într-adevăr, și pe un motiv regulamentar. Pentru că în dosarul de licențiere, din câte știu eu, FCSB a anunțat că meciul se dispută pe trei stadioane. Giurgiu, Buzău și Arena Națională. Or să schimbe timpul competiției lucrurilor, este posibil, dacă părțile sunt înțelege, să fie ce trecut. Dacă ce frecuri, să zicem că domnul Dâncu ar fi dispus, domnul comandant al acestea ar fi dispus, toată lumea ar fi dispusă, dar trebuie să vedeți și Varga. Dacă Varga spune nu, nu se desfășoară acolo. Stați puțin că asta e prima dată în viața mea când aud treaba asta. Sunteți primul om din fotbal care argumentează cu regulamentul în mână. FCSB-ul care este au, în opinia aproape a tuturor, Spuneți că are pe licențiere Giurgiu Buzău Arena Națională și ar fi împotriva regulamentului să joace în Ghencea. Foarte tare chestiunea asta, n-am mai zis-o nimeni. -a declarat, nu știu cine e de vină sau dacă e vreo vină. S-a declarat că acolo își va desfășura echipa, dar de ești profesionist. Da, e se numește centru de club profesionist pentru sezonul viitor. Ei, pentru sezonul ăsta, 2021-2022, PSB au anunțat trei locuri unde va juca. Vă în cuie, în dosar. Se poate schimba locul cu acordul adversarului. Altfel nu. Poate să... Și dacă Dâncu cu fi mâine de acord și comandul ce se nu știu cum se cheamă, ar fi de acord, tot nu s-ar putea juca fără, fără CFR Curs. Dumneavoastră ce ați face? Ați lăsat FCSB-ul să joace în Ghencea? Bineînțeles că aș lăsa. Bineînțeles că aș lăsa. Cum să nu lași? Cum să nu lași? Și de ce, de ce oare cei de la CSA nu lasă FCSB acolo, în opinia noastră, de cu stadionul liber? De, Peluza Nord, Peluza Sud, gura lumii, frica de orice decizie, dacă nu spune și cu facem, eu nu decid nimic, domnul comandant, și mai departe. Așa e la armată. Nu decide nimeni. Nimic. Toată lumea are grade pe umeri, dar nu decide nimeni nimic. Ar fi, fi stagionul plin, ar fi, sta... ar fi plin cu FCSB acolo? Nu știu dacă ar fi plin, dar oricum mai mult decât la ce clar. Da. Gheorghe Mustață, vrei să-i spui ceva la domnului Pușcaș? Vreau să-i spun ceva domnului președinte Pușcaș și când a făcut acea referire cu Vine Mustață, cu Gigi și au cu Meme. Nu, eu vin cu suporterii, domnul președinte. Eu, eu acolo stau da, da, la, capitol, la capitolul ăsta stau da, foarte bine. Singura soluție, încă o revoluție. Singura soluție, încă o revoluție, da, da, da președinte. păi cred că asta e singura soluție. Nu, no, domn președinte, știți ce se întâmplă? Eu am observat și așa am eu vorba mea, mai mă întâlnesc cu bătrânicile astea pe la piață. Și cea mai mare frică a lor este că de foarte multe ori, de câte ori am vorbit în general despre ce se întâmplă la CSA, lucruri concrete, reale. Adică ei să miră de unde le știu. Pentru că am o bătrânică, mai, e mai bătrânică ea, e prea multe, și mi le spune când mă duc pe la piață să cumpăr roșii. Și faptul că au văzut 25.000 de oameni în stadion, 35.000 de oameni în stadion, 30.000 de oameni în stadion, aseară, luni, într-o zi, de luni, 12.000 de oameni cu feceară. Și dacă se juca pe Ghencea, rețineți, dublăm dublăm. Aici este mai semara... și fata Pentru, voi, pentru voi joacă toată lumea, pentru suporte. Pentru, alte... pentru, pentru de frica asta, de frica asta că noi umplem stadion și că aici vin 20.000 și acolo vin 1000, pe cum întreținem stadionul? Cu 1000 sau 1000? 1000 este mai mare ca 20.000? Că n-am înțeles niciodată lucrul ăsta pe mine, mă, mă, mă. Și noi, tot, nu mai, suntem, mă, nu mai suntem popor? Noi, nu suntem poporul român? Da, noi face referire la ce a spus domnul Dâncu. Dâncu. Am văzut un interviu al, a domnului Dâncu la Mironica, un interviu de anul trecut, când nu era ministru. Era acum două, trei zile, când Dumnezeu, la Mihai. Da. Și am stat așa, am vrut să nu dis -a -a. Acum un an discutat cu unocalanțe că e normal să după care plătește pe un bun al statului și pleda pe un bun al și de folosință comună să fie și, și, rentabil și așa mai departe. Și acum văd că pune altfel problema, dar nu e, e o lucru normal la politicieni. Una zicem și alta fumăm. Deci, de ai fi politician. Deci, la Mihai Mironică s-a prezentat acum câteva zile, când ați fost dumneavoastră acolo, interviu de acum un an, când domnul Dâncu spunea exact invers decât a zis acum o săptămână. Da, pe punctul se pare, sau pe proamă. Poți să intri, să vadă toată lumea. Nu am inventat nimic. Ce ideea râsime. este că pe orice stadion, orice stadion public, în mod normal, ar trebui să rugăze toate echipele care sunt întrunesc niște condiții, bineînțeles. Cine uh, plătește, domnul președinte? Ăla trebuie să joace. Normal. Și la Târgu Jiu, și la Craiova, și la Cluj Arena, și oriunde. Piatra Neam, ce stadionul de Giulești, și așa mai departe. Păi ții minte Ia că se zis. făceau... Păi nu, pe vremuri, dacă țineți minte, se făceau costal, nu, adventiș, a. cu adventiști, cu, de, 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 dacă țineți minte, 20, 25 de, mii de oameni pe stadion, nu vorbesc de concerte, de muzică și așa mai departe, se juca rugby pe stadion. Vreau să vă spun că a fost o pe, au fost câteva meciuri, culme, ale Rapidului, prin anii 80, care s-au jucat în Gheța. 83-84, da. da, deci, uh, apropo, doar, apropo tot ultima. Tot nu s-a înjugat nimeni, nu s-a bătut nimeni cu nimeni și toată lumea s-a comportat civilizat. Că așa e normal să fie. Apropo, ultima întrebare. Tot... După care trecem pe scandalul acesta cu stadionul, cu tot ce se întâmplă în Ghencea, cu Gheorghe Mustață și cu Peluza Nor care a fost plină ochi ieri, lunea la 20-30 după vacanța de 1 mai. Ultima întrebare, domnul Pușcaș, astăzi mi s-a părut cea mai frumoasă cea mai fair play declarație pe care am văzut-o eu în ultimii ani este cea lui, dați-mi voie să-i spun, domnului Liviu Ungureanu cu Bocciu, liderul Galeriei Rapid. Senzațional, o să o citesc mai târziu declarația. Cum vi se pare reacția liderului de la Rapid care spune, oameni buni, noi suntem suporteri, ce treabă avem noi? Conducerea clubului decide, noi nu avem niciun drept să spunem ceva, nu avem nimic împotrivă, dacă Becali vine și plătește, foarte bine să joace, deși ar trebui să joace la ei acasă în Ghencea. În, în ultimii 2-3 ani în regie, nu? Când au avut campion, văd că joacă nu știu pe unde, Chindia pe nu știu pe unde, pe la petrolul. Dacă ar da. fost și petrolul Dacă era și petrolul în Liga 1, unde unde se joacă Chindia? Sau cum se împărțeau pe acel stadion. Probabil că se în, înțelegeau cumva. Păi, ca la dumneavoastră cu CSU. Când vă dacă vă și pe binevărul nostru, pe închipă și la telefon. Că poate el mai în măsură să vă duminească. Da, oricum, o să vedem cum iese până la urmă. Sincer, sunt șanse infime... CSA-ul să pe FCSB să joace, no. pentru că este evidentă răutatea. Până la urmă, aici e vorba de răutate, de dușmănie și de. Uh, să, vedem răspunsul. să vedem răspunsul oficial. Răspunsurile, de fapt, oficiale și de la Minister, și de la Minister, și de la CSA. Să ni se dea și nouă răspunsuri la acele hârtie, pentru că întotdeauna, domnul președinte, dacă vă aduceți aminte la o emisiune la dumneavoastră când am fost invitat, Spuneam de respectarea deciziilor, nu? De respectarea deciziilor judecătorești Păi noi, Asociația salvastea Au domnul președinte Am câștigat acel proces care știți că V-am spus de el că i-am dat în judecată Am vrut să-mi expun eu nu, eu nu am cu ce să te ajut. Eu îți doresc tot nu, nu, nu. și vreau să fiu mai mult la stadion și să vă susțineți pe echipa. Deci, eu nu am ce asta. să, să ajut, dar Eu pot da. să vorbesc de, de clubul la care sunt eu. Atum, voi... Așa este, da. corect. Dar aici este, aici este cea mai mare problemă. Da, am tu... normal, în orice caz, da, am normal să nu pot să evolueze, să nu lase uh, uh, proprietarul stadionului, să evolueze cine îndeplinește condițiile Și în special cele de plată Pe acel stadion al statului Este anormal Asta atât a fost cazul nostru, A fost și cazul nostru Mai sunt și alte cazuri poate în țară Eu cred că o să-și revină guvernanții Și oamenii care ne, ne, ne conducă De 32 de ani suportăm multe Asta da. trebuie să le vină ceva ce adică nu au deocamdată La Liverpool, la la Liverpool, la Liverpool 2-0 a început repriza a doua 2, 2, -2. 2-2 se termină? 2-2 da. la general sau 2-2 astăzi seara? 2-2 meciul ăsta. 2 -2 meciul ăsta. Păi credeți că Liverpool e Craiova să dea goluri în deplasare, în repriza a doua? La revedere! Vă doresc o emisiune plăcută! Vă mulțumim, v domnule director! Mulțumim 3, mulțumim, 2, 3, domnule Mulțumim, domnule Pușcaș, pentru prezența în emisiune. Tare mult vă mulțumim. Dragi prieteni, mulțumesc, Gheorghe Mustață, pentru faptul că și astăzi ai acceptat provocarea mea. Avem două subiecte extrem, extrem de importante. În primul rând, te felicit. În mod public și pe televiziune este pe realitatea sportivă, canalul 145 RGS RDS. Știu, nici eu nu pentru că am Telecom, știu că și tu ai încercat, dar multă lume se uită la noi și vreau să te felicit pentru faptul că seară, lunea la 20.30, Peluza a fost plină. Cum ai reușit, frate, să faci această treabă în 2 ani de zile, ai readus Peluza și la ce nivel crezi că se află acum Peluza Nord după o pauză lungă? Uh. Cabi, ce se întâmplă? Eu am. Uh... Am muncit, am mobilizat oamenii, suporterii, le-am explicat. Oamenii au înțeles adevărul. Uh, au înțeles că Steaua n-a retrogradat niciodată. Au înțeles că, de fapt, în fața lor au, a venit o persoană care le-a explicat și a scos un pic și mai este încă un pic să scoatem în totalitate adevărul acestei tranzacții care se numește CSA. AFC și Fotbal Club Steaua București, la momentul respectiv actual FCSB, oamenii au înțeles despre ce este vorba. Au văzut echipa din Liga 2 câtă susținere are. Câtă susține susținere nu are. Are o susținere de medie de o mie de oameni care au plecat. Am spus o mie ca să nu punem 600, 500, am spus sunt mare și să Să analizeze toată lumea cam unde este, cam unde este steaua. Uh, noi la fiecare meci n-am jucat sub 10.000 acasă, la niciun da. meci sub 10.000 sau pare mi se că a fost odată un meci 4.000 și ceva 5.000, ceva de genul, singurul meci. Uh, noi am demonstrat Liderii acestei Peluze. Am demonstrat că aducem înapoi acest fenomen care se numește fotbal și ultraserie, dar într-o ultraserie puțin civilizată, în afară că se mai întâmplă da. și alte lucruri, dar oamenii au înțeles ideea mea când cineva vine în Peluză, vreau să vină cu garanție, să nu existe teamă, cum era odată, dacă vă aduceți aminte, oamenii să vină la meci, să cânte, să-și încurajeze echipa și să fie alături de 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 jucători, De jucători și ceea ce înseamnă steaua. Asta este dorința mea care am spus-o și la început când am venit acasă. 90% din Peluza Nord am pus-o la punct. Deci 90% e în acest moment. În acest moment, mulți prieteni de-ai mei spun că Peluza este 100%. Iar eu știu ce am făcut și știu ce fac în continuare. Până când nu știu că am 100%, nu voi spune niciodată că. Am 100%. De ce e 90% și nu e 100%, cum spun prietenii tăi? Mai am de adus, mai am de adus în Peluză, o parte din împreună cu liderul, o parte din nucleu. O parte Aha. vin, o parte vin, iar o parte, încă, încă se mai gândesc. Eu niciodată n-am forțat pe nimeni să vină alături de noi, sunt primiți cu brațele deschise alături de noi. Steagul Peluzei Nord este pe gard, Peluza Nord este acolo unde este locul ei, și mai departe las pe toată lumea să vadă, să gândească și să se uite la toate meciurile stelei și să vadă acolo în Peluză 4.000, 3.000, 5.000, exact cum am fost aseară, 5.000. Peluza a fost plină, oamenii au Peluza plină le mulțumesc pe această cale că au venit alături de noi, alături de echipă și au cântat împreună cu noi și ca să nu închei așa, fraza asta îi aștept alături de noi și la Craiova. La Craiova, câți suporteri crezi că va avea FCSB la Craiova dacă la Cluj a avut jumătate de stadion? Noi acolo avem 1500 de bilete. Mâine Mâine voi lua legătura cu cei de la Craiova să vedem cum procedăm, pentru că vreau să rezerv o parte din bilete pentru noi, pentru București, o parte din bilete pentru membrii cotizanți, pentru că acelor oameni trebuie să le rezervăm biletele când își anunță prezența pe asociație sau pe grupul de WhatsApp unde noi suntem acolo și își anunță fiecare prezența, vin la meci, vin la meci și vedem acolo câte bilete se va rezerva pentru, pentru membrii cotizanți, după care pentru galerie și restul o să vedem cum facem, o să comunicăm pe site-ul Peluzei Nord și pe site-ul Asociației în cursul zilei de mâine sau pui mâine să bage diferența de bilete, să le bage la vânzare online. Am înțeles. O ultimă întrebare despre galerie. Ai pronunțat numele facțiunii Nucleo. Intenția ta e să-i aduci pe toți sau nu? Cum e? Adică, explică un pic situația e, lui Nucleo. Intenția mea este să, în primul și în primul rând, știți cum e, o vorbă trebuie să aduci cap. Da? În momentul în care am adus liderul și încă 10-15 din acel grup, cu ce mai este aici, acum, o parte din acel grup vin la meci, vin sub steagul Peluzei Nord, dar știți cum e? Când știu eu că liderul împreună cu ceilalți se alătură și celorlalți care vin acum în Peluză, atunci sunt satisfăcut 100% că Peluza Nord am pus-o la punct. Mai am o întrebare de galerie. Înțeleg că a fost un conflict pe Luza Sud cu Shadows, cu facțiunea Shadows, dacă știi ceva. Dacă înțeleg că ei vor nu să vină alături de voi, Shadows. Nu știu, nu comentez și nu știu dacă e adevărat. Nu știu. Am înțeles. Nu, astea sunt zvonuri. Nu știu. Nu, nu cred. Dar mm. nici nu mă interesează, să spun sincer, pentru că eu am alte treburi, eu am alte lucruri de organizat și de mobilizat suporterii de făcut rost de microbuze, pentru că se va aplica din București cu 500 de persoane. Vreau să-mi dai voie să abordăm al doilea subiect rapid, dar dăm voie doar 30 de secunde să zic eu ceva, după care tu poți avea o primă reacție oficială de lider de galerie. Astăzi eu am citit declarația lui Bocciu, am vorbit cu el mai devreme, nu mai are voce ca tine când sunteți în galerie după meciuri, a fost la handbal, mi-a zis, dar promit o emisiune pe acest post. Reacția o citesc repede, pe mine m-a impresionat ca om care știi că am avut o rivalitate toată viața cu Rapid, m-au și bătut. Asta este de notorietate. Iată ce spune liderul Galeriei Rapid. Nu e problema noastră a Galeriei ce evenimente se desfășoară pe Stadionul Giulești, care este construit din bani publici. Treaba noastră e să încurajăm echipa la fiecare meci. Nu trebuie să mă sunem mustață pe mine. Nu e treaba noastră ce vor mustață și Gigi. Noi nu ne putem implica într-o asemenea problemă. Este o lege și sunt persoane abilitate care se ocupă cu stadionul. Ei nu pot da cu piciorul banilor. Dacă cineva vrea să organizeze un eveniment pe acest stadion, nu e problema noastră, nu ne interesează. Noi suntem Galeria Rapidului, datoria noastră este să susținem echipa. Nu e problema noastră, cine vrea să joace pe Giulești, nu ne putem opune. E un stadion făcut din bani publici și poate să joace oricine. Asta ar trebui să înțeleagă și cei de la CSA Steaua. Stadionul trebuie întreținut și pentru asta e nevoie de bani, iar pentru bani e nevoie să se organizeze evenimente. Datoria rapidului este galeria noastră datoare să susține echipa la toate. Nu e problema noastră cine vrea să joace în Giulești. E un stadion din bani publici, asta ne trebuie să înțeleagă și CSA. Sunt două mesaje. Nu suporterii fac legea pe un stadion CSA la Steaua sau Galeria Rapidului în Giulești bani publici, folosește această exprimare și spune nu poți da cu piciorul banilor. De ce nu înțeleg cei de la CSA și am două întrebări, Mustață. Cum apreciezi dacă apreciezi declarația lui Bocciu? Ce reacție ai? Și de ce oare cei de la CSA nu înțeleg cel mai elementar lucru din logică? Haideți să răspund la prima întrebare cu declarația lui Bocciu. Omul spune clar Că și stadionul lor este făcut în bani publici și poate juca orice echipă. Care plătește, da. Care plătește. Este o mentalitate de om normal. Da? Faptul că Gigi a declarat asta, din ce am înțeles și eu, m-au sunat prieteni de-ai mei și mi-au spus, băi, vezi că declară Gigi că o să te sune nu știu cum și cu tare. Așa a spus că te sună, da? Da. S -s -s... Ca să discut eu cu băieții de la Bocciu sau cu Corsican, noi suntem prieteni în viața de zi cu zi. Nu avem cum să fac niciodată. A, că îi sunt ce faceți? Treaba noastră de prieteni pe stradă? Asta este cu totul altceva. Dar ca să-mi să permit eu să-l sun pe Corsican sau pe Vocciu să-i spun fratele meu, vreau și eu să jucăm și noi. Pe când vreodată să jucăm noi acolo când noi avem stadionul Aici este casa noastră. Faptul că nu știu cine din minister ce vor să facă cu acest stadion nu ne lasă să jucăm. Va veni momentul ca la un moment dat cineva să răspundă pentru toate lucrurile astea. Că acolo se cheltuiesc foarte mulți bani publici. Adică nu vreau să îi răspund prin intermediul tău acum domnul Gavrilă Pele Balint, că nu e niciun fel de problemă dacă se cheltuie bani din, din bugetul statului. Așa a zis? A spus-o ieri, a spus că da, nu și care e problema? N-au mai fost echipe care au fost în bani publici. Corect. Dar armata, la ora asta, nu are voie să cheltuiască bani, exact cum spunea domnul prim-ministru acum două zile sau astăzi, sau ieri, că nu are bani de vouchere. Ba domnule prim-ministru, aveți bani de vouchere. Aveți 5 milioane de euro care investiți anual la CSA Aveți 5 bani 5 de vouchere. Milioane, 5, stai, 5 milioane de euro pe an la CSA Păi cât crezi că se cheltuie? Dacă Coprița a declarat că au 2 2500 salariu. Euro. Unii din jucători. 2500 de euro pe lună. Hai să facem calculul la câți jucători au, hai să facem calculul la câtă, cât, cât, este cheltuiala la stadion, salariile de la acei oameni. Corect, da? numai stadionul e un milion de administrat, din ce am înțeles. Da? Bun. Jucători cumpărați, salariile lui Ogăraru, 4500, nu știu ce face Ogăraru pe acolo, care are vreo două săptămâni când a venit pe la stadion. Acum vreo două zile, îmi spunea cineva, Păi mai trecut de două săptămâni mustață pe acolo. Ei, nu fi trecut la echipa mare, ele la juniori. Nu, nu, nu. În baza sportivă. CSA. Eu știu ce vorbesc. Da? Și sunt bani de vouchere domnule prim-ministru și domnul ministru de apărare a țării, a poporului. Uh -huh. Poate decât poporul ăla. Că noi poporul ăsta al altului, Noi nu avem voie să jucăm acolo decât poporul ăla. Chiar dar vreau dacă, să te... Da, dar dacă, iartă-mă puțin, lasă-mă să duc fraza până la cap, dar dacă mai... Doamne ferește că aici vorbim de vieți omenești. Mai să strică vreun avion, să nu spun că doamne ferește, să nu spun că are vreun avion sau ceva. Să spunem că să mai strică cât un avion. Să spunem că să mai strică cât un elicopter. De unde luăm banii? Tot de la buget. Dăm 2,5% din PIB-ul ăla care domnul ministru vrea, vrea la, la armată, să ce? Să ce? Să cheltui bani ca să nu lași o echipă de fotbal să-ți dea 25 de mii cât idei chirie a, pe 24 de ore. Că atât e. Chiar nici 24 da. de ore. E vorba de 14 ore, 15 ore. Da? da, no. no. Să nu iei banii 25 de mii, înseamnă că stai bine. Înseamnă că nu te interesează de poporul ăla la altul. Și te interesează doar de poporul ăla mic. De o mie de oameni. De atunci. Mai e ceva de comentat? Da, e de comentat. Vreau să te întreb un lucru. Avem trei subiecte extrem de importante. Iar ca să reții. iartă-mă să, să, să termin și da. cu asta. Steaua niciodată nu va juca pe Giulești. Punct. Deci niciodată pe Giulești. Bun. Uh, trei subiecte în 20 de minute de televiziune. Vreau să te întreb repede. Ce reacție? ar putea avea cineva împotriva celor care acum arată dușmănie, răutate, impertinență și uh, comit un act de ilegalitate, cei de la CSA ne lăsând o pe FCSB să joace în Ghencea. Cum crezi că se va termina? Pentru că ilegal, e anormal și este răutate, dușmănie și toate la un loc. Care crezi că va fi finalitatea? Pentru că eu simt că răspunsul va fi negativ. Ce zici? Cum se va termina? Cineva astăzi în federație, nu dau nume evident, mi-a zis, nu știu cine va avea curajul să-și să asume să-și să asume acest refuz. Cereri, să semneze acele cele da. care spune da sau nu. Dacă spune da, e ok, e asumat. Dar cine semnează pe nu e o problemă mare pentru că ai să spun ceva. Zim. Tu refuzi niște bani unor privați să se folosească de o bază de fotbal, de o, un stadion de fotbal, da. care tu trebuie să organizezi evenimente pe acea bază să poți să trăiești. Exact, să amortizezi din cheltuiala la construirii și de, pentru administrarea stadionului. Și atunci, dacă tu îl folosești numai pentru tine, nu îl închiriezi la spectacole, nu îl închiriezi la nimic, înseamnă că tu te bazezi pe ceva. Și bani ilegal din bugetul statului că este ilegal și atunci când vor veni alegeri sau ce vor veni, o să întrebăm pe domnii. Nu vă supărați. Banii de vouchere care spuneți că nu aveți să-i dați la pensionari. Banii care trebuia să reparați avioanele alea să nu mai cadă, elicopterul ăla. De unde i-ați luat? Păi că nu știu cum că atunci duceți-vă voi acasă și lăsați să vină alții. Lăsați nu acasă. alții să vină alții, nu acasă, nu acasă. Eu am spus acasă că nu vreau să... E treaba da. lor unde să duc după aia. Da, da. da, da. da. E treaba lor, da. ca da. acasă. Mai departe știu alții ce au de făcut dacă îi trimit acasă. Da. Noi îi trimitem noi ca poporul ăla mic, ăla mic de câteva milioane, să-i trimitem acasă că avem forța asta noi. Noi poporul ăsta de aici, ce spun eu acum, stelismul da? stelismul din toată Europa asta, români, diaspora, votează. Da, din corect. România. Poporul ăsta îi poate trimite acasă foarte lejer. Și atunci să dea o și să vină să spună domnule, pare rău, știți, dar n-a putut, nu știu cum. Nu, domnilor, sunteți răspunzători cu toții pentru că ați încălcat legea, banii publici sunt banii tuturor oamenilor, iar stadionul ăla aparține tuturor oamenilor după pământul ăsta, adică poporului, nu numai un singur popor mic de o mie de oameni și tu lași șaptea milioane într-o parte. Atunci dacă dânsi și consideră că poporul la mic câștigă în fața la poporul la mare, nu mai este nimic de spus, dar eu cred că nu și asumă nimeni să pună pixul pe hârtie în momentul în care trebuie să ne răspundă și nouă. Deci, tu cre cum crezi că se va întâmpla? Pentru că, repet, cineva astăzi, un om foarte deștept din formă, mi-a zis mie, când am mâncat astăzi uh, un sandviș, mi-a zis, Gabi, nu-l văd pe cel de la CSA în stare să încalce legea, să nu respecte și să-și asume cineva refuzul de a juca FCSB acolo. Poate și asumă asumat domnul ministru Dâncu, că acum un an de zile spunea că trebuie să joace. Și dacă-și comentez. Chiar cum comentezi această, această schimbare? Adică, de ce să-l schimbe funcția pe un om, și de ce să-l spui cu totul altceva? Că eu n-am auzit până astăzi seară de, de treaba ce Asta se întâmplă, Gabi. Pare mi se că domnul Dâncu, domnul ministru Dâncu, e și sociolog, dacă nu nu mă înșel, nu? Profesor, sociolog, da. da. E de, de toate. Și parcă stă bine și în statistici, adică în sondaje, nu știu cum, face și. Păi să facă da, domnul știu. Dâncu un sondaj. Da. Facă da. dânsul personal un sondaj. Da poați spună pe cine vrea. Dacă la viitoarele alegeri mai există pe lista de prietenie. Dar hmm. eu nu spun asta pentru că noi nu ne place să ne implicăm politic. Dar poporul român, poporul așa ăsta, poate reacționa. Asta e reacția. Așa corect. e singura variantă care să reacționeze. Asta cum, e cum eu am ăsta? Cum eu am ăsta? Poporul are votul. E atât timp cât noi spunem respectați legea dacă respectați legea. Și noi o respectăm. Și noi am respectat-o. și nu prea o respectă de la CSA, pentru că dân și dacă ar respectat legea și ar respecta deciziile definitive a unor instanțe, ne-ar pune la dispoziție pentru interesul public acele documente pe care noi am câștigat procesul. Iar dân și trag de timp să pună la dispoziție pentru interes public cum s-a vândut de la CSA, la Păunescu, la FC, cum s-a vândut? De la Păunescu, la Gigi. Puneți-le, domnule, da, la dispoziție. Sunt, Pentru că acum, iartă-mă puțin, da. a apărut de la Ling Grigore, a apărut în Senin, hop, un document. Niște acte unde ține, da. dacă vă aduceți aminte, când eu am spus acum un an și ceva, dacă vă aduceți aminte de emisiunile tale pe YouTube, am spus clar. De ce nu vrea domnul Florin Talpan să predea acele documente? Pentru că semnează predarea primirea. El, semnează și el, da, corect. Semnează. La acel moment, dânsul a pus, a păsat pixul pe hârtie. Cum și zicea acum, Gigi, au votat cu două mâini pe acolo. Eu unde eram când eu vă spuneam lucrul ăsta? Da. Pentru că eu am fost acolo și am văzut. Dar în viață, în viață toți plătim. Sunt două lucruri pe care eu le simt ca un om care mă uit la evenimentele astea. Celor de la CSA le e frică de primirea FCSB-ului pentru că sunt siguri că tu vei duce 25.000 de oameni pe puțin la meciuri acolo, la fiecare meci. Și doi, le e frică să dea acele uh, informații de interes public pentru că acolo se ascunde tot adevărul pe care îl vor ascuns, pentru că nimeni nu a furat clubul, Nimeni nu a păcălit pe nimeni. FCSB este e continuatoare ca așa, scrie în acte, și mulți știm asta, dar mai sunt alții care stau lăsat păcăliți în ultima perioadă. Ăsta pe da, e da. motivul. De aici pleacă, pentru că la momentul respectiv, când va veni acele documente și se vor arăta public și va citi toată lumea ce se întâmplă, atunci nu știu cine o să vină și o să întrebe, așa. Mă, dacă voi ați vândut secția asta, de ce ați mai înființat alta ca să cheltuiți bani din banii? Că aici e vorba de bani din buget. Aici nu e parchetul general, nu e ăla, nu e ăla. Aici e cum vorbim de DNA. Și atunci parchetul dna o să vadă. Mă, pe ce ai mai făcut o altă echipă dacă tu știi că ai vândut-o? Vor fi făcute demersuri în acest sens la un răspuns negativ? Evident că asociația, clubul, l-am auzit, auzit și astăzi pe Gigi, am auzit și astăzi că a avut o reacție clară, fermă, că va face aceste lucruri. L-ați auzit că a făcut acele cereri, a făcut acele cereri de. Uh, oficiale, să joace, oficiale da. și așteaptă da. și el răspuns. Acum așteptăm, așteptăm uh, răspunsul CSA-ului, așteptăm răspunsul domnului ministru, pentru că și noi am cerut, am făcut acele cereri către prim-ministru, către domnul ministru și către CSA da. Vedem Corec. acum, termenul Se legal vede. este 30 de zile. Da? Vedem. Da. Uh, da, cineva trebuie să își asume această ilegalitate, pentru că ilegalitate. Doi, un subiect foarte important. Uh, aseară Dăm voie, nu știu dacă tu vrei să comentezi, dar dăm voie să-mi să exprim părerea. Aseară a fost o emisiune la TVR, post public de televiziune. În primul rând, am vrut cu domnul Pușcaș mai devreme. Domnul Pușcaș a făcut 500 de emisiuni doar la OTV, ca realizator. Și l-am întrebat, domnul Pușcaș, dumneavoastră, ați fi făcut vreodată în viața dumneavoastră o emisiune despre o echipă la aceeași oră la care ea joacă și e la televizor pe alt post? și să-i inviți pe suportele acelei echipe să voteze? Bănuiesc că nu. Niciodată nu poți să faci și asta. Și am mai primit informație că, vezi, doamne, m-ar fi, sunat și pe mine. Și că n-aș fi răspuns. Eronat, da. eu n-am găsit niciun apel pe telefon. Deci, în primul, rând, nu faci, în primul rând, nu faci o asemenea emisiune la ora aia. Doi. Mă, sun, mă sun, când eu sunt în mijlocul galerie să vorbim ce? Da. da. De deci asta înseamnă diletantism Clar, de deci să nu se supere cei de la televiziunea publică, pentru că nu spun niște lucruri pe prostii aici. Pe postul vostru de televiziune, uh, realitatea sportivă, noi doi suntem aici și vorbim de, de Steau. Și Steaua joacă acum la ora asta. Exact. Și să invităm pe suporterii lor să voteze aici. Pe ce, cum ar fi asta? <coughs> da. Bun. Și, deci, ăsta e un aspect. N-ai voie ca realizator să faci așa ceva. 2. Nu poți să permiți unui, om, unui singur om să voteze de o de ori de pe orice uh, device de ăsta uh, tehn tehnologic. N-ai voie. 3. Uh, nu poți să dezbați o asemenea problemă. Nu ai voie să dezbați tu să faci un sondaj pe o emisiune. Uite, spunea Serhii Lopez. Uh, zicea, o emisiune care nu se va uita nimeni, nu doar pentru că la TV nu se uita nimeni, ci pentru că echipa al cărei subiect este are meci la aceeași Răspunsul e simplu, doar la noi trebuie să referendum privind un drept. De deci, ce au făcut o emisiune referendum privind un drept? De când drepturile sunt supuse voturilor? O să citesc eu imediat și tot ce a zis Serhi Lopez, o voce importantă a tuturor. Un, un om foarte deștept și un om foarte calculat, un român și un ziarist foarte bun, care a plecat din România, cred că nu dă bine. Da. Dar uh, un foarte bun. Un o să citesc tot bun. mesajul lui, mai ales că am mai avut un mesaj despre stadionul ăsta, o să citesc. Atenție! Vreau să fac un anunț foarte important. Dacă Gheorghe Mustați acceptă, noi o să ieșim în, în 10 minute de pe realitatea sportivă, dar vom continua pentru că avem multe lucruri de vorbit aici, unde sunt sute de oameni. Bun. Și mai vreau să te întreb un lucru. Dacă tu vrei să comentezi bine, dacă nu, o spun eu din tot sufletul. Am auzit. Recent că există AS47, o asociație de suporteri de la CSA. Uitați-vă la mine, oameni buni, pe realitatea sportivă în acest moment, sau pe YouTube, sau pe Facebook, înjurați-mă cât vreți. Părerea mea, dacă acel băiat, dacă acel tânăr, reprezintă asociația AS47, dați-mi voie să spun că AS47 nu există. Deci nu 20. pot să chem un om care nu vorbește, cu prune în gură, și care nu spune nimic. Adică, și el a compromis. E tot. păcat, e păcat, pentru că este și soțul doamnei potec. Camerie Potec, Da. Și dacă vă duceți aminte, și iartă mă că te-am întrerupt, după aia te las da, să te rog. la cap. Uh, el de la noi din Peluza a plecat, Seba. Ca așa la îi spunem non. noi, Seba. Seba e? A cine că este. Da. Că tu știi foarte bine da. era în grupul da, Da. Titan, da, da, da. da? Este ofițer în armata română Și dacă mm -hmm. ți-aduci tu aminte Noi doi am făcut o emisiune în urmă cu un an de zile Când a fost alegerile pentru comandantul unității mm -hmm. adu Aduți aminte și ați emisiunile din urmă cu un an Când a fost alegerile Înainte să fie alegerile Și am spus eu Vezi că se fac cărțile Ca doamna Potec să vină comandantă Aha. Pentru că soțul dânsei Seba Este în minister Ofițer în minister noi n-am știut. Mamă, nici. mamă, mamă, ce Și noi am aflat acum. târziu. Dar domnul Seba a vorbit în numele, cred că, asociației 47, cum se numește aia lui Păcurar. No. Și nu văd, nu văd pentru ce a ieșit, chiar s-a expus, urât și foarte urât. Mai mult s-a făcut de râs Seba, e și prietenul nostru. Dar nu trebuia să să trebuia să lase pe altcineva, de altcineva cred că n-a vrut și el nu știu de ce a făcut greșeala asta. Mare greșeală, adică. Și nu, plus nu, de nu, asta, nu, 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 nu. Plus de asta, dacă ți aduce aminte, ca să revin la ce ți-am spus eu, când, am spus eu, domnule, să facă alegerile și vor să o pună pe Camelia Apotec să, să. să. fie comandantul și, și numai că ea n avea voie pentru că ea n-a purtat niciodată arma. A, am înțeles. Nu putea să fie oricine comandant, da, am Te aduce aminte? Și am spus, soțul Dânse este în peluza sud. am înțeles da? acum, da. Da, 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 adică se leagă, da. de acum un Oricum, an, cum uh, să spun, uh, pe undeva Dumnezeu Mustația le aranjează, Dumnezeu pe toate le aranjează. Să ase 47 să fie reprezentată la televiziunea publică de un asemenea băiat, fără dicție, care nu înțelegea nimeni nimic ce spune, pe lângă faptul că n-avea nicio logică. Mie mi se pare mi se pare că s-au spus toate lucrurile care trebuiau spuse aseară în emisiune. Așa Pur e emisiune. Da, când o faci așa pe, pe genunchi, adică cum să faci o emisiune la ora 21, când la 20-30 începe să joace FCSB, eu știu, vorbești de FCSB și să-i pui să voteze. Da, mă rog. În fine, a fost o caricatură pe care. Uh, s-a votat astăzi și s-a dus, dus teama la 60 ceva la sută. 63% se votează în continuare, da, 63% favor. Da, da vor. pentru mine e un fake acest vot. E un da. fake acest vot. Nu, Păi nu, pentru cum, cum spune Serhi care... Lopez. Foarte bine, nu poți să uh, să faci referendum privind un drept, de când drepturile sunt supuse voturilor. Corect. Vreau să te întreb, să te întreb un lucru. Și vreau să fac apel la toți oamenii care au ceva deasupra umerilor, celor care au cap. Să nu creadă cineva că eu atac vreun post de televiziune pe un alt post de televiziune. Dar vreau să întreb un lucru. De ce ai face asta dacă te poți duce cu gândul că e un post de televiziune de stat care susține un club de stat pentru a-i face o imagine în momentul în care toată lumea fotbalului spune Domne, lasă domne FCSB-ul că îți plătește și are voie să joace acolo. Ce te poate duce cu gândul la ceva această emisiune? mă duce cu gândul la, să fiu sincer, la o prostie foarte mare, mai mare ca ei toți care au fost acolo, nu care au fost în platou, cine a gândit-o. Pentru că în loc să-ți faci rating, să câștigi la sfârșitul a, la sfârșit de lună când se face acea statistică de rating și se împar da. banii pe emisiuni sau pe cum se face acolo, sponsor, da. da. tu te gândești să faci un lobby pe o mie de oameni. Că dacă ei sondajul sau ratingul de la acea oră, Digi face rating cât casa, pentru că este. Că e meci, da, că e match, corect. Și la tine să uită decât femeia de servici. Și e, își... nu, se uită mulți oameni, adică să nu spunem că nu se uită, pentru că la bunica păi la, la ora țară prinde doar cum, cum să te uiți la emisiune dacă joacă steaua? Corect, pe, pe, da. da, da, da Te-ai te poate dacă la, era. Da, Înseamnă că nu ești, nu ai treabă cu sportul. Da, și faci emisiune calculăm. de sport. Hai să calculăm. Dom'le, da, o correct. emisiune de sport? Da. Tu te uiți la ea? Nu. Nu, nu. O emisiune de sport mă refer, nu neapărat a, emisiune la. emisiune de sport mă uit ca mă uit de sport, o emisiune de sport Că a început cine ia. Că și eu mă uit dimineața, mă uit la Mironică. La, Mironică, la, da? No. După ce am terminat uh, emisiunea, mă duc pe alte emisiune să văd cine mai a invitat, să mă, mă, uit până dacă no. joacă steaua. No. Nu pe mă uit la dacă sunt cu sportul. Corect. La, la ora asta oamenii se uită la meciul cu Liverpool? Uh, nu. Nu. Pentru că e deja 2-3 scorul. Se uită Asculta, la noi. Corect. Corect. Aici este problema. Cum poți tu să faci acea emisiune da, 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 corect. În defavoarea ta, ai făcut-o cu bună știință, pentru că sunt tot bani publici. Asta vreau să spun. Și mai am o ultimă întrebare. O ultimă întrebare pe realitatea sportivă: dacă poți rămâne până la miezul nopții cu toți ceilalți, pentru că o să-i pe toți să intre în direct. Bun. Florin Tănase declarația de aseară. Ce-ți transmiteți? Aici. Florin Tănase, că se, se duce la domnul Dâncu și arată uh, buletinul Pașaport. că el e român. Pașaportul de. că face parte din popor, uh, aviz la declarația domnului Dâncu. Domnul poporu mă rog, a scăldat-o scaldat domnul Dâncu așa cum a vrut, dar n-a ieșit nimic. Ce spui de Florin Tănase, capitanul FCSB-ului? Te rog să mă crezi că am primit de-aseară și până astăzi, nu-ți exagerez, dar cred că peste 3-400 de mesaje de la oameni în privința lui Florin Tănase. Florin Tănase, prin, prin aceste vorbe care le-a spus aseară, Florite Tănase și-a câștigat respectul multor suporteri, mă refer și ca fotbalist și ca om. Pentru că a avut tăria și caracterul să-i răspundă domnului ministru printr-o logică clară și frumoasă și elegantă. Și a spus-o frumos. Am pașaportul săi să-i arăt domnului Dâncu că și eu fac parte din statul român. Din da. popor. Mai frumos Correct. de atât. Ce să-i faci? Poți să exact. răspunzi? Nu. Și că mai el frumos, nu. vrea în Ghencia. Exact. Și asta este important pentru milioane de steliști, pentru că sunt pe milioane pentru mine, de steli. Pentru mine este cel mai important, Gabi, și să spun de ce este cel mai important lucru ăsta. Pentru că ei mă susțin pe mine. Că vrea în Ghencia. Aici am făcut. Și pacea cu Gigi. Văzând că eu asta îmi doresc, noi, suporterii, asta ne dorim, și a făcut pace Da, a reacția lui Gigi a fost uh, extraordinară. A intervenit frumos, elegant, a făcut cerere ce își doresc suporterii. Asta își doresc. Ca să fie bine, vrem îngheci. Și Vorba... acum toate lucrurile sunt normale și pe drumul cel bun. Uh, încă o întrebare și îl rog pe Alex să nu se supere că depășim un minut, două uh, te mai întreb un lucru extrem de important pentru că suntem pe realitatea sportivă simți că va avea curajul CSA-ul să o refuze pe FCSB? Nu că simt e ca și refuzat noi de ce am luat în discuție să, în cazul Buzău. în care Buzău, să da. jucăm la Buzău pentru că dacă să joc pe, să joc pe Arcul de Triunf cu 8.000, mai bine jucăm la, la Buzău cu 14.000. Adică mai dai șansa și posibilitatea la încă 4.000-5.000 de oameni să vadă meciul în direct. Faptul că atunci o să, iau, o să am o discuție la nivel de conducere să facem și un ecran foarte mare pentru că oamenii vor veni și să facem un ecran mare ca oamenii să vadă meciul. Foarte interesant. Important este să se ajungă acolo. Dacă nu cumva FCSB va fi campioană înainte pentru că Argeș cu CFR sunt bag mâna în foc. Toți banii mi pun că dacă vrea cineva să facă prin soare, nu bate CFR la Pitești. Mustață, nu vreau să-l supăr pe Alex. Mi-a zis că e tură de noapte și va continua până dimineață, băiatul. Alex, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat. Trei minute am depășit oprim microfonul 20 de secunde, el face trecerea și rămânem noi pentru că sunt sute de oameni în continuare până la miezul nopții vom fi în continuare aici. Okay, Am dat și okay. linkul dacă vrea să se conecteze cineva. Ok. O secundă să anunț. Mulțumesc mult realitatea sportivă. Pe mâine seară când vom sta de vorbă despre handbal cu Bogdan Voina și echipa lui care a vrut să preia conducerea federației. O seară bună pe realitatea sportivă. Rămânem pe canalul de YouTube Templul Sportului. Da, Ne-am întors, dragi prieteni, suntem în direct. Sunt 400 de oameni acum în direct. Rugăminte pentru toți cei de pe Facebook. Pavel Jude a distribuit către toate grupurile de suporteri. Distribuiți această emisiune pe Facebook către toate grupurile de suporteri pentru că e foarte importantă. Stăm în continuare de vorbă cu Gheorghe Mustață și în această clipă pun linkul dacă vrea cineva să se conecteze, o poate face fără niciun fel de problemă. Puteți intra în direct pe linkul pe care l-am pus acum, e un streamyard, puteți să intrați să vorbiți despre toate aceste trei probleme. Probleme, mă rog, subiecte. Tănase este capitanul stelei. A arătat că este capitanul stelei. 2. Nu cred că are cineva curajul să ajungă la pușcărie pentru a nu o lăsa din ambiție, din prostie, din, din, din răutate, pe steaua să joace în ghencea 3. Cum vi s-a părut emisiunea de la TVR, post public, câtă prostie să aibă cineva în cap să facă emisiune despre cineva care este în direct în altă parte, la altă televiziune, unde se uită toți. Astea sunt subiectele pe care continuăm să le vorbim. Îi mulțumesc lui Gheorghe Mustață pentru că este în continuare alături de noi. Niciodată are ceva în, în, în mașină. Nu în e mașină. problemă, nu are deci e okay, Absolut acela. nimic, dacă vrei dacă vrei poți să ieși din video fără probleme sau poți să rămâi video mai bine ieși din video să nu zică cineva că tu conduci și te uiți în direct să nu ajungem la alte belele. Ok, okay uh, foarte bine asta, pentru că nu da. vreau să, să Știi că lege mai acest... nou Exact. să nu faci pentru video că, să înțelegi acum ți spun că suntem pe YouTube nu mai suntem pe canal de televiziune da. Suntem mai noștri, da. Uh, M-am întâlnit cu o băbuță. Opa, am dai. venit aici, eu am fost acasă că am intrat live și la Pavel. Da. Și M-am întâlnit cu cineva să vedem un demers un demers care este în avantajul nostru și sperăm că acest demers mâine o să stau de vorbă cu Virgil dacă Putem face noi, dacă nu, să facă clubul, și atunci vedem cam cum e treaba. La ce te referi? Exact la subiectul care l-am vorbit noi mai devreme cu asumatul, cine răspunde și cine pune pixul pe hârtie. Corect. Eu Pentru o spun că, că suntem. Va fi gravă situația. Da, eu cred că e caz de a nu mai merge acasă seara cine semnează treaba asta. Cum? Și reține un abuz în serviciu foarte grav, și în afară de abuzul ăla din serviciu, este și cu ceva, cu ceva de genul prejudicii aduse statului, ceva de gen. Exact. Păi chiar este prejudiciul adus statul, statului. Pentru că statul face un stadion care trebuie administrat cu un milion de euro pe an. Un milion de euro pe an tu nu-l ai. Nu-l ai. Tu stat, nu-l ai. Și vine un privat, îți dă bani, să ai milionul, și tu îi refuzi banii. Păi atunci ce facem? Cum facem? Cine plătește milionul? Nu știu, să înțeleagă ei, să ei știu. Da, e abuz în serviciu cu prejudiciu adus statului, te asta am notat-o. Acum că suntem pe YouTube, mie mi se pare tot ceea ce s-a întâmplat aseară, mi se pare că se încearcă spălarea unei imagini. Știi de ce? Pentru că toată lumea, absolut toată lumea a zis, domnule, Steaua trebuie să joace în Ghencea, e o barbarie ce facă ea de la CSA, n-au cum să facă asta. Și s-au găsit să facă o emisiune la televiziune pe post public, pe post național, plătit și de noi. Că și aici e o problemă. Și cei de la Steaua plătesc televiziunea română. Și au făcut o emisiune din care a reieșit aseară, s-a mai revenit acum la 63%, seară, reieșea că nu vrea domnule românul să lase pe Steaua acolo. Mi s-a părut o comandă. Și mie tot la fel mi s-a părut o chestie care. Adică, când am ieșit din stadion, am avut impresia că. Adică, de fapt, eu prea știam de emisiunea asta, așa nu știu. Și mi-a zis lumea ce. Trimitea lumea linkuri, votați, votați. Mm -hmm. Mă sună unul, ziceam, am votat de vreo opt ori. Da. Ce-i exact. mă, frate, că nu înțeleg. Uite, frate, uite s-a făcut. Pe cum mă dacă 12.000 de oameni. Sunt pe stadion. Sunt pe stadion. Ce-ar fi votat acei 12.000 de oameni, pe bune? Încă! Încă câteva milioane în fața televizorului. Da, exact. Sau pe internet. Exact. Sau pe rețele de socializare. Cum faci Correct. tu acel vot? Cum faci tu acel sondaj? Ce sondaj e ăsta? Păi spun da. eu, sondajul lor e de 2%. Nu e de 2%? Cineva spune că seară Steaua avea 72%, s-a blocat site-ul și după aceea a apărut că are CSA-ul 54%. Adică, uh, vai, asta a fost o comedie mare de tot. Deci 74, 72% avea Steaua, după care s-a blocat site-ul și când a revenit l-au dus la 54% pentru CSA. Incredibil. Dar ai, tu, tu, ai foarte mare dreptate. Au votat vreo 6.000 de oameni. 6.000 de oameni au votat, dar 12.000 erau pe stadion. 12.000 de oameni sigur ar fi votat Steaua în Ghencea. Acum are logică dacă te duci la meci, ții cu Steaua. Dacă ții cu Steaua, votezi să joace Steaua în Ghencea. Ai perfectă dreptate. Și atunci despre ce vorbim? Da. Care e sondajul? Nu. Da. Uh, domnul Ilimia, dacă aveți o întrebare pentru domnul Mustață, bună seara, domnul bună, bună seara, ție Gabi și domnul Mustață. Eu am intrat foarte scurt pentru că. Bună seara. Uh, toți vor să-l asculte pe Mustață și este și normal, așa este liderul nostru Corect. al galeriei și de asta. Dar vreau două aspecte să spun. Unu, eu am urmărit emisiunea în reluare, adică m am uitat, am căutat pe da. YouTube așa, și, urmăresc. Și, ce ați re... din ea? și pro problema era, emisiunea era în două părți. În prima parte, FCSB-ul, steaua noastră, avea 70 și ceva la sută. Iar în partea a doua, culmea s-a schimbat, au avut 47% sau 45% la 50%. s-a blocat site-ul, da, ceva de genul. Da, deci ceva de genul. Asta a fost prima. Și noi să-i mulțumim, le mulțumim și domnului Dâncu și domnul TVR1, pentru că ne unesc și mai mult, ne unesc. Ne fac mai puternici. Ne fac mai puternici și ne... Iar mai o, o problemă în legătură cu. Am văzut declarația lui domnul Dâncu și al lui domnul Tănase, adică fotbalistului Tănase, și da. tot asta și m-am gândit, zic, bă, cine-i profesorul? E. <laughs> Bună întrebare! M-ați făcut să nu mai pot să beau din berea asta. Incredibil! Bună rău! Cine o fi profesorul după această declarație? După această dec aceste două declarații. Da, da atât am vrut. Mulțumesc, da. Multă sănătate! Baftă să avem meciul cu Craiova, pentru că eu consider că aia este finala. Mie nu de, mi la de, ce de la Timișoara puteți merge pe jos la creva domnul Corect, mă, corect, așa este O Mulțumesc seară plăcută și să ne vedem Numai cu bine bine, sănătate Numai... Foarte bună asta, Mustață Știi că porecla la domnului Dâncu e profesorul Mai da. stăm 8 minute în direct Cineva întreabă, ai zis-o un pic de împăcare mie, Eu am citit astăzi declarații la domnului Becali Că și astăzi a vorbit și a vorbit foarte bine de data aceasta Când e bine, e bine, n-ai ce să spui a zis că o să discute cu Gheorghe Mustață această, a, această reacție, această declarație în mod public către tine, că o să se consulte cu tine. Ce înseamnă pentru tine? Nu pentru mine, Gabi. Pentru suporteri. Nu pentru mine. Pentru că eu tot ce fac, pentru mine, e fix. Ceea ce îmi doresc. Nu pentru mine. Eu vreau să las ceva în urma mea. Eu vreau să le arăt oamenilor că se poate. Eu vreau să le arăt oamenilor că steau în are trurile niciodată și a celor foste glorii care sunt în partea cealaltă. Da. O parte din ei, o mică parte, nu spun o parte, o mică parte din ei. Iar ceea ce fac, fac pentru viitorii copii care vin în spatele nostru. Pentru că, la un moment dat, o să trească să fac și eu un pas în spate și să încerc. Și încerc lucrul ăsta de câteva etape. Încerc să promovez, să caut anumiți băieți din galerie care să vină în sprijinul meu, să mă ajute. Oamenii trebuie să-l să respecte, la fel ca pe mine. El trebuie să aibă o atitudine corectă față de ce are în fața lui, adică suporterii. Și să-i respecte ca să îl asculte. Eu pentru asta fac. Nu ai zis-o și, zis și aseară, după meci, o spui și acum, dar de unde acest gând de, de retragere? Adică ce, ce ți-a venit să spui tu după ce ai făcut galeria din nou să umple Peluza, să aproape să umple tot stadionul? De două ori ai zis și aseară, și astăzi că Gabi, vrei să-l pregătești pe altcineva. Gabi, nu știu cum să mă exprim, dar va veni și timpul ăsta ca eu să mai stau și eu în spate. Uh -huh. Adică, de retras. Nu pot să mă retrag pentru că nu mă retrag din viața asta a stelismului sau a galeriei. Dar. Sunt genul de om care îmi place să promovez oameni și să, să urci acolo unde, unde se poate. Și cred că ar fi cazul, din punctul meu de vedere, să începem și să mai aruncăm în față uh, băieți care cine au ținut dar Dar contează foarte mult și le explic asta foarte des pe cine sui lângă mine să dea tonul dacă nu respecti pe cel care l-ai în față și nu-l faci să înțeleagă că de tine depinde tot și să te lupți pentru ei, pentru toți suporterii să te lupți, chiar dacă n-ai pe nimeni lângă tine, să te lupți cu adevărat pentru suporteri. Să le scoți în evidență suporterilor cine ești, ce faci, cât lupți, și restul, viața ta privată este separat. Dar aratele suporterilor că meriți să stai acolo, sus. Pentru că cât pot să mai rezist și eu? Mai rezist un an, doi, cât să mai rezist? Trebuie să stau și eu în spate. În spatele lor sunt acolo, prezent. Dar știi cum e? În viață trebuie să și promovezi și să faci și tu ușor, ușor un, spat, un, pas înapoi când vezi că lucrurile nu merg bine. intervii imediat, intervii în situația respectivă, la capitolul ăsta m-am referit. Dar no. trebuie, făcută, trebuie făcut și acest lucru. Cineva spune, tare mi-aș dori cineva să citească acest comentariu. Dacă în perioada 98-2009 Gigi dădea pensie viageră tuturor celor de la Sevilla, mi se mi mai se făcea dezbinarea asta că eu cred că glorile nu mai făceau tam-tam la 20.000-30.000 de euro pe lună pensie zice un, un, un telespectator care se uită la emisiune Da, a fost o dezbinare din interes Eu mi-aduc aminte o emisiune, nu-i dau numele, cineva din galerie la Telesport cu Claudiu Giurgiu moderator Steaua lupta la titlu, era galeria care striga pe Luza Sud uh, Gigi pleacă, vin de mori Și l-am întrebat dacă ar câștiga Steaua campionatul, ar fi fericit Mi-a zis, fără niciun fel de reținere, sub nicio formă Pentru că dacă luăm campionatul, asta înseamnă că Gigi face rost de bani Și nu mai scăpăm de el Cam așa gândesc unii care au vrut dezbinarea Răutate, ură și așa mai departe uh, Da, și eu am auzit variantele astea, dar hai să spun ceva. Dacă stăm să o gândim așa, Gigi mai are bani la ora asta să mai ducă astea încă 15 ani. Eu. Eu. Spun pe cuvânt, eu. Eu, eu știi ce aș face în locul lui Gigi, nu? Dar bine, noi vorbim așa ca să ne distrăm un pic. Deși nu e corect că e foarte multă lume și trebuie să vorbim lucruri serioase, dar i-aș da cuiva niște bani. L-aș face bogat pe unul care să cumpere CSA, echipa de fotbal. Pe cuvântul meu de n-aș face asta. Pentru păi pentru cine că... cumpără, Gabi, că și ăla care îi dai tu bani și să spune că și să, zică, nu mai, tu să-i zici, băi, nu mai mi dai înapoi. Da. Dar nici ăla nu o cumpără și îți face ia banii și pleacă. <laughs> păi cine să cumpere clubul ăla, echipa aia de fotbal? N-ai ce să cumpere acolo. N-are nimic, în divizia B, n-are cum. Dar vreau să, vreau un lucru, chiar. N-ai ce uh... să cumperi. Exact, n-ai ce să cumperi, n-ai nimic, procesul e în derulare, atenție, procesul e de la zero în derulare. Și uh, stăteam de vorbă cu familia mea pe care o înjură fel de, fel de cretini uh, și mă întreba soția, zicea, băi Gabi, da, uh, bun, ce se un are investitor? Ei ce fac? Acum eu să găsească un investitor și dacă se ceartă cu el peste 2 ani, ce fac? Fac ca a treia echipă? Da. Că despre asta e vorba. Da, 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 și ce -i spun? Ai dreptate. Da, ce fac? Se ceartă și cu ala, pe urmă. Că poate că nu o să vrea investitorii ăștia care vin acum, care stau la coadă să ia echipa, nu o să accepte ca cineva din Peruza Sud, mai ales băiatul care a fost aseară, bine e greu să-l traduci, a făcut Serhii Lopez, o, o să citesc niște comentarii de ale lui Bă băiatule, senza... deci nu înțelegeți ce spune, trebuia să scrie ca la filme jos ce zice băiatul ăla, o imagine proastă Vă rog să mă iertați, știu că sunteți foarte mulți de la CSA care vă uitați de emisiunile mele și m-ați făcut vedetă Dar nu poți să-l pui pe acel băiat care nu vorbește românește și nu înțelege nimeni ce spune Să facă de râs o asociație care s-a luptat cu UEFA pentru dreptul echipei CSA Nu se poate să-l pui să nu vorbească nimic În fine, ce am vrut să zic uh... Da, deci acești investitori nu vor veni pentru că ei nu vor să accepte să le spună cineva din galerie, domnilor, uite, bagă-l pe la fel, pe la zi aia la televizor. Oamenii care. Chiar unde sunt frații de deman? Că ziceau că vin frații de deman. V-am zis eu acum 2 ani sau un an că n-au cum să vină și n-or să vină. Cine a avut dreptate? și mai mi-a zis cineva cu mustață, tu poți să mergi la război. Vreți să vă zic cine mi-a zis? Familia mea mi-a zis, mâncam asta seară, s-a bucurat, aproape plângea familia mea de bucurie. Intră mustață? bravo, că emisiunea de aseară a fost oribilă. Toată lumea a fost revoltată. Intră cu mustață. Cu mustață mergi la război. Asta o spun eu. Da, cu mustață merg la război. Da? E, v-am zis că Dedemanu nu vine? Nu vin frații Pavel? N-au venit. Cine o să vină să cumpere echipa? Ascultați-l pe mustață, ascultați-l pe safta echipa asta nu are viitor, credeți-mă, nu o să promoveze nici anul ăsta, nici anul viitor, nici peste 3 ani, nici peste 5 ani, o să se sature, o să dispar. Cum vezi viitorul echipei CSA, chiar dacă nu trebuie să vorbim de ei? Viitorul cui? Care echipe? Viitorul echipei înființate în 2017. Cum îl vezi? Sincer, acum, ce crezi Ii, tu că se va întâmpla? Eu îi mai dau verdict, îi mai dau vreo șase luni, un an aproape. Și, pa. Un an zici, maxim. Maxim. Nici nu știu dacă îi dau un an, da? În sfârșit. Pentru că. Atâta timp cât tu. Tu. Ca. armată. Ai nevoie de niște bani în alte direcții. La un moment dat, oamenii o să se sature. Mă vă uitați pe la televizor că nu aveți bani de nu știu ce. Că nu aveți bani de pensii. Că nu aveți bani de nu știu mai. De salarii. Domne, nu are bugetul, mai împrumut țara cu nu știu cu câți bani, mai faci nu știu mai ce. Și oamenii la un moment dat o să spună, Pă, păi, păi, frate, stați mă puțin, pentru ce păcați mă voi bani acolo? Păi stați o dată, de două, n-aveți drept de promovare. Dacă vreți să vindeți echipa, nu vi-o cumpără nimeni. Pentru că n-aveți cu ce să o vindeți. O vindeți cu, cu două promovări. Voi vindeți de când numele mă? Și sigla? care nici aia nu e a voastră, că o să o câștigăm și pe aia înapoi. O să o luăm, da. că de curând o să o luăm înapoi. Acea sigură o să o luăm, cu siguranță o să o luăm înapoi. Da. Și atunci te întreb, pentru ce atâta tevatură? Pentru ce? Că ai dușmănie pe un om. Bine, păi mai dușmănie pe el, corect, pe Gigi. Că e slobă de gură și că a jignit sau că jignește sau că ce face el. Bă, dar ei banii, mă, omule, mă. Ei bani, mă, banii, mă. Da, exact. bine. Tu, când ne-ai jignit, nu mai plătești chirie 25.000, plătești 30. Uh... Bine, Bă, nu ex... poți să faci nici ilegalități. Nu nu. Am, da, am, da, 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 da. am dat un exemplu, Gabi. Am dat un exemplu, Gabi. Cu fraților. Păi am înțeles. Un singur om pedepsește atâtea milioane, pentru un singur om pedepsești atâtea milioane de suporteri. Păi când n-ai minte, asta faci, da Pedepsești milioane că n-ai minte Și din cauza unui om Crede Nu că din cauza unui om, din cauza Urii pentru un om pe care o ai tu Că omul ăla, da, a făcut A greșit sau a făcut lucruri bune Uneori a greșit, alteori a făcut lucruri bune Bă, dacă omul ăla era în Champions League Cu omul ăla aplaudai Și te-ai Da. Și aplaudai. ai semnat tu Ai semnat domnule Florin Alpan, Ai semnat să treacă echipa acolo ai semnat, alții au votat cu două mâini. Cum facem? Când eu vă spuneam lucrurile astea, credeți că sunt nebun. Bă, nebunul ăsta a, a luat o razna. Dar uite că s-a adeverit ușor, ușor tot ce am spus eu până acum, de când am venit acasă și am m-am implicat în acest uh, uh, război, în ghilimele, uh, și am spus tot și a ieșit tot la nivelul. Și stați puțin că mai, 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 mai sunt lucruri de scos în evidență și o să vedeți că o să se lase cu alte lucruri. De-aia nu vor să scoată acele documente care, în ghilimele, clasificate. Pe mă, dacă ziceți că sunt clasificate, ce i-ați vândut, mă, lui Gigi, Un tank? I-ați vândut vreun avion? Vreun laser? Ce i-ați vândut, mă, că nu vreți, mă, să le scoate? scoateți? scoateți le mă, arătați-le, public. Bă, fraților, uitați-vă prostia și greșeala care s-a făcut de a am dat echipa lui nebunul ăsta. Uitați-vă, uite asta, uite asta, uite asta. Ce să mai o dăm stânga, dreapta? Hai, bă, uite-o, pe față. Nu trebuie să mai faci și să intrigi și să bagi atâta ură între oameni și să, să ajungem la un moment dat să fim împărțiți ca uh, popor, un popor de o mie și un popor de 8 milioane. De milioane. Da, Le, exact. Nu poți să faci lucrurile astea. Cu toate că eu am spus-o și o repet, poate domnul Dâncu nu și-a dat seama la momentul ăla sau nu că nu și-a dat seama. Eu zic părerea mea că domnul Dâncu la momentul ăla a fost dezinformat total. Asta Domne, o spui tu delicat. Masa mare, masa mare de suporteri la noi. Domne, la noi e cutare La noi e cutare Poate domnul Dâncu nu știe nici de procesele pierdute până acum. Că s-au cheltuit niște bani din bugetul armatei și din bugetul statului. Poate domnul ministru Dâncun nu știe ce se întâmplă acolo și cum, cum, dispar banii publici și când repartizează dânsul către secțiile, către CSA, către secțiile de, de sport, că repartizează banii pentru, pentru scrimă care își merită banii cu cea mai mare plăcere, către box, către ce mai avem noi acolo secții care au făcut performanță, iar secția de performanță de fotbal a fost vândută în 1998 iar dânsul în urmă cu un an într-o emisiune spune clar și dacă sunteți foarte atenți la de ultima declarație a dânsului, se scapă și spune steaua, după care spune FCSB, greșește da. Da, da, da. E, după care rectifică. CCD. Da, tu, tu ești delicat și vrei să fii diplomat, dar atât timp cât acum un an spui ceva și după un an de zile spui cu totul altceva, eu cred că știe domnul Dâncu despre ce e vorba și se face că nu știe. Asta e părerea mea. Nu vreau să te contrazic, dacă am asta. Ceea ce vreau să le spun oamenilor este că în momentul când acum 2 ani, și cred că mai mult de 2 ani deja, am început emisiune pe canalul de YouTube cu tine, Gheorghe Mustață, uh, mulți mă vorbești cu pușcăria și ăla, că de ce bagi în seamă și eu am crezut în tine, cred în continuare și vreau să cu le spun. profit cu baraba, profit, cu baraba, profit <laughs> de această audiență mare și o să o spun mereu, tot. Ceea ce ai spus tu, absolut tot s-a adeverit. Și atunci, cum să nu merg eu cu mustață la război, când s-a adeverit tot? În, la un război împotriva unor oameni care, din interes, au distrus frumusețe de club. Din interes. Și care au mințit, și care au semnat, și care chiar s-au fericitat între ei că a venit fraierul de becali să le dea bani, să, să, să trăiască și ei, să meargă unde vor ei în Hawaii, pe banii lui becali pe care ulterior, când au vrut să-l tâlhărească și mai mult, n-au mai putut și au început să speculeze niște erori juridice pe care, trebuie să le recunoaștem, le-a făcut. Dar noi știm că e răutate. Cum Gabi, poți să suporți acum să nu joci în ghencea pentru că nu te lasă niște neaveniți care încalcă legea? Gabi, știi ce se întâmplă? Uite cum m-a făcut pe mine ăsta, cum îi zice Ogăraru, mi-a zis că a zis ceva de genul, e un comentariu, e făcut pe Facebook-ul lui, că el n-are voie, știi, n-are voie să iasă public, dar le face pe, că n-are, voie să comenteze numele lui Steaua. Da, 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 da. Facebook-ul tot uh, public este. Are voie, este ia lui, pra, nu, nu, a comentat acolo că cu baraba liber, știi, chestia aia, aha, adică, aha. că toată presa mă ia pe mine în seamă. Păi mă ia în seamă, Gabi. Păi el, nu are cum să-l mai ia în seamă pentru că el este plătit din banii publici și de vreo două săptămâni nu se la club. Și în afară de asta, cum poți să te vinzi ca om când tu știi de unde ai încasat salarii întregi? De toată viața, euro? toată cariera în România a jucat de la Becariș. De unde ai plecat tu, domnule George Ogăraru, la Ajax? Ai plecat da. de, la, de la CSA? Că ei tot și oprița, l-am auzit și pe oprița. Dar săracul e forțat de împrejură să... Pe oprița îl cred că e un băiat cu minte și săracul nu-l mai ia oprița nimeni. Oprița a seama. zis că stea în Liga 1. Uh, uh, nu, lasă aia. A spus da. acum câteva zile că el a jucat da. doar la steaua. Da, da. Să numea steaua. Păi da, dar ai jucat doar la steaua din Liga 1. N-ai jucat în Liga 4. Da, da. Când te-a cumpărat de la... Nu știu după unde l-a luat. Până, -până la Moldova. Nu, nu știu după unde l-a luat pe oprița. La steaua. La Bacău, parcă. Nu? Sau da. nu, nu, nu mai știu. Parcă nu, nu mai știu. Te-ai suit în... în Ai venit cu Dacia, cum se spune, și ai plecat cu mare Mercedes. Da. Da? Și atunci nu cumva tu ai luat salariul, ai jucat la CSA, că nu te-am înțeles. Ei făceau referire că vezi, doamne, se numea Steaua pe timpul ăla. Și acum se numește tot Steaua, dar numai că e prescurtat, domnul Oprița. CCSD. <laughs> că tot, cu FCSB, Cruzea, tot pe FCSB, București. Tot spatele tricoului era FCSB eticheta aia mică după spate. F -c -s -b. Da? Corect, corect. Uite, că... uite, uite, fii atent. Uite, îl am eu aici. Uite. Ăsta e. De da. când eram acolo, creanic Ăsta este. uite ce Ca să tot? nu creadă lumea că e altceva, uite emblema. Deci uite emblema. stai că nu îmi Uite, emblema, Asta e emblema. Da, da, da. Și pe spate, uite ce scrie. FCSB. Da? Da. Asta este. Uităm în viață de unde plecăm. Cine nu uită are respectul tuturor. Pe să oameni sănătoși. Aseară la meci. Aseară la meci. Au fost gardoși A fost. Dar chiar vreau să te întreb asta, da? A fost Rică A fost. Uh, Bănel. Bănelul. A fost Băurceanu. Pe teren l-am avut pe Tănase, pe Latoblevici, l-am avut pe Prepelisa. Au luat ce echipă, mamă. Au luat, mamă, ce echipă. Oare cinci oameni au jucat în Liga 4, a 3, a 2? Ia întrebați-i, să vedeți ce spune. Ce spun acești oameni? Spun clar că au jucat la această echipă care la momentul ăla să nu mea într-adevăr, să nu stea Steaua București. Cineva a făcut ce a făcut, a apăsat pe butonel și ne-a luat emblema și... Dar nu ne poate lua continuitate, nu ne poate lua coeficient. Nu are cum, scrise în acte. Nu ne poate lua meciurile Vila Real, Valencia, Chelsea, West Ham. Oare unde, unde au fost meciurile astea? Erau în Liga 4? -a? Oare acești jucători care spun la ora asta, adică un boștină care a fost cu adus, cum a fost adus de la Galați? Parcă la Galați, dacă nu-mi aduc aminte. Da, Galați. Da? Și acum ce crezi? A jucat și el la steau în Liga 3-a, 4-a, a a ăsta n-a fost niciodată fotbalist. Ai uitat, bă, știi, salariile de la Gigi. Mi-aduc aminte, dacă și voi trebuie să vă aduceți aminte, că există la Meriu, eram atunci, când a adus Gigi toată echipa la Meriu, dar a scos team de câte 500 de euro. Vă aduceți aminte? Sunt reportaje, sunt da, Da. Ele. da? Ia uite-te puțin în imaginile alea, că ce fotbaliști erau acolo. <laughs> Ei nu erau pe acolo? Erau, sigur că erau. Îmi păi aduc erau aminte că erau, erau și legendele acolo, tot la Meriot, când a fost o conferință de presă și le-a dat câteva luni, el, Becali, din banii familiei lui, rente viagere, forțând statul să ia această măsură, doar că statul n-a luat-o. Dar mai mult ce să facă Gigi? Erau toți acolo, toți campioni Europei, plătiți de Gigi. Da, mă, pentru că la momentele alea supărările domnului Tudorel Stoica, supărările domnului Beloni, supărările domnului Balint. Și a, nu știu, cred că cam atât sunt. A, și lăcătuși. Eu restul nu știu dacă cineva a spus că ei au dreptate la ce spun ei că CSA este aua. Că așa se numește, CSA este aua, clubul sportiv al armatei este aua. Au dreptate. Da. Dar secția de fotbal, secția de fotbal, de performanță, a fost vândută în 98. Da. Este în Liga 1. Pentru că altfel nu mai avea voie să facă fotbal. Că dacă ei au înființat alta, e normal să-i spună, 2017. La fel. e normal Corect. să spună la fel. Domnilor, au dreptate. Hai să fim sinceri acum și noi puțin. Dacă nu da. suntem și noi măcar acum o dată sinceri în viața noastră, Corect. nu e normal așa. Ba, ei da. au dreptate. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care deține nu știu câte secții de sport, așa se numește, Steaua, corect, dar și au uitat că în 98 au vândut secția de fotbal. Au uitat că în 98 unii din ei au fost antrenori și președinți pe la noi, pe la Steaua. Așa este. Au fost plătiți aproape toți cei care în jură acum sau care critică sau care refuză să spună că echipa lui Becali este steaua au fost plătiți de Becali. Mai vreau să mai punctești ceva, iartă-mă. Iartă, -mă. iartă -mă o secundă, doar lui Pavel Judea vreau să-i spun, dacă vrea să intre în direct măcar să fac acest anunț, zice așa, vreau să spun dacă sunt membri din Asociația Salva Steaua din Diaspora și vor să vină la Craiova să-mi scrie, să le rezerv bilete, dacă după discuția cu Gheorghe Mustață, Pavel Judea dorește să intre în direct, are linkul, o poate face, continuăm cât doriți voi această emisiune. Sunt peste 400 de oameni și ar fi păcat să. Da, nu gabi, o uite, mai fac și eu încă o dată anunțul, că eu l-am anunțat pe Pavel. Da. Într-adevăr, membrii cotizanți al Asociației Salva Steaua, cei care dețin card și sunt în asociație, cei care sunt în asociație și nu le-au venit cardurile, pot face rezervare în grupul de WhatsApp sau să-mi scrie mie sau la asociație să facă rezervări pentru biletul la meciul cu Craiova. Ei au biletele rezervate, ei sunt membrii noștri cotizanți, noi îi respectăm și așteptăm alături de noi pe toată lumea pentru a nu spune, domnule, eu n-am bilet, n-am știut, nu cu tare. Anul ăsta, anul ăsta vom merge așa, vom rezerva pentru toți membrii care sunt acum și restul biletelor vom da drumul online. Dar mâine voi anunța pe site-ul Peluzei Nord și pe Asociația Salvasteaua. Vom anunța oamenii să intre online să poată să-și ia bilete. Noi vom rezerva biletele pentru București și pentru, pentru membrii Asociației și de anul viitor oamenii se pot înscrie. Vor avea bilete rezervate pentru Europa, pentru campionat, vor avea mai multe facilități când intră pe asociații și fac comenzi, reduceri la anumite produse și uh, vor beneficia de toate cum se spune, că e un ajutor până la urmă, dând și ne ajută pe noi, noi ajutăm și pe ei, reciproc. Ne ajutăm alături de noi. Cum și eu aștept pe toți să, uh, acum, din cei 407, rog Cine nu s-a abonat, să se aboneze la canalul de YouTube Templul Sportului. Dacă v-ați abonat, puteți deveni membri abonați și puteți susține apăsând butonul dolar. Vreau să te întreb un lucru care mi-a stat pe limbă să te întreb de mult. Jucați cu CSU 2013, Olguța Craiova. Există vreo variantă, există vreo, nu știu, măcar două cuvinte de dialog cu Peluza Sud care să susțină Steaua la meciul cu CSU? Nu, Gabi, nu, n-am nu. vorbit și știi bine că eu am o relație foarte bună cu Gogoașă. Nu, n-am încercat acest lucru. Ei au războiul lor acolo. Pentru noi, pentru toți steliștii, Craiova adevărată este cea a lui Mititelul, adică FCU. Din punctul nostru de vedere, noi n-avem rivalitate cu acești băieți care jucăm duminică, pentru că n-ai ce rivalitate să ai cu ei. Cu noi, derby adevărat, cum era odată cu Craiova când ajungeam și dacă ți-aduce aminte, eu i-aș întreba pe băieții ăia de la bă, ăștia, Craiul Luguța, parcă vrăbiorul, nu? Da, a de la, da, de la Rapid. Nu, de la, de la Craiova era. La Neamțu. Neamțu, pardon. Cristian Neamțu. Neamțu, da. Da, pentru că știu că atunci am venit cu. s-a aruncat atunci cu porumbeii, s-a făcut o chestie special pentru acel copil. Parcă. parcă e echipa lui aia, nu? Da. Nu? Era un, un perioadă că și era... la ei sunt împărțiți fostele glori. și la ei un cârțu, un Craioveanu, împărțiți, unii așa și unii așa, exact ca la noi e situația cu tot cu interes, da. da da, am înțeles, nu, vreau să te întreb eu știam răspunsul pentru că așa cum apreciez refuzul de a merge în Giulești din respect și din, din, din demnitate, așa știam că o să răspund și despre Craiova făcând abstracție de respectul pe care îl porți celor de la Craiova lui Mititelu, nu poți Adică, nici nu ar fi normal, îmi cer scuze pentru întrebare, nu știu dacă cei de la Peluza Sud ar veni la mesă să strige pentru ce? Contra nu. CSU, da, dar nu în favoarea nu cu noi. Stelei Nu, cu noi. Na, cum. Nu pentru cu că noi. Nici steaua n-ar putea să susțină vreodată pe CSU, să zicem, întrumești cu CFR. Că la Ultraserie nu se întâmplă treaba asta. Nu n ai cum să nu faci asta. Nu poți să faci Da. Noi uh, îi susținem pe ei în toate demersurile, dacă ne cer ajutorul. Ne îi susținem ei, noi lor, dacă le cerem ajutorul Să ne susțină în anumite demersuri pentru suporteri Pentru suporteri, adică în favoarea noastră Suporterilor, nu contează de la Craiova, de la Steaua, de la oriunde da? Noi întotdeauna avem un sprijin între noi Ne sunăm lideri între noi și spunem domne, uite, hai să facem demersul ăla Că uite, este, în, este în, de favoarea noastră Uite, hai să facem cu toții anumite chestii Adică sunt, sunt de acord ca noi, suporterii, toți din țară, toți liderii de galerie, să ne unim și să, să, să protestăm la un anumit. la o anumită lege sau ceva de genul. Adică să protestăm că este în defavoarea noastră, a suporterilor și a cetățenilor de rând. Mă refer la suporterilor de rând. Da, aici suntem cu toții echilibrați și stăm de vorbă între noi. Dar faptul că. Joacă Craiova cu nu știu cine să ei să vină sau noi să ne ducem la ei. Nu, exclusă varianta asta. Noi nu facem așa ceva, poate alții. Da, un mesaj interesant de la Adrian Sou zice să-i dai salariul lui Adi Popa, dar să nu poți să-l plătești pe David Popovici. Cam asta înseamnă uh, afacere. Uh, aș vrea să rog pe Pavel Judea să-mi spună dacă este el. S-a conectat cineva. În ultima perioadă de când Steaua joacă excepțional și de când CFR-ul se târăște ca o râmă și nu joacă absolut nimic, vă mărturisesc că în fiecare zi cineva încearcă să se conecteze, să-și arate frustrarea, să-și arate ridicolul în care trăiește, să arate că trăiește singur pe planetă, că n-are nimic în cap și se dă fel de fel de persoane. Dacă este Pavel Jude acum conectat, să-mi zică sau să dea mesaj, să-i spună lui Mustață, spre exemplu, să-i dea un mesaj, sunt eu. Și atunci îl bag în direct. Dar dacă nu, o să rog pe cel care se dă Pavel Judea să o lase moartă. Pavel Judea, dacă vrea să intre, intră video, da? Deci nu fi prost cel care te-ai conectat, pentru că știm că ești prost, nu trebuie să ne și demonstrezi. Vreau să încheiem dialogul cu Gheorghe Mustață, felicitând din nou Peluza Nord a fost la cea mai mare înălțime, Peluza Nord Champions League. Ieri, imediat cum s-a meciul, eu știu cum sunt regulile și de aceea te-am sunat ceva mai târziu, până să intri în direct, mustață, toți cei care trimiteau mesaje felicitau Peluza Nord. Impresionant! Să sperăm că așa va fi și la Craiova, pe stadionul uh, uh, din Craiova, Ion Oblemenco, că veți fi mulți, mulți și puternici. Poate între timp va veni și răspunsul. Vom face, eu îți promis o lemție și suporterilor Stelei, voi fi aici. Acesta e. Asta e arma mea. Asta e. Microfonul este arma mea. Arma ta înseamnă suporterii milioane și continuăm această luptă. Pentru că eu cred în ea, cred în tine, cred în suporterii Stelei. Regret enorm perioada când nu am crezut asta și simt semnul. Steaua campioană pe în, în luna mai, când a fost campioana Europei, în urmă cu mulți ani, în 86. Dacă vreți să retransmiți ceva la finalul emisiunii, celor care, care, în care rând, ne urmăresc. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor membrilor cotizanți care sunt alături de noi, împreună cu. Pavel Judea, împreună cu Fane Măcelaru, împreună cu. Nu, nu o să le spun numele de familie decât numele mic, Titi, Daniel și mulți alți membri cotizanți care vin întotdeauna în sprijinul Peluzei Nord, din toate punctele de vedere, și financiar, și moral, și cu idei, și cu absolut tot îi aștept sâmbătă la București, pentru că ei vin în coace. Da. Ei voi aștepta cu mare drag. Să văd dacă am timp, mă voi duce eu personal și voi lua de la, de la Autopen. Dacă nu, văd cum fac și trimit o mașină după ei. Dar eu aș vrea personal să întâmpin, pentru că acești oameni merită tot respectul meu. Și să știi Gabi, uite ce o spun ție acum în premieră, am vrut de mult, că tot îmi spuneai, domnule, prea îmi spui de pas înapoi, pas înapoi. Datorită acestor oameni, îți spun sincer, nu am făcut pas înapoi, pentru că întotdeauna mă sunau un privat, Pavel, Fane și îmi spunea Mustață, dacă acum ai plecat la război, pentru ce ne-ai interrătat și pe noi? Pentru ce ai venit și ai spus că asta este steaua? Și Pentru ce ne-ai făcut să, să, să fim uniți cu toții? Și acum tu ce faci? Pleci de lângă noi? Și am spus, bă, băieți, nu plec de lângă voi pentru că am promis un lucru. Până nu văd eu pe Luza Nord. Pusă la punct. Până nu văd cu ochii mei stadionul full când joacă Steaua, nu voi face pas înapoi și nu mă voi retrage până când eu nu știu, până când eu, de fapt, până când eu știu că această echipă are suportul tuturor suporterilor, milioanelor de suporteri care au fost și sunt lângă această echipă. Iar acestor oameni vreau tot timpul să le mulțumesc pentru că sunt niște oameni deosebiți, sunt niște oameni cu caracter, membri cotizanți, același lucru. Vreau să le mulțumesc că au fost și sunt lângă noi tot timpul. Cotizațiile sunt la zi pentru a ne ajuta pe noi și noi plătim cotizațiile membrii galeriei. Dar acești oameni, cu ajutorul lor, avem sursă financiară pentru coregrafii, pentru deplasări, să ne luăm microbuze, să ne autofinanțăm, ceva de genul. Așa sună. Ne autofinanțăm pentru a uh, putea face ce vrem noi. Adică vreau mâine, vrem mâine noi, suporterii, să dăm cu torțe. Da. Dăm cu torți. Vrem mâine să înjurăm pe cine vrem? Să înjurăm pe cine vrem. vrem Independență. Mâine să... Independența totală. Asta. Aici am avut în totalitate sprijinul acestor băieți, acestor oameni, de fapt. Și să-ți mai spun ceva, Gabi. Că știi bine că eu nu mă feresc de absolut nimeni și cei la mine cei îngușe și în căpușă. Atâta timp. Și asta să înțeleagă toată lumea. O galerie. O galerie. Nu supraviețuiește oameni buni decât dacă se autofinanțează și să aibă foarte, 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 foarte mulți membri cotizanți, cum este în Franța, cum este în... Uh, uh, stai două secunde, două secunde, te întrerup că mi-a dat Pavel mesaj. Două secunde. Da, nu e el. Nu -a Stai fost două secunde, imediat. Ok, Până 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 vezi tu ce mesaj a trimis Pavel Judea, vreau să spun că am trăit aceleași sentimente pe care le-a trăit Gheorghe Mustață. Știți că acesta e al patrulea canal de YouTube. Din greșelile mele au fost închise Cred primele este, trei Cred că el este. Nu, nu, Cred nu, nu s-a conectat el. Nu, nu s-a conectat el. Uh, îl aștept dacă vrea să se conecteze, să se conecteze, dar am ales video pentru că am dat seama. Aici nu intră nimeni decât video, altfel nu se intră, pentru că asta e regulă. Nu, e unul Ilie Alexandru. Sunt din Arad și așa, stai puțin. Nu, nu știu ce... A, vrea să-mi arate, cred că, că acum, în momentul ăsta... Da. Da, 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 da Pavel, scuză-mă, dacă acum, în momentul ăsta, cineva s-a abonat pe loc. A, acum, am, în secundă. Înțeles. A, am înțeles. Uh, am okay. înțeles. Spuneam că îți uh, înțeleg sentimentele pentru că am citit pe post câteva mesaje unor oameni care au spus că renunțaseră la ideea asta, au renunțaseră la luptă și când au, au văzut ce vorbim noi pe canalul de YouTube au spus că le-am readus eu, tu, Boglea, dincă toți, le-am readus dragostea pentru echipă și tot ceea ce am făcut de 2 ani pe canalele de YouTube a trezit dorința de a retrăi momentele fericite cu steaua și de aceea te înțeleg și le mulțumesc și eu tuturor celor care uh, sunt aici acum la ora 0 și 30 de minute, 355 de oameni sunt în direct alături de noi, de Steaua, cam cât sunt la meciurile din Liga 2 la un meci oficial. Uh, și o să vă rog să mai rămâneți, s-a deconectat din greșeală mustață, vă rog să mai rămâneți măcar o jumătate de oră până la 1, pentru că, uh, pentru că am de am promis unui om care ține cu steaua din suflet și vorbește minunat, scrie extraordinar, Serhi Lopez, de pe Facebook. I-am promis și nu neapărat că i-am promis, dar vreau eu să mă țin de promisiune, două texte le voi citi în cazul că nu sunteți prieteni pe Facebook cu el și nu le-ați citit. În primul rând, Serhi Lopez a avut o postare legată de. a avut o postare de. Uh, o secundă să vedem dacă, ba da, poate intra Gheorghe Mustață o clipă, stați o secundă, zice că nu mai poate intra, stați să-i dau din nou, gata, ok, poți intra. Este o setare pe care o are streamyard -ul. la un moment dat, nu știu de ce, la un moment dat trebuie să dau eu aprobare, eu vorba de parolă pe care trebuie să-l dau unor oameni uh, pentru a intra în direct uh, audio sau uh, video. Da, gata. A, gata, perfect, e în regulă. Da, stați, uh, După ce spui ultimele mesaje către suporteri, uh, ce vrea să le spui acum la finalul emisiunii. I-am anunțat eu timp că vreau să citesc ce a scris Serhi Lopez despre stadionul Steaua, despre toată această emisiune cu TVR-ul și dacă cineva mai vrea să intre în direct, să o facă imediat de după a... ce terminăm dialogul. Dacă te rog. mă poți lăsa 30 de secunde să continui subiectul Bineînțeles, cu... Bineînțeles, te rog. De ce spun? Ca să înțeleagă toată lumea absolut despre finanțarea clubului către suporteri. Aici este un subiect foarte sensibil și un subiect care oameni buni trebuie să înțelegeți un lucru. În țară la noi, nu ca în afară unde, de exemplu, la Marseille, îți dau un exemplu, la Marseille sunt peste 20.000 de cotizani și cotizează pe lună câte 50 de euro. Reține. dacă faci un calcul, n-au nevoie de sprijinul clubului. Noi în România, Cine spune că galeriile nu sunt finanțate sau nu sunt ajutate, să fiu mai concret așa, de club, bate câmpii. Adică minte. Noi am încercat lucrul ăsta și suntem în, în stagiu de încercare și încercăm și ne autofinanțăm. E foarte greu. Este greu. Rezistăm rezistăm, pentru că nu mai vrem să mai avem parte de acele discuții cu... Mai repede preferăm, poate ne ajută jucătorii, cotizează în asociație, ne ajută staff-ul dar membrii cotizanți este foarte greu, pentru că motorina s-a scumpit, un microbus nu mai ia 10 milioane cum își lua până la Craiova, acum ți-a 15. Mm. Adică s-a dus ceva de genul la jumate. Adică să fim realiști. Dar noi supraviețuim, de asta mulțumesc tot timpul. Le mulțumesc tot timpul oamenilor din diaspora și membrilor cotizanți și a celor din țară și celor din diaspora că au venit în sprijinul nostru și te rog să mă crezi că ei îmi spuneau de foarte multe ori: te rog eu, Mustață, faceți ceva și noi venim în sprijinul vostru cu cât putem, cum putem, măcar dacă nu suntem alături de voi la meciuri, măcar să vă ajutăm cu lucrul ăsta și să fim alături de voi. Da. Și acești oameni de foarte multori, de foarte multori da, ambiție așa în mine să, să fac multe lucruri, pentru că sunt multe lucruri care sunt pe capul meu. Foarte mulți oameni nu știu că eu mai am și eu, poate unii din ei, nu știu, mai am și o familie. Uh, mai am și eu, n-am timp de familia mea. De foarte multe ori mai mult, na, mai se supără nevastă mea pe mine, că eu nu pot să mă supăr pe ea. Pentru că de multe ori nu prea mai am timp de familie să mă duc, să mă duc și eu, să mă distrez, să mă duc și eu cu familia la munte. Și la munte când mă duc, de multe ori îmi vine să nu iau telefonul. Dar dacă nu iau telefonul, ba mă sunt tu, ba mă sună suporteri, mă sun... Adică sunt lucruri care dacă totuși am intrat în jocul ăsta, vreau să-l duc până la cap și să, să mulțumesc pe toată lumea. Asta vreau să punctez foarte mult, de ce le mulțumesc tuturor membrilor cotizanți, pentru că sunt alături de noi din toate direcțiile. Și le mulțumesc și susțin, și susțin cu tărie acest fenomen Steaua București. Îți mulțumesc mult, Mustață. Vă Dacă mai tu... ai întrebări de la suporteri, te rog eu frumos. Nu sunt le-am abordat. Politi... Le-am le le abordat toate subiectele. Le nu le am abordat. E... că nu le răspundem. Nu, no, niciun caz mai nu spun se spun. ceva, O să-ți da? mai spun ceva, dar nu, acum te las pe tine în așa, să te las agitat. Da. <laughs> va, veni, va veni momentul după meciul cu Craiova să-ți fac un anunț care la tine îl dau prima dată. Da. Și dacă persoana respectivă nu o să accepte, atunci, într-adevăr, va avea de furcă rău de tot cu noi suporteri. Dar nu ți-o voi spune acum, îți voi spune după meciul cu Craiova. Prima emisiune care o faci, adu-mi aminte că la câte am păcat mai și eu, că sunt și eu om, da. și adu-mi aminte și spune, băi, ai vrut să-mi zici ceva cu... După meciul nu... cu Craiova. Aha. După meciul cu Craiova. Duminică seara te întreb, dacă nu e prea repede nu e repede. Nu e repede, dar dacă... Da, hai să spunem după meci cu Craiova. Sau luni, sau luni în direct la televizor, pentru că eu uh, sunt aici. și lasă să o anunțăm. Luni -o pe, pe luni. realitatea sportivă, săptămâna viitoare. Da, lasă pe luni să o anunțăm, să o vadă lumea uh, și la televizor, exact. să o asculte. Uh, N-am spus-o, nu o voi spune până duminică, nu o voi spune nicăieri. Decizia am luat-o eu și chiar vreau să o spun că am luat-o singur, și în momentul în care eu o consider. Să iau singur, după care o voi anunța o ce decizia am luat, și după aia aștept. De reproșurile sau laudele. Aha, interesant. Deja e marți până luni. Încerc să nu mă gândesc pentru a nu intra în fibrilații, pentru că ai spus-o așa, într-un fel, e, e bombă, ceea ce cred că vei spune luni seara, da. din ce simt da. eu. Da. Îți mulțumesc mult, Gheorghe Mustață, la război în continuare, pentru că e război, e război nedrept. Un război absolut nedrept. Dar, până să la urmă, punem, simt să punem ghilimelele. Da, un război nedrept, cu ghilimele război, însă oamenii drepți îl câștigă până la urmă. Vă mulțumesc și vom fi mereu și pe canalul de YouTube, și pe Facebook, și pe televiziune, și pe radio Gold FM, oricând e nevoie de mesaje. Mulțumesc mult mulțumesc și îți doresc o noapte plăcută. Aștept mâine toată lumea să se uite pe site-ul Peluza Nord. Da? Pe da. pagina de pentru că acolo voi anunța ceva. Eu voi prelua de acolo, voi da distribuire și pe asociația salva Steaua Acolo mă voi, vom exprima, ne vom spune absolut tot cum trebuie să procedeze suporterii pentru biletele cu pentru meciul cu Craiova. Da? Uite o întrebare la final, o întrebare cu un răspuns scurt. Întreabă pe Mustață dacă este adevărat că va fi o ședință pentru națională cu mai multe peluze din România. Adică dacă va fi o ședință la care să vă cheme Bănuiesc că Federația no. să vă no. cheme. Nu, no. no. Gabi, no. Gabi, eu n-am fost de acord niciodată. Dacă tot ai deschis subiectul ăsta și uite chiar mi l-ai adus aminte, de fapt suportul respectiv l-a adus aminte și cred că este cineva care... Ascultă emisiunea băiatului după YouTube în care a fost și Horia. Uh -huh. uh, am fost invitat acolo. Nu am acceptat pentru că nu ai fost. Nu 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 nu. Gabi hai să spun o chestie tu mă știi pe mine. Da eu am coloană vertebrală după mine. Mai greu să mi strâng pe cineva coloană. Am fost sunat într-adevăr acum vreo săptămână și ceva de băiatul respectiv după canalul de YouTube care face emisiune a făcut emisiune cu băieții după la CSA cu Horia la atunci acum mm -hmm. o săptămână și ceva m-a sunat băiatul că ar fi spus că cineva că domne pămusață, de ce nu-l inviți? Eu am spus că nu accept și spun sincer, sunt stelici de-ai noștri care au pe canal au canal de YouTube și le-am spus nu voi intra pe niciun canal de YouTube în afară de Gabi Safta mm -hmm. pentru că eu împreună cu echipa mea, pot să spun, și când spun echipa mea, în echipa mea intră și Jean, Pavel Judea, în echipa mea intră și Fane Măcelaru, în echipa mea intri și tu. Noi am muncit pe acest canal de YouTube, la tine. Am muncit foarte mult să scoatem în evidență foarte multe lucruri și nu pot intra pe un alt canal pentru că este lipsa mea de respect față de tine, în primul rând. Mulțumesc mult! Și am spus-o și mă repet. Nu voi intra pe niciun canal de YouTube în afară de canalul tău. Nu voi apărea niciodată. Poate cine știe să fiu păcălit prin telefon, să vorbească cineva cu mine, să mă registreze și să dea înregistrarea cu mine. Fără să-mi mm -hmm. dau seama. Dar câteodată mai îmi dau seama așa că am mai fost și pe la școală și îmi dau seama după întrebări, cum da, se foarte bine. După ton, imediat, da. da mulțumesc iar, mult, mulțumesc iar, mult pentru această reacție. Iar, într-adevăr, băiatul mi-a spus că vor să organizeze o chestie de genul uh, cu toți liderii din țară, de la toate echipele de fotbal, o ședință în care să fie un... Uh, o cum să spun eu uh, un punct de, de fair play între noi liderii și galeriile care susține echipa națională ca timp de 48 de ore noi în acel timp să fim prieteni, frați și să ne încurajăm echipa națională din punct de vedere al suporterului de echipă națională adică să nu existe conflicte între noi să nu existe discuții sau o chestie de genul. Ai înțeles ce vreau să spun? Da, exact. E, iar i-am explicat situația și i-am spus, dacă se discută despre lucrurile astea, sunt de acord să particip la aceste discuții constructive, Adică să fie ceva constructiv pentru echipa națională. Dacă se discută despre altceva, nu voi participa. Dar dacă vin lideri din țară și discutăm despre echipa națională, atâta timp cât în cele 24 de ore, echipa națională uh, joacă un meci de fotbal la noi sau joacă într-o altă țară, să mergem cu toții, ca frații, să ne susținem echipele, să ne susținem echipa națională. Dacă mergem acolo, nu să se înceapă cu dușmăniile din din, din, țară, adică ăla e cu steaua, ăla e cu Dinamo, domnule, avem dușmanii. Nu. La capitolul ăsta mi-a explicat omul că se discută la acea ședință ceva de genul Înțeles? Da, dacă ar fi o ședință de la Federația Română de Fotbal, eu aș ști printre primii, pentru că nu vreau să mă laud acum, dar președintele Răzvan Burleanu și cu secretarul general Radu Vișan, au maximă încredere în relația pe care o am eu, văzând. Să nu credeți că Federația nu știe ce emisiuni fac, să nu credeți asta. Urmăresc tot șefii mei și e normal să se întâmple așa și mi se permite în continuare să fac pentru că ei consideră că fac lucruri drepte. Ei bine, eu am sunat, nu știu exact, am sunat Cluj, Oțelul, Craiova, Dinamo, Rapid, Steaua, pe ce n-am sunat, a sunat altcineva. În fine, am sunat foarte multe cluburi și Mustață să știe asta. Urma o întâlnire și după ce am aflat că era vorba de o întâlnire despre Cupa României, oamenii au refuzat să participe, dar informația este că dacă va fi o asemenea ședință, eu voi fi însărcinat să-i chem pe toți, voi participa la această ședință și eu deocamdată n-am auzit de niciun dialog deocamdată între Federație și Galerii în acest sens, da, dacă tabi. va fi, voi anunța. Nu, nu, nu. nu. Uh, uh, chestia asta nu este numele federației sau un ceva de genul. Ai înțeles? Uh -huh. Asta este o chestie făcută, cred că de ei. Cu acela. Uh -huh. Dar nu știu, ceva de genul, știi? Uh -huh. Și am zis, po fraților, dacă este ceva constructibil de echipa națională și să vină liderii din țară și e ceva care să fie oficial, o chestie de genul, particip. Dacă nu da. mai e așa, o chestie, de hai să o facem noi doi. De adevăr eu, eu apreciez să... enorm ceea ce ai zis tu despre mine, despre canalul de YouTube și mă bucur că gândești așa. Nici n aveam vreo emoție, nici o îndoială, pentru că împreună am construit această luptă, împreună suntem în aceeași echipă și, într-adevăr, sunt unii care își fac canale de YouTube pentru audiență și atât, doar pentru audiență de aia îl cheamă pe mustață, de aia îl cheamă de la rapid, de la dinamă. Nu, eu sunt un om sincer și știu ce luptă purtăm. Și aș putea să chem și eu pe cineva doar pentru audiență. Dar nu e cazul decât când am pe realitatea sportivă. Atât atât din Gabi, cât eu știu unde am muncit și știu că noi toți aici, timp de 2 ani de zile, ne-am făcut auziți. Aici am uh, transmis suporterilor tot ce am vrut, tot ce am putut, tot ce am știut, am transmis aici. Și din cauza asta nu o să accept nicio invitație în altă parte, în afară de televiziuni. Nu o să accept niciodată să intru în direct la un alt canal de YouTube sau indiferent de prieteni, indiferent de orice. Mulțumesc mult și ne auzim în, afară ori... de, în afară de canalul nostru de YouTube, când se va salva Musalvastea. Corect, corect. Mulțumesc mult, Mustață, îți doresc și o noapte plăcută, zi. așa cum o meriți și ori de câte ori e nevoie, poate mâine, poate mine, vom face din nou emisiuni. Mulțumesc frumos, Gabi, și salutări tuturor steriștilor și vă așteptăm la Mici. Bineînțeles, la Craiova Duminică noi vom comenta, mulțumesc lui Gheorghe Mustață pentru această intervenție lungă de mai bine de uh, o oră și 45 de minute uh, a venit după Marcel Pușcaș Dați-mi voie să citesc ceea ce a scris Serhi Lopez Dacă vrea cineva să se conecteze pe finalul acestei emisiuni Din care mai avem, să zicem, vreo 10-15 minute Iată linkul pentru prietenii noștri buni Ca pentru a intra în direct trebuie neapărat să intrați video la început cât vă văd eu și dacă acceptați să fiți video -și, și în continuare e ok. Dacă nu, dezactivați secțiunea, secțiunea aceea, cum se numește, video. Iată ce scrie Serhi Lopez și mi-am promis mie, i-am promis lui și am promis tuturor că voi citi acest mesaj dacă e cineva care nu-l are pe Facebook pe Serhi Lopez. Vă spun sincer că nu mai sunt entuziasmat în niciun fel de posibilitatea redusă de a reveni pe Ghencia Mediul e toxic Dar un meci Unul singur Aș vrea să fim lăsați să jucăm Dacă va avea vreo miză, Pe cel cu CFR Pe stadionul nostru Ăla mereu inundat când aveam un meci european Cel pe care Ca să rețin doar perioada FCSB Bara transversală a porții Încă mai tremură după voleul lui mutică La poarta lui Dudek În meciul cu Liverpool Stadionul acela pe care Claudiu Răducanu îi marca printre picioare acelui aș Dudec după o pasă lui Pitu, pasa care viteza a fost corectată perfect chiar de bălțile de pe gazon. Stadionul pe care încă mai revăd cum se împrăștie varul de la punctul de 11 metri când Rădoi deschide balul cu Valencia. Cel pe care două penaturi au fost transformate cu ajutorul barelor în același meci cu deținătoarea cupei UEFA Valencia, cel pe care Valibadea trăgea sub bară pe lângă Canavaro și înscria cu Real Madrid, cel pe care Nicoliță din offside înscria golul calificării cu Galatasaray, cel pe care Goian venea lansat și începea umilința lui Lans, cel pe care Cristi Tânase înscria cu un șut de la distanță contra Napoli și Steaua cu Lăcătuș, revenit pe bancă, conducea cu 3-0 echipa lui Cavani, Hamșic și Laveții, apoi rămânea în 10 și se termina egal. Stadionul pe care Pepe Reina lua cel mai stupid gol al carierei, cap moale, bonfim, ea el scapă mingea printre picioare. Cel pe care Dani Alvez i-a făcut Sanie pe Rada și Neșu cu o fetă scurtă. Cel pe care Eugen Baciu a făcut meciul vieții contra lui Adebayor. Marele Adebayor, deși al nostru avea doar 1.79, iar vârful lui Arsenal Stadionul pe care Bogdan Stancu marca împotriva lui Bayern München, gol valabil, dar fără var, era anulat. Cu adevărat, cel mai bun lucru care s-a întâmplat stelei e că istoria i-a fost continuată. Nu s-a oprit într-un sertar. Probabil că dacă FCSB va juca un meci pe Ghencea, va distruge orice încercare de legitimare a echipei Ministerului Apărării Naționale. În sensul că stadionul va fi plin. De aceea și disperarea de a-i bloca accesul. Dacă FCSB nu e considerată steaua, în Ghencea va fluiera vântul, așa cum fluieră când joacă CSEA. Teama de delegitimizare e cruntă în birourile, dar și în peluza celor de la Unitatea Militară 02301. Pentru că să folosesc un termen bine plăcut sociologului devenit ministru, poporul e tribunalul suprem. Le este frică. Eu citesc pe Serhii Lopez mereu. În 90 din cazuri, 90% din cazuri râd de mă doare maxilarul atunci când și el vrea să creeze această poftă de râs. Și de foarte multe ori pune punctul pe I, așa cum vă citesc acum un alt post al lui Serhii Lopez. Iată ce spune Serhii Lopez. Apropo de emisiunea de aseară și dați-mi voie să spun încă o dată uh, o chestiune despre, uh, despre, emisiunea de aseară de la TVR. Iar a venit bău ăsta să, să ne păcălească, dar nu are cumva. trebuie minte mă, ca să intri pe acest canal. Apropo, pe acest canal de YouTube, în direct, intră doar băieții deștepți. Băieți Băieții deștepți, nu toți proștii și toți cretini. Uh, bun, vreau să vă spun legat de emisiunea de aseară. Eu v-am tot zis, a făcut AS47 un demers către UEFA. Au înțeles nimic. AS47, așa o dată pe lună, apare cu fel de fel de declarații, cu fel de fel de postări. Cam o dată la o lună. Niciodată logic. Niciodată logic. Uh, Aseară, am văzut un reprezentant al Asociației Sportive 47, cred că asta înseamnă Asociația Sportivă 47, ASE 47, chiar nu sunt ironi, dar nu știu ce înseamnă ASE 47, care a fost invitat la TVR. Sincer, ca om de televiziune, ca om de presă, chiar dacă voi, unii, mă înjurați și nu mă considerați jurnalist, e treaba voastră, nu bag eu în seamă, toți proștii. După 30 și ceva de ani de presă, Mă gândesc că cea mai mare greșeală din ultimele 100 de greșeli făcute în ultimii 2 ani de AS47 a fost să-l pună pe acel copil să vorbească la televizor. În primul rând, nu spunea nimic. Când spunea ceva, nu se înțelegea. Nu are dicție, nu are vorbe, nu are logică nu are nimic. Imaginea acestei asociații oricum era făcută țândări de comunicatele lor și de, și de răutatea pe care o transmiteau prin comunicate. Uitați-vă, spre exemplu, la declarația lui Bocciu de la Rapid. Logic, elegant, civilizat, tăios, mesaje. Păi Bocciu ar putea să conducă 15 asociații ASE 47. 15 asociații ASE 47 la un loc prin declarațiile uh, pe care le dă. Mă bucur tare mult că s-a întâmplat asta seara, pentru că ați ajuns toți la vorba mea că această asociație probabil este interesată, așa, la o perioadă de timp să apară în presă. Gheorghe Mustață susține că acel băiat, acel tânăr, acel bărbat, cum vreți voi să-i spuneți, că părea bărbat, Uh, are interes pentru că e ofițer în armata română. Dacă el, ca purtător de vorbe la AS47, a fost însărcinat, detașat, a primit ordin, mai bine zis, să apară la TVR, e logic. Acum am înțeles și noi de ce. Omul ia bani. Omul e cel care primește bani. <laughs> Omul e cel care trebuie să vorbească. Omul e cel care din banii noștri primește bani să-i ducă la el acasă. Omul e cel care a apărut aseară la televizor și a făcut de râs, cred, părerea mea. Pot să am și eu o părere. Da? A făcut de râs o asociație care încerca să supraviețuiască, dar care se comportă precum CFR Cluj, ca o râmă care se târăște. Da? Asta este ceea ce consider eu că s-a întâmplat aseară și mulțumesc tare mult acelui băiat. În primul rând, pentru că s-a făcut de râs și astfel a făcut de râs o asociație care râde de oamenii care au dreptate. Bun, haideți să trecem la acest mesaj al lui Serhi Lopez despre emisiunea de aseară de la TVR, pe care numai un om care ar fi jurnalist prost ar fi putut să o facă. De ce zic asta? Pentru că nu ai voie ca jurnalist, nu ai voie ca jurnalist să faci emisiune despre FCSB când FCSB joacă în direct și se uită toată lumea cealaltă la meci. Nu ai voie, profesionist vorbind, jurnalistii vorbind, să realizezi un referendum la care să inviți oamenii să voteze când oamenii care ar trebui să voteze pentru fix echipa despre care vorbești tu, nu se uită la tine, se uită la alt meci. Adică, la alt canal, la meciul pe care îl joacă echipa aia. Uh, profesionist vorbind, tehnic, nu ai voie să permiți mai mult de un vot unui om. Au fost luate în considerare vreo 6.000 de voturi. A reieșit că 63% vor și dau dreptate. FCSB-ului să joace în Ghencea, da? 6.000 de voturi. Imaginați-vă că seară, de fapt nu imaginați-vă, realizați că seară au fost 11.200 și ceva de, nu știu, n-am datele aici exacte, le aveam seară, azi noapte, până la două am făcut emisiune. Să zicem 11.000 de oameni au fost seară la meci. Ce credeți voi că ar fi votat cei 11.000 de oameni? FCSB are dreptul să joace în Ghincea sau FCSB nu are voie să joace în Ghincea. Numai cei 11.000 de seară, dacă ar fi trimis un singur mesaj, ce procentaj ar fi fost în referendum? Cât de inutil să fie acest referendum și ce ar putea să se traducă dintr-o asemenea misiune făcută de un post public de stat despre un stadion făcut de stat, din banii statului, în favoarea încercând să facă în favoarea clubului departamental de stat. Cam asta am tradus eu aseară. Însă Dumnezeu, Dumnezeu a făcut ca omul care lua partea clubului sportiv al armatei în emisiune să fie acel băiat. De ce? Pentru că s-a făcut de râs. Toți îi vedeam din priviri că noi auzeam, râdeau de el și astfel se râde de acel club care este într-adevăr de râs, de râsul tuturor, pentru că și arată ceea ce sunt ei. Răutăcioși, dușmanoși, veninoși. Stadionul e liber când Steaua poate juca împotriva lui CFR. O să se lase cu fel de fel de lucruri, pentru că astăzi stăteam de vorbă la federație cu cineva, evident că nu-i dau numele, care îmi spunea Gabi, să-l văd eu pe ăla care îndrăznește să-și asume blocarea clubului Steaua FCSB în Ghencea. E caz penal. Omul e cel care știe ce vorbește, s-a văzut aseară că nu prea știe. Iată ce spune Serhii Lopes despre emisiunea de aseară. O emisiune la care nu se va uita nimeni. Nu doar pentru că la TVR nu se uită nimeni, ci pentru că echipa a cărei subiect este are meci. Cam pe la aceeași oră. Dar răspunsul e simplu. Doar la noi, televizia națională a ajuns să facă referendumuri privind un drept. De când drepturile sunt supuse voturilor? 1. Ideea conform căreia există un litigiu între cele două entități, prin urmare CSA e îndreptățită să blocheze accesul FCSB, e falsă. Dacă ar fi aplicată, s-ar ajunge la triumful principiului invers al vinovăției până la proba contrară. Am subliniat, e senzațional. Lopez. Litigiul activ presupune că instanța nu a decis nimic definitiv, deci nu poate fi amatemizată FCSB de către un minister de forță dacă legea nu o face. Am ajunge la situații absurde în care accesul unor persoane în locuri publice ar fi interzise cu de la sine putere de către, de exemplu, director de săl de teatru, spitale, gări, pe motiv că suntem în litigiu. Instanțele decid, nu miniștii. Procesul pe prejudiciu nici nu a început. Cel pe mărci s-a întors la uh, curtea de apel. Azi nu există niciun motiv legal și moral pentru care între FCSB și CSA nu pot exista relații comerciale. 2. Doi. Al doilea argument cum că existența unei relații conflictuale între cele două entități ar trebui totuși luată în considerare, deci CSA nu ar trebui obligată să găzduiască FCSB, e valabil între entități private. Dar vorbim de bunuri de uz și interes public la care FCSB, ca un uriaș plătitor de taxe, a contribuit și contribuie. Cum ar fi ca un medic să refuze accesul unei persoane în spital, o urgență, pe motiv că spitalul are un litigiu cu insul. 3. Dacă un plătitor de taxe și impozite din care statul trăiește și construiește, e împiedica să, acces, să acceseze un bun destinat uzului public, atunci să existe și excepții de la plata taxelor și impozitelor. 4. La final de vreme, la final, de vreme ce o instanță nu a decis interzicerea accesării de către FCSB a unui anume bun public, pătrunderea într-o instituție publică, bă, suntem normali, cum poate să-ți interzică un simplu administrator al bunului respectiv? Legea aplicată de către instanță a fost înlocuită cu legea aplicată de CSA? În concluzie, nu. FCSB nu va juca pe Ghencea, nu va fi lăsată, dar textul ăsta este scris doar pentru a demonta tâmpenile care însoțesc interdicția. Plus, auzi, referendum pentru un drept. Doamne Sfinte, au ajuns drepturile să fie supuse votului? Serhi Lopez, aplauze. Serhi Lopez, o să păstrez toate aceste texte și le voi citi mereu. Da? Le voi citi, le voi reciti pentru că acesta. Iată, microfonul acesta da, reprezintă arma mea. Asta este arma mea pentru dreptate și pentru adevăr. Dragi prieteni, ne ducem vertiginos către finalul emisiunii, pentru care eu vă mulțumesc enorm. Îl voi lăsa pe Mihai din Franța să intre în legătură directă dacă vrea video, dacă vrea audio, cu rugămintea. Să spună pe scurt o concluzie acestei emisiuni, dacă vrea să mă întrebe ceva bine, dar încearcă, Mihai, să nu te duci mereu, mereu, mereu să uh, lungești, pentru că e ora 1 și 3 minute. Am depășit cu 3 minute uh, abonamentul de la satelit. Pentru ca emisiunea aceasta să se vadă până în Franța, spre exemplu, trebuie să plătim satelitul pentru a ieși în FM. Suntem în FM în aceste momente în 7 orașe din Franța. Stai să le citesc. Lans, Nis, nice, Strasburg, Marseille, lângă Paris e o localitate, nu-mi dau seama, nu, nici nu știu să o citesc, și în uh, Lyon În aceste orașe, la această oră, oamenii ne ascultă în mașini, în cluburi, înțeleg că și la metrou, uh, s-a închis metrou acum uh, Ne-au ascultat oamenii în Franța, în șapte orașe, în Germania, suntem în FM, în uh, München, suntem în FM și la Ploiești, suntem în FM și în Ghencea, și vom fi și pe stadion. Te salut, Mihai, din Franța. Salutare, salutare, Gabi, și bună seara. Sau bună dimineața, cum să zic? Că am stat treci până la ora asta cu toții. Da, mi s-a părut total absurd chestia asta cu referendumul ăsta. Tocmai, tocmai de asta am și discutat și cu domnul Căliman, că mi s-a părut ok că s-a pus acel, acel referendum de la ora când noi aveam meciuri, dintre care mi s-a spus că reprezentantul clubului al nostru, Meme, a fost, a fost invitat la replică și n-a dorit să, să intre în legătură direct, adică n-a dorit să, să meargă la televiziune. Și i-am spus domnul Căliman, pentru că nu avea cum să meargă, pentru că noi avem un meci important care ne luptă la titlu dacă vrea nu, să da, facă. Nu, da, dar o secundă. Cum poate să-și permită un realizator de emisiune sau un producător de emisiune să încerce doar, doar să încerce, doar să gândească că îl poate suna pe un om de la Steaua la ora când el e pe stadion la meciul echipei care luptă la titlu? Adică, cum, cum poate gândi cineva așa ceva? Da, mi s-a părut total absurd pentru că asta am vorbit și cu și cu Stefan, cu Ștefan, cu Cariman și cu Mihai și le-am spus la amândoi că nu mi se pare logic și normal. Cine e Mihai? Uh, nu știu. Mihai care au a realizat uh, Mihai Radulescu care a realizat emisiunea. Ah, sunteți prieteni prieten sau cum ai vorbit cu el? Nu înțeleg. Da, 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 noi suntem foarte buni prieteni, suntem de, de foarte mult și cu cu Dorin uh, Cine de când Dorin? am lucrat Dorin Ghișu, Ghișu, ceva de genul, nu prea pot să-i pronunț numele. De unde uh, e Ghișu? Cine e Dorin Ghișu? Tot, un jurnalist, e un jurnalist. A, a fost asta în emisiune? Da, 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 da. a fost asta în emisiune și Dorin ce m-a deranjat... cumva a fost Dorin Chioțea? Chioțea, așa, Chioțea, Chioțea. Că cum ești prieten Chio... și nu știi cum îl cheamă, Mihai, acum? Nu, mă, să nu te mai pe, Dorin, pe Dorin îl cunosc așa din vedere, nu am prietenie cu el, Mihai, tot la fel, salut, salut, ce faci bine. Cu domnul Căliman sunt foarte bun prieten, că am lucrat cu, la Clubul Dânsului, am lucrat și la CSM-ul când conducea. Problema este că eu asta le-am spus, că nu mi se pare logic. vreau rar. să te întreb, pe vremea când era domnul Căliman, unde avea, unde avea sediul CSM-ul? Normal, CSM-ul a avut sediu acolo în parc întinetul la început. A, la început -a de tot, acolo unde da, Chelsea, a început, da dar la început urmă, de când, tot. Păi da, dar stai După puțin că, ai lucrat cu domnul Căliman când era la CSM, dar unde avea sediul CSM-ul când era domnul Căliman, președinte acolo? Păi acolo l-a avut, în tineretul lui Gabi. Nu, ulterior când a fost, nu, el nu era atunci președinte la CSM, el era la o altă chestiune, dar când a devenit da, nu știu, eu, la CSM acolo, eu acolo, în tineretul lui unde este și baza sportivă Cersei București, acolo se întâlneau. În era pe calea victoriei clubul CSM când Da, nu știu, în... ei acolo se întâlneau mergeau sus către sala polivalentă deci noi acolo, eu acolo lucram acolo aveam activitate, acolo se întâlneau cu majoritatea dintre ei când mergeau la polivalent Ok, uh, bun Stediu și reguli. așa mai departe, îți dai seama că astea nu mă interesează pe mine, tot timp cât eu nu aveam treabă cu, cu clubul CSM să lucrez în domeniul lor uh, Eu lucram la baza sportivă, eu eram administrator bazei sportive, exact cum am fost și la Petre Marini și la Ghione da. Administrator Că asta am mai vrut să mai spun și eu -o, încă o dată. Un administrator unei baze sportive, cum, de exemplu, în cazul cum este clubul sportiv al armatei, normal și normal, după lege, trebuie să facă calculul, să vadă dacă avem eveniment, dacă nu e un eveniment, exact cum ai spus și tu, să ia banii logici și merge mai departe, să producă stadionul. Perfect. Hai să trecem exact. mai departe. Te rog. Problema este că mi s-a părut total absurd. De ce? Pentru că în timp ce, ce era meciul, tot distribuiam, link-ul și să votăm toată lumea. Inclusiv eu am votat, am votat și soția mea. Dar vreau să te întreb am un lucru, Mihai, dacă tu Bun. cunoști pe acest rezator de emisiune, ce ți-a spus el în clipa când l-a întrebat cum e posibil să faci emisiune când joacă Steaua? Da, eu ți-am ți trimis și pe, asta cum spune, pe Facebook, uh, ți-am scris și pe WhatsApp, uh, eu îți pot pune un. Uh, Asta să o pun ție în particular în privat. Nu vreau să o fac publică, pentru că nu, nu vreau să dezvolui subiectul ce am discutat eu cu el, pentru că rămâne doar între noi. Ție, dacă vrei să-ți demonstrezi să-ți arăt, poți să-ți să, -ți, să -ți fac un screenshot la ce am discutat. El, din ce mi-a spus mie, mi-au spus că au făcut acest referendum din cauza pentru că cei de la CSE este o comunicare foarte proastă și nu, nu dorește să... să Ofere informații, să ofere informații în interes public și așa mai departe, să discute, să vorbească cu presa, că sunt foarte închiși, într-un cuvânt. Ei, așa mi-au spus mie. Cine? Cei de la CSA? Da, cei de la CSA sunt foarte închiși. Din cauza asta, ei au făcut lucrul ăsta. Păi, nu, nu stai puțin, nu, n-ai înțeles întrebarea mea. Dacă ești prieten cu acest Mihai care a realizat emisiunea, da. Uh, când tu l-ai întrebat cum e posibil să faci emisiune la ora când joacă echipa despre care tu vorbești, ce ți-a răspuns? Da, Gabi, eu ți-am spus, îți trimit imediat ce mi-a scris el mie, înapoi el a din asta ce mi-a scris el, eu asta am înțeles. Că din cauza comunicărilor, că ei nu comunică, ei sunt foarte închiși la discuții și așa mai departe. Cine ei? Că eu te întreb de Steaua despre de CSB. Păi te nu, întreb nu, nu, nu. Ce a jucat? Nu, păi nu, ei la asta... Ei la asta s-au referit, că ce se ul din cauza asta au făcut lucrul ăsta pentru că CSA-ul sunt foarte închiși la discuții. Adică n -n cu presa, lucru. nu oferă informații, nu ceva de genul. Nu, nu, stai puțin, n-ai înțeles. A treia oară, pentru ultima oară, ți exprimi, Hai, Urmărește-mă cu atenție, dacă vorbim limba română amândoi, Bun. Tu în Franța, eu în România. Când tu l-ai întrebat pe acest prieten, dacă tu spui că e prieten, tu îl poți întreba orice, poți suna acum, băi, da. Mihai, uite așa. E, când nu l-a întrebat de ce a făcut această prostie și anume emisiune despre FCSB când la ora aia a juca FCSB. De ce a făcut el la ora aia emisiunea despre FCSB când FCSB juca la ora aia în campionat? Ce legătură are cu csa Că nu înțeleg. Eu nu l-am întrebat de ce, de ce, a făcut emisiune la oraia pentru că juca echipa. Eu i-am spus, spus că nu mi se pare logic și normal, i-am spus mi se pare absurd să faceți lucrurile astea, în momentul când noi nu putem vota, site-ul este blocat și așa mai departe. Că l-am sunat și pe Sergi și i am spus și lui Sergi să distribuie și link-ul mai Bun. departe. Păi și ce logică așa. are să-ți răspundă că a făcut emisiunea pentru că CSA nu comunică bine? Că nu înțeleg așa, că și i am spus și i am spus în felul următor. Că normal am spus, mi se pare logic și normal dacă vrea, vrea să faceți emisiunea asta, să stabiliți și cu un reprezentant de la noi. Și am dat un exemplu, am spus liderul galeriei care este singurul care este cel mai, cel mai în, în, în măsură să discute în numele nostru suporterilor și așa mai departe i-am spus că este cel mai îndrept, îndreptățit să poată să spună absolut orice și să vă poate oferi toate informațiile, i-am spus cum ați oferit și ați băgat pe cineva în direct de la CSA și i-am spus că emisiunea nu era normal să fie la ora când se juca meciul și a spus că ei n-au avut nicio treabă și nicio legătură cu FCSB-ul, că ei n-au vrut să lovească în FCSB cu nimic, că ei au vrut să lovească în CSA pentru că nu sunt deschiși la discuții. Așa mi-a spus. Eu îți pot, eu îți pot demonstra să ți-am spus. Să pot ia, face trimite, un trimite, mi acum. Să uite acum nimic. pe privat. Uite pe privat chat aici. Poți și acum să-mi trimiți povestea. Imediat. Asta. Da? O pe privat chat, dialogul. Eu adevărul că am mai primit, uite, de la Andrei Brândușoiu. Da, acum am mai auzi? Da, eu te aud, te aud normal. Okay. Uite, Andrei, să nu mai spui nimic acum, o secundă. Andrei Brândușoiu mi-a trimis un dialog pe care l-a avut cu acest om. Și zice cuma referendum pentru un drept? Mulțumesc pentru eventualul răspuns emisiuni plăcute. Și domnul din emisiune, cred că Mihai zice bună ziua. Eu fac emisiuni pe orice temă care suscită controversă publică. Și exact dreptul acesta este contestat de cei care administrează stadionul. Ideea emisiunii e de a-i oferi uh, taberelor în conflict posibilitatea de a-și prezenta argumentele. E doar un program TV, un show. Nu putem avea pretenții că de la un referendum oficial, ca, la un referendum, uh, ca de la un referendum oficial, desigur. Mulțumesc pentru atenție, toate bune. Deci, o mai explicat de ce a făcut emisiunea, că a găsit un conflict aici și a încercat să fie ambele părți implicate. Mi se pare, un, mesaj, de bun simț al celui care a realizat emisiunea. Ce să Și el i-a angajat la urmă noi la o televiziune. I s-a spus fă emisiune, foarte bine, a făcut-o. Bravo lui! Da, dar nu știu cum să spun aici. Stai așa, că trimit pe WhatsApp, Gabi. Da, trimite pe WhatsApp. Ok. Bine, mai, mai, vrei să spui ceva, Mihai, ca să ne oprim, că e unul și un sfert. Nu, nu. Doar vreau să punctez chestia asta că mi se pare total absurd la ceea ce, ce au vrut ei să facă Îți mulțumesc, Mihai. Mulțumesc mult de tot pentru că ai intrat în direct și astă seară Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, de mine, în această uh, transmisiune Ți-am uh, ți pus pe, pe WhatsApp, dacă te poți uita Pe WhatsApp nu prea cred că mi-ai pus pentru că nu cred că știi numărul meu de telefon, sincer Sincer. Ai, ai două Numărul de radio. la radio Numărul de la radio? Număr, ce număr Ce ai tu de la radio? Că nu <coughs> înțeleg Imediat, o secundă Ia zi numărul meu pe post, numărul de la radio Cu 1716 Nu mai e de mult timp acel număr no. al meu da, eram Na, surprins nu că numărul meu îl știu doar patru persoane. Da, nu uite, știu, pe la avem. Al tău, eu am Păi de aia ți-am spus, de ce nu trimiți aici, am privat chat, aici, am privat ăsta. Dar nu știu cum să trimit aici, că n-am folosit nu asta. Cred, nu cred, ai, ai, radio online și nu știu. Mă rog, bun, hai că Dar eu nu, nu, nu lucrez lucre. cu programul ăsta, eu lucrez cu OBS Studio, eu nu lucrez cu StreamYard. Dar ți arată aici, ți arată aici, uh, uh, mă rog, în fine, Da, Gabi, conversații, dar unde? zice el. Privat, Lume din discuții okay. cu lumea de studio. Încearcă. Ok, hai să mulțumesc mult, Mihai. Mulțumesc. Uh, de... mi-a trimis Sergiu Gabriel și vreau să uh, neapărat să citesc ce mi-a trimis Sergiu Gabriel. Acum patru minute. Uh -huh. acum patru minute s-a postat treaba asta. Sergiu Gabriel zice așa. Dat fiind faptul că în data de 2 mai, pe televiziunea națională a României a avut loc emisiunea referendum, unde s-a vorbit despre identitatea echipei de fotbal Steaua, și dacă societatea comercială din Liga I, cu fosta denumire de, de FC Steaua București, care are sub tutela sa activitatea sportivă de performanță fotbalistică, începută în 47, poate evolua sau nu în templul Steaua din complexul Ghencea. După vizionarea integrală a emisiunii am decupat doar 4 minute, dat fiind faptul că a fost mai mult ca suficient să dezmint câteva zeci de minciuni într-un timp record. La secunda 009, la secunda 009. Deci, deci începuse emisiunea de, de 9, de, 9, secunde. Vicepreședintele societății comerciale care se dă dreptul asociație AS47, Sebastian Tudor, a adresat o întrebare bazată pe o minciună. Unde ați fost dumneavoastră când s-a furat identitatea stelei? Furtul de identitate nu a fost dovedit niciodată în nicio decizie executorie și nicio motivare a unei decizii. Nu se folosește termenul de furt sau furt de identitate sau ilegalitate. Drept dovadă stă și faptul că DNA a investigat dosarul prin care s-a înființat societatea comercială în 2003 și respectiv dacă preluarea activității sportive de performanță a fost preluată conform legii. DNA a dat neînceperea urmăririi penale. Drept urmare, nu s-a furat nimic. Secunda 0. Zero... A, ah, stai puțin, că acum am luat seama, a făcut uh, Sergiu un montaj de 4 minute. Uh, o să-l difuzez audio. Acum o să-l difuzez audio cu toate aceste uh, barbarii la logică. Aha, bun, am înțeles. Din acest montaj. Bun. La secunda 22 din acest montaj. Unde sunt cei 37 de milioane de euro pe care societatea i-a prejudiciat? A spus același copil. 1 la mână, întrebarea este adresată greșit din punct de vedere al exprimării. Doi la mână, evaluarea prejudiciului s-a făcut pe tot patrimoniul clubului CSA la toate sporturile. Plus evaluarea a fost făcută și în baza medalilor olimpice europene și mondiale câștigate de echipele naționale ale federațiilor. Trei la mână, prejudiciul a fost calculat de o firmă de apartament și nu are repercusiuni uh, juridice, uh, nu are repercusiuni juridice executorii la mână, prejudiciul se stabilește în instanțe, ceea ce până acum nu s-a întâmplat niciodată în speța identității activității sportive de performanță fotbalistică înființată în 1947. La secunda 46 din acest montaj, o echipă care a furat-o pe alta. Moment în care noaptea și întunericul au conceput o plăzmuire și o alterare inconștientă a logicii și a rațiunii istorice faptice, atât din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere sportiv. Mai concret, Respectivul insinuează faptul că societatea comercială care a preluat activitatea sportivă, fotbalistică de performanță, conform punctului 8 din tranzacția extrajudiciară, încheiată la notar în 23 noiembrie 2003, documente care ființează și astăzi, ar fi furat o echipă de fotbal nou înființată în 2016 din punct de vedere juridic, respectiv 2017 din punct de vedere sportiv. Sau poate vrea să insinueze faptul că furtul despre care acesta vorbește nu s-a produs niciodată, dat fiind faptul că Consilierul Talpan a vrut să anuleze articolul numărul 1 din statutul AFC-ului pentru a putea anula continuitatea sportivă înainte de a ajunge la FC Steaua București Instanțele în acel dosar au respins cererea consilierului pe motivul că este lipsită de sens și fără temei legal Secunda 55. Cum a ajuns societatea comercială direct în Liga I? Prin transferarea activității sportive de performanță de la FC Steaua, prin aceeași tranzacție extrajudiciară Conform statutului AFC-ului pe care se regăsesc antenele, semnăturile și ștampila mea ului cât și cse ului pe spatele ultimei pagini. AFC-ul ieșind de sub tutela Ministerului în anul 2000, când a obținut un nou statut unde se specifică la articolul 5.2 faptul că putea înființa societăți comerciale. Drept urmare, în baza datorilor pe care AFC-ul le avea chiar și la Becali, AFC-ul se obligă să înființeze FC Steaua București, conform punctului 1 din statutul societății comerciale FC Steaua București, document care ființează și astăzi. 5. Deci, deci, Sergiu s-a uitat la emisiune, se pare, și a văzut niște inepții, niște inepții, niște, niște prostii, niște uh, absurdități, niște minciuni spuse de acel băiat care reprezintă Asociația Lupește atunci CSEA Steaua trebuia să se reactiveze în Liga I, nu în Liga 4. Aici putem regăsi trei minciuni. Conform răspunsurilor oficiale primite de Asociația Steaua 1947 la adresele trimise de aceasta către ANAF, PNMT, se Ministerul Finanțelor și chiar și răspunsul din partea Unității Militare 02301, n-am știu că așa se numește unitatea, cu privire la numele oficial al Clubului Polisportiv. În toate răspunsurile oficiale, numele Unității Militare 02301 este Clubul sportiv al Anatei Steaua, fără București, iar numele de Steaua este pus în ghilimele. Termenul de reactivare nu poate fi motivat nici sportiv, nici juridic, atât timp cât activitatea sportivă de performanță a secției a fost preluată și continuată de diferite forme de organizare, începând din 1998, conform motivărilor instanțelor executorii, chiar și cei de la Marca, din decembrie, din 2014, și, de asemenea, conform statutelor celor două forme de organizare prezentate anterior, cât și conform tranzacției extrajudiciare încheiată la Nota documente care ființează și astăzi. A treia minciună dintr-o frază de șapte cuvinte este aceea că nou înființata echipă de fotbal la nivel de senior din cadrul secției de fotbal din cadrul CSA, ar fi trebuit să pornească din prima ligă. Nu cred că e nevoie să explic de ce o echipă nou înființată nu poate să înceapă istoria și palmaresul încă din prima ligă în anul 2017. A șasea minciună. Steaua trebuia să evolueze în Liga 1 pentru că i-a fost furat locul și a fost plagiat numele. Mam, asta a zis, mă, băiatul ăla, asta spunea se 47 te apucă râsul. Iar suntem martori la trei minciuni într-o singură frază. Activitatea sportivă de performanță a secției de fotbal care s-a înfițat în 47 activează în continuare în Liga 1, conform deciziilor instanțelor prin care îi resping cu un domnul consilier cererea de radiere articolul 1 din statutul AFC-ului. Furtul locului în prima ligă este pur și simplu o dorință proprie a respectivului, dat fiindcă faptul că nu s-a dispus niciodată în instanță acest lucru plagierea numelui de Steaua București nu s-a produs niciodată dat fiind faptul că CSA nu are numele de Steaua București. Societăți comerciale, societății comerciale i-a fost interzisă folosirea numelui de Steaua sau Steaua București pe motivul că aceste cuvinte și alăturare de litere se regăseau pe marca propria FC Steaua București, care la rândul ei a fost anulată pe motiv că a fost pur și simplu asemănătoare cu marca folosită de CSA între 74 și 91. Societatea comercială cu fosta denumire de FC Steaua București în momentul de față poate folosi atât numele de Steaua cât și numele de Steaua București cu acordul CSA Steaua. A șaptea minciună, zicea băiatul, și un alt club care a câștigat de pe urma acestui furt de identitate atât sportiv cât și financiar. Mă repet, iar a doua oră, însă mult mai scurt și mi-aduc aminte de acel interviu celebru în care o tânără doamnă reporteră i-a luat cântărețului Adi Despot un interviu adresându-i aceeași întrebare artistului de două ori și acesta a apelat la un răspuns care a rămas în istorie. Domnul Sebastian Tudor nu face distinția între o formă de organizare și o activitate sportivă de performanță neîntreruptă care a continuat de-a lungul istoriei să evolueze sub conducerea mai multor forme juridice de organizare și funcționare. Cât despre furtul de identitate, l-am explicat mai devreme la punctul 1, 3 și 6, în trei moduri diferite, de fiecare dată cu dovezi diferite, bazate pe documente și deciziile instanțelor, cât și motivările acestora. A opta minciună și dacă se va decide că nu este așa, ce se va întâmpla? Întrebarea bazată de fa pe faptul că dacă instanțele vor decide faptul că activitatea sportivă de performanță nu și-a continuat existența. Din această întrebare putem constata faptul că respectivul nu a citit nicio motivare a niciunei decizii executorii, ceea ce e trist pentru societatea comercială pe care o reprezintă. Instanțele s-au pronunțat deja involuntar pe această speță și a explicat mai sus unde, când și în ce sens. Probabil de aceea ASE 47 nu s-a implicat juridic în niciun proces bazat pe identitatea echipelor istorice care astăzi activează în Liga 1, sub o altă formă de organizare și cu un alt lot de jucători. Ca și recomandare, îl rog să citească articolul 15 alineatul 4 din regulamentul FIFA, unde se specifică care sunt cerințele pentru recunoașterea succesiunii juridice a aceluiași club, cu precizarea că după respectarea tuturor cerințelor articolului mai sus precizat, orice acțiune care ar urma ulterior respectați cerințelor este retroactiv. A noua minciună. Unde era societatea comercială cu actuala denumire în anul 2003, 2010, 2007 și cu cine țineau acei suporteri? Omul tocmai și-a contrazis toate minciunile pe care le-a spus până în acel moment și involuntar a recunoscut faptul că societatea comercială i-a oferit activității sportive de performanță șansa de a-și continua existența. La întrebarea cu cine țineau suport anii precizați de acesta, i-a răspuns deja istoria. Instanțele prin refuzarea radierii și anulării articolului 1 din statutul AFC. În mai puțin de 4 minute, domnul Sebastian Tudor i-a adus un prejudiciu de imagine celor de la AS47 prin simplul fapt că nici măcar o singură idee formulată în baza unei întrebări n-a avut și o bază juridică sau sportivă. Acum, sincer, vreau să-l întreb pe Sergiu Gabriel un lucru. Sergiu. Cum ai reușit, tată, să înțelegi ce zice băiatul ăla? Asta e o întrebare, e o enigmă. Cum ai putut tu, Sergiu, să urmărești ce a zis băiatul ăla care trebuie tradus? Pentru că eu, 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 eu iată, am crezut că nu vorbește românește, că au chemat pe cineva din Ucraina, de la Chiev, să explice, uite, mă uit la el în momentul ăsta și îl văd, zici că este președintele Ucrainei, cum îl cheamă, Zelinski, Zelinski cheamă, nu? Sau Zelinski, nu știu cum îl cheamă, pe președintele Ucrainei. Mă zic că e Zelinski la conferință de presă la metrou. Deci că este undeva într-un buncăr. Bă, băiatul este incredibil. Deci, în patru minute, Sergiu Gabriel a desfințat toate enormitățile spuse de băiatul ăsta care în primul rând nu vorbește românește. O să vă dau să ascultați un pic, pentru că nimeni nu poate înțelege. Cineva a zis, domnule, de ce nu pune titrare? Ca la film. Să, zicem, să înțelegem și noi ce zice băiatul ăla de la S47, că noi nu înțelegem. Nu, nu, nu se înțelege. Adică, și eu nu înțeleg cum Sergiu Gabriel a înțeles ce zice băiatul acela. Omul e Uh, niciun azil de nebun nu mai face bine pe acest AC47. AS47 se numește. Studiu de caz, zice Sergiu Gabriel. Haideți să-l auziți un pic. Haideți să-l auziți un pic, măcar câteva momente. Să, dacă voi înțelegeți ce spune, să fiți sănătoși. Ia să auzim. Ia să vedem dacă se aude. Nu este problema mea. Cum a ajuns să dăm Liga 1? Repet din nou, cum a ajuns să dăm Liga 1? Cum ați ajuns dumneavoastră în Liga 4-a? A 5-a -a să începeți, dar ați început din a 4-a. Cum ați ajuns? Da, pentru că am decolat să știu la 4-a. Nu am făcut, da. am fost, am fost așa. Asta pentru că am decolat să te-am jucat în Liga 4-a. Cum a, a evoluat în continuare în locul acelei echipe? Deci e, e dreptul domnului. Vreo... normal. Trebuia ca CSEA Steaua București cu un numit dumneavoastră și cu numele întreg al clubului nostru. Acesta este numele, să fie în Liga 1, nu în Liga 4, corect? De ce este în Liga 4? Pentru că Liga 4 a păpărit. În 2017? Păi nu, de, rog, ce? de ce? De ce a pornit în Liga 4? Pe asta trebuie să întrebați pe ce care au decis asta, nu pe mine. Păi asta pentru că din e... acest spun că Steaua trebuia să evolueze Liga 1. Pentru că a fost furat locul în Liga 1 și a fost plagiat numele. Și un alt club care a câștigat de pe urma acestui furt de identitate a profitat atât sportiv, cât și financiar. Cu concursul și cu competiția dumneavoastră, ca jurnaliști care susțin sigur această minciună. Și mai devreme nu, 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 are nu, este de nicio, nu, este nicio, minciună. Echipa FCSB a continuat să existe în Liga 1. Cum? Uh, Continuă și nu, activitatea. Nu așa, a, formal, așa, formal, așa. formal așa. pentru federație și pentru ligă, ea a continuat Asta. activitatea acelei echipe. După așa. ce... că nu e așa și -a. A. da, haideți să depășim. așa, așa, așa. așa, Domn Ștefan așa, așa Ștefan domnul Ștefan și domnul, domnul Sebastian și domnul Ștefan. Da. Domnul domnul spunea de vreme că FCSB are foarte mult suporter și e cea mai bine din România. Dar unde era FCSB în 2013, spre exemplu? Unde era FCSB în 2010, spre exemplu? Cu cine țineau acest suport în 2010, în 2013, în 2007? FCSB? Sau cu altă echipă? Cu echipa din cupele europene. Am răspuns eu în locul. Cu echipa care juca în cupele europene. Iar... Cu ce... Poftim? Să domnul Popescu sau domnul? Cum vorbiți? Eu nu vă văd, genul poate pot să vă văd pe televizor. Răzvan Boarchiș, hai de la pupitul tău. Aș vrea să, vor... să răspund vale, eu că vreau să văd mine mai bine să... Uh, nu am contestat niciodată că CSEA are dreptul să folosească numele Steaua. Am spus că din o? perspectiva mea, ideea de continuatoare a stelei o este FCSB. Este pur și simplu o opinie. Deci eu Pentru că este o echipă... da. Să vă... Susțineți. de ce? Am explicat, am explicat. A preluat, a continuat să activeze în fotbalul românesc, neîntrerupt, neîntrerupt, alături de Dinamo, este singura echipă care a continuat să evolueze în fotbalul românesc neîntrerupt. Uite, acum mă uit și eu, de deci ce prima dată când văd cu sonor toată povestea asta? Ferească Dumnezeu, zice cineva, așa este. Practic, îi mulțumesc lui Sergiu Gabriel că m-a făcut să stau până la 1 jumate, dar merita. Sergiu Gabriel, în uh, 10 texte, a demonstrat 10 minciuni. Minciuni! Deci îndrăznesc să spun minciuni. Băi, ce am uitat să-l întreb pe Mustață, acum îmi seama. George Ogoraru la un moment dat a spus că nu va mai vorbi despre ce zice Mustață la mine, dar îl va da în judecată. L-o fi dat? Uite, să-mi aduceți aminte, cum a zis Gheorghe Mustață, să-i aduc aminte luni ce a vrut să zică și ce informație bombă mondială vrea să ne zică după meciul cu CSU 2013. Așa să-mi aduceți aminte să-l întreb pe Mustață prima dată când mai vorbim dacă știe, dacă are vreo informație despre vreun proces, dacă l-a dat George Oberar un uh, judecată pentru afirmațiile pe care le-a făcut aici timp de 2 ani pe canalele mele de YouTube. Sunt tare curios, pur și așa, ja, de curiozitate. Da? Că și pe mine m-a dat cineva în și am câștigat Săptămâna trecută am câștigat procesul în care îmi cerea 30.000 de euro Și am câștigat pentru că am dreptate în ceea ce fac aici Dragi prieteni, dacă v-a plăcut emisiunea care a început acum 4 ore Arătați asta, cei care puteți, bineînțeles, cei care vă permiteți Apăsați butonul dolar și transmiteți mulțumirea voastră cum o doriți, către canalul de YouTube, Templul Sportului, către Gabi Safta, către cei care sunt aici și vor fi în continuare în acest război, până când sigur îl vom câștiga. Dacă e cineva care nu s-a abonat... pentru că Știți ce? Am, am sezat un lucru care mă întristează. Uh, și anume, emisiunea de luni a avut 4.000 de oameni care s-au uitat la ea. Iar eu am... Uh, ce să-i faci lui ăsta? Ce, ce poți să să-i asta? De dute. În... Uh, emisiunea de luni a avut 4.000 de vizualizări. 4.000 de vizualizări emisiunea de ieri. Cu meciul și după meci. Acum o săptămână am făcut o emisiune cu 10.800 de oameni în două zile. Acum două săptămâni am făcut o emisiune cu 11.000 de oameni. De ce nu vă abonați la canalul de YouTube? E gratis. De ce nu vă abonați? Vă rog pe toți cei care sunteți în aceste momente pe pagina de Facebook. 62 de oameni pe Facebook. Îmi imaginez că dacă sunteți pe pagina de Facebook, nu sunteți abonați la Templul Sportului, unde sunt 169. Vă rog frumos, A, intrați pe canalul de YouTube Templul Sportului. Și dați dovadă de caracter, dați dovadă de susținere a acestui canal de YouTube, canalul meu, televiziunea voastră, echipa noastră. Abonați-vă, fraților! Abonați-vă la canalul de YouTube Templul Sportului. Cine dorește să și susțină financiar, apasă butonul dolar. Puteți să deveniți membri abonați, iar membrii abonați pot intra într-un grup de WhatsApp. Asta seara am văzut membrii abonați care au devenit la acest canal de YouTube și îi voi contacta să intre în grupul de WhatsApp pe care îl monitorizează și pe care îl administrează prietenul meu Andrei Mereuță, unde se vorbește în fiecare zi 24 de ore despre steaua. Cam acestea erau anunțurile pe care vreau să le fac. Îi salut pe prietenii care intră mereu, și care astăzi i-au lăsat pe alții. Îi salut pe toți cei care sunt abonați și care vor fi abonați. În aceste momente eu o să rămân un pic la laptop, dar nu în direct și am să scriu toate lucrurile interesante pe care le-a zis Gheorghe Mustața astă seară, pentru că lupta noastră e aceasta. Microfonul, pixul, presa, noi trebuie să combatem toate minciunile care se zic din partea reală, și mă gândesc după ceea ce a zis Sergiu Gabriel, după ceea ce vă spunem noi în fiecare seară de doi ani încoace, nu prea văd cum să aibă cineva tupeul, tupeul, cum să aibă cineva impertinența să deschidă gura și să critique echipa lui Becali, să spună că a furat Becali, clubul că nu e, FCS, nu e steaua. Păi cine este aua bă, băiatule? Dacă Talpan a încercat în instanțe să demonstreze că echipa CSA trebuie în Liga 1 și FCSB să dispară și n-a reușit în instanțe. Dacă în instanțe s-a încercat să se dovedească faptul că Becali a furat clubul și nu s-a putut demonstra. Dacă v-am zis de o mie de ori și există dovadă că Talpan a încercat cu impertinență să șteargă din documente articolul 1 din statutul de când AFC o a preluat de la CSA echipa de fotbal și nu a reușit, numai gestul de a șterge acel paragraf unde se scrie că AFC, steaua București, preia continuitatea și gloriile și tradiția echipei de fotbal CSA numai propoziția aia lămurește tot. Cu propoziția aia trebuie să apărăm peste tot. Dar nu e cazul, pentru că noi știm. Mai sunt vreo 300, mai sunt vreo 254 și, și jumătate de oameni, pentru că ei sunt jumătăți, așa, da? care cred niște barbarii logice, niște tâmpeni, niște cretinități. Să le fie rușine. Da, da corect. Talpana. Mai mult decât atât. Florin Talpan a semnat. Florin, Sa Florin Salamaus. Florin Talpan a semnat. Florin Talpan și-a dorit să preia Becali. A semnat. Toți cei de la CSA au fost fericiți. În primul rând, unii după acolo șefii câștigau bani de la fraierul de Becali și clubul continuă activitatea, că altfel murea. Și mai e o chestiune pe care noi aici, pe canalul de YouTube, trebuie să vă transmitem. Pentru că în altă parte nu veți auzi. Acest club de fotbal, CSA, nu poate trăi în continuare așa. Se vor găsi chiar și cei barbari de acum, se vor găsi să se revolte. Pentru că, ce le-a zis domnul Giorgio Găraru? Calm, liniștiți. Vom promova în Liga II și va fi coadă de investitori. Avem deja investitori gata să sem doar să semneze. Da? avem coadă de investitori. Promovăm și să vedeți voi câți investitori o să avem. Doar semnătura lipsește. Milioane, zeci de milioane, sute de milioane, miliarde. Semnătura și atât. Atât. Doar semnătura lipsește. I-a văzut cineva? Se termină sezonul. I-a văzut cineva? Vom promova că se schimbă legea, o să vedeți. Promovează? Ia să vedem. Ia să vedem. Păi toți acești suporteri de la CSA care au fost prostiți în față de niște oameni care îți plătiți de noi toți, de ce îi plătim? Să mintă? Dacă n-au mințit, înseamnă că sunt incompetenți. Sunteți de acord? Zic eu ceva prost aici? Deci dacă n-ai mințit suporterii CSA-ului cu investitorii și cu promovarea, înseamnă că ești incompetent. Dacă ai mințit, du-te bă băiatule, dispari. Dacă ești incompetent, Du-te bă băiatule, dispari Da, dispăreți Dispăreți fraților Pentru că o să dispare echipa mea An și an să joci, B, să joci în B Să joci în B Să joci în B Să joci în B Până când? Pentru că o să înceapă cei de la FCSB Să stige B, 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 B. Nu? Cum strigau ei? Că ziceau că nu este moile. B, B, B. E strigă B, B. Nu să strigăm. B, 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 B. Nu? Așa o să strigăm? Așa o să strigăm. Nu poți pe banii mei să nu mă las să joc pe stadionul nostru. Că ești tu șmecherul pește. Nu poți. Nu poți. Că când vine în jur. Nu poți. Nu o poți să faci asta. Nu poți să faci conducăturile de minister. Nu poți să faci asta. Nu poți acum un an să zici ceva. Și anul ăsta să spui cu totul Că te faci de râs Râde lumea cu, de tine Râde lumea cu muci de tine Nu poți tu uh, Copilul ăsta cum îl cheamă de la S4 și Nu poți să te faci de râsul lume, Să pui niște întrebări Înseamnă, Dar cum să apari la televizor Bine, nu se uită nimeni uh, a fost o emisiune la care dacă ai făceau sex între ei acolo, dezbrocați în pielea goală, nu se uita nimeni. Adică puteau, nu-i vedea ce ne -au. Nu, nu era monitorizată emisiunea asta. Dar ideea este că și dacă nu se uită nimeni. Bă, dacă cum poți mă să apar nepregătit într-o emisiune? Uite ce aici. Aud. Aud. Subiecte. Aud. Pregătește-te, scrie, ocupă-te un pic, că ești ofițer în armata română, îți dau aia bani ca să apar la televizor să susții cauza clubului CSA. Nu? Unde sunt mai investitorii? Da. Bun, hai, ne oprim, vom fi și mâine. Vom fi mereu. Suntem de doi ani aici, pe baricade și adevărul va triumfa, Noi suntem convinși. Eu pe undeva, fără să vă supărați, chiar îmi doresc să nu lase steaua în Ghengea. Pentru că dacă se respectă legea și sunt convins că nimeni nu mai are curajul să o încalce în vremurile acestea, vor ajunge la pușcărie care nu o să lase steaua. Eu îmi doresc CSA-ul să fie pe loc de baraj e visul meu să prindă locul 4. Asta vreau eu. Locul 4 CSA. Bine, eu aș vrea și locul 2. Nu știu dacă mai e posibil pe puncte să ocupe locul 2, că nu e pe strada mea. Asta. Dar mă gândesc că ar fi minunat să fie pe locul 2, dar măcar pe 4. Și atunci iar vor ajunge la vorba prostului de safta pe care îl înjurăi pe canalul de YouTube unde eu sunt înjurat, dar ei au apărut acolo datorită mie, că eu i-am făcut vedete și vor ajunge la vorba mea. Ia uite, bă. bă, safta ăla, bă, prostul ăla de saft, bă, a avut dreptate, bă, noi am fost proști, bă. bă, ce proști am fost noi, că am crezut în oamenii care ziceau că promovăm, da, promovați băieți, succes, vă mulțumesc, să aveți o noapte plăcută, B, 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 noapte bună, împreună mai puternici, pe mâine, dacă vreți să mă vedeți la ora șapte pe, reality, pe Radio Gold FM. Voi vorbi cu Gheorghe Tadic și cu Marius, Mihai Rusu despre handbal. Seara mâine este partida Real Madrid cu uh, Manchester City. Pe durata, meciului la care ne vom uita, vă voi anunța ce se întâmplă acolo. Voi face emisiune despre handbal cu prietenul Bogdan Voina, care a vrut să fie președintele Federației. Îi va invita și pe câțiva din echipa lui și vă vorbi despre handbal mâine, dacă vreți să fiți alături de mine, ok. După care, joi, îl voi avea pe Ilie Poenaru, joi la ora 22 pe Realitatea Sportivă. Acest canal de YouTube e singurul din România care a devenit emisiune și mor de oftică proștii care mă înjură și care au devenit vedete pe imaginea mea, fără să fie în stare să facă ceva pentru ei, pentru viața lor, pentru familie lor. Nu cred că au familie, că nu sunt în stare. E greu să ții o familie. Vă mulțumesc și să mă anunțați și pe mine. Vreau să vă las numărul de telefon al meu. Să-mi spuneți, să-mi dați un bip când CSA-ul găsește investitor și dacă îl găsește, să-mi spuneți și mie cine e, da? Să-mi spuneți, să-mi dați și mie un mesaj. Notați numărul de telefon: 0732711, restul știți, acela e numărul meu de telefon. Dați-mi un bip când CSA-ul găsește investitor ca să poată regulamentar. Să joace în liga 1. Și rog pe cei care, care mă înjur în fiecare noapte când uh, fac prostii pe alte canale de YouTube, noaptea, pentru că nu au familie, nu sunt în stare, nu au cum să fac. când fac ei între ei acolo emisiuni. E loc să mai pună și înregistrările când am strigat gol la meciul cu CFR După 13-1 la șutru pe poartă pentru Steaua Și cele patru goluri de ieri, cele patru goluri de data trecută și cele patru goluri de acum, două etape Prefixul României, știți care, când sunt din sănătate, 40 Prefixul României în fotbal este 40 0 Format de Steaua, noapte bună